atent și am găsit aici o scrisoare. Am găsit o scrisoare nouă. Nu știu de când a apărut scrisoarea asta, dar haideți să vă arăt ce scrie aici, pentru că este o surpriză pentru Darusel și pentru Alice. Deschidem și noi foarte, foarte frumos și vedeți aici concurs de construit la minut. Bă, mie mi se pare o idee genială. Adică când am auzit la minut, am zis: "Mă, ce, cum adică la minut?" Deci fiți atenți. Salutare experților în construit. Suntem toți noi cei care au arenele pe apă unde vă duce la construcții, bla bla bla. Astăzi avem o nouă provocare pentru voi. Dorim să vă vedem capabilitățile voastre reale la construit în viteză. În fine, nu mai citim asta pentru că uite, vedeți aici pentru prima ediție dorim ca Darusel și Alice să se dueleze. Deci nu m-au chemat pe mine, i-au chemat pe Alice și pe Darusel, dar eu o să fiu acolo antrenorul, cum ar veni. O să văd ce construiesc fiecare și o să le dau și o notă, nota finală, adică își dau ei note între ei. O să dau și o notă și o să dau și voi acolo note în comentarii, să scrieți la fiecare construcție pe care eu o fac. Ce este o idee super, super interesantă. Dacă ne uităm aici foarte, foarte frumos din nou, dăm pagina. Deci ei o să fie cronometrați și durata o să fie la prima rundă de un minut. O să pun eu cronometru de un minut după 5 minute. În timpul la ei trebuie să construiască tot ce le trece lor prin cap. Adică, nu știu, haideți să zicem că îmi trece prin cap gunoi, că am văzut gunoi ăsta, trebuie să construiască gunoi și trebuie la prima rundă într-un minut și la a doua rundă în 5 minute. Și premiul ce mare, chestia cea mai tare, este că aceștia o să primească o surpriză, cum ar veni, 64 de serviete pline cu bani. Sună interesant și trebuie să mergem acum. Vreau să le spun că ei încă nu știu ce fac. Haideți să mergem acum. Merg acum direct în casă să văd ce fac ei pe aici. Mă... Mama, bă, Rafaele, bă, ce cauți mai aici, că m-ai și speriat, bă. Ce, mă, te-am speriat, bă, ce fai, mă, sparge astea pe aici, bă, te-ai apucat să spargi astea, te sperii și tu spargi aici, podea, ia pune-mă podea înapoi, că poate te dau afară din casă, păi se poate așa ceva să faci, așa, bravo, deci fii atentă, văd că ai materiale, fii atentă, am o surpriză pentru tine și pentru Darusel, dar între toate stai să chemi și pe Darusel, bă, Darusel, ce faci, bă, ce vrei, bă, Rafaele, lasă-mă că fac tema! Bă, ce temă, bă, Darusel, lasă-mă temele, Darusel, te-ai apucat de când ai, bă, tu teme, dar stai puțin, de când te-ai apucat, bă, Darusel, tu te duci la școală, tu te-ai mai dus la școală, Darusel? Da, uite, mi-am făcut și tema aia, uite, așa, păi ce, Darusel, păi normal, Darusel, dacă n-ai mai inventat atunci, ia să citești, ia, ce temă ți-ai făcut tu, Darusel, ia să văd, 1 plus 1 egal 2, 5 ori 5 egal 69, dacă Rafale G, cine, mă, Rafale G, are 10 mere și Darusel îi fură 5, câte mere are Rafael G, pe Rafale G și după Rafael G, deci Rafael G are 0, că Rafale G are 5, ai zis, în fine, păi, Darusel, fii atent, veniți repede, aici, că am o surpriză pentru voi, am o surpriză, o să vă placă super, super mult, bă, Darusel, vină, bă, încoace, bă, lasă-mă prostiile alea, vină aici, puneți-vă jos. Rafalele, Ricei. Mă, nu, ce vrei, Rafalele? Gata, nu mai faceți mișto, fiți atenți. Am o surpriză pentru voi. Astăzi am primit o nouă scrisoare și în scrisoare scrie: concurs de construit la minut. Ce părere aveți? Vrei la să... minut, adică la șef la cuțite, că mă duc, bă, Rafalele, te-am pupat. Și ce șef la cuțite, bă, unde te duci, bă, Darusel, bă, stai, mă, așteaptă. Hai că a plecat, Darusel, deja a plecat, Darusel, pă, bune, cred că s-a dus, bă, unde a plecat, mă, la Alice, hai că mergem acum repede după el, pentru că fii atent, Alice, trebuie să faceți concurs de construit. Ce părere ai tu de... Mă, ce... Darusel, Alice, am ajuns aici la concurs de construit și fiți atenți, cum o să fie? Deci, poate vă întrebați, mă, ce faci, mă, cu ăsta? Mă, ce faceți, mă, cu inelul? Bă, Darusel, mă... Da, Alice, da, Alice, eu te-am ajuns să ții, ok? Bă, gata, fiți atenți, gata, nu mai stai, lăsați toate prostiile. Acum vreau să vă întreb, ce părere aveți voi de titlul ăsta? La ce vă duce gândul construit la minut? Concurs de construit la minut, la ce vă duce gândul? Prima oară zi, tu, Alice, și după ăla, Darusel. Fii atent, bă, Rafaele, eu când îmi zici mie la minut, eu mă gândesc că avem un minut și trebuie să construim orice în minutul ăla. Bă, oarecum ai dreptate, Darusel, tu ce părere ai? Aceeași chestie. Ok, deci aceeași chestie, fiți atenți. O să avem două runde. Prima, bă, ești bine, bă? Bă, Darusel. Da. Ce? Ce e forma feței tale aici? Bă, Darusel. Darusel, tu ai băut ceva? Nu, de ce? Păi, cum adică să cazi așa dintr-o dată, Darusel? Ce, te-ai împiedicat? Ești... Darusel, împiedicat. Da, așa o să scrie toată lumea. Scrieți acum în comentarii, Darusel. Scrieți tot în comentarii, Darusel, împiedicat. Mamă, și atât, Darusel, ești împiedicat. Acum, ce vrei? Vreau să fac backflip, fiețele mai mari. Ce backflip? Doamne, ăsta e front flip și ai căzut și pe față. Deci fiți atenți, Alice, Darusel, gata cu toate prostiile. Hai să fim atenți aici, pentru că voi trebuie să construiți la prima rundă într-un minut și la a doua rundă în 5 minute. Poate vă întrebați ce, ei bine, ceea ce doriți voi, ce vă trece vouă prin cap, aia trebuie să faceți, iar câștigătorul o să primească o servietă. Gata, mă, haide să începem. Mai, bă, Alice, ce să-i mai așa aproape de, bă, Alice, dă-te mai așa, pentru că, mă, ce faci? Nu vă mai uitați la videoclipul ăsta, că deja e, nu mai zic nimic, eu nu m-aș mai uita. Bine, glumesc, uitați-vă în continuare. Cine a ajuns până aici, scrieți acolo în comentarii, dar eu să-l mănâncă popcorn. Ce, bă, e prost, dar bine, fiți atenți, gata, nu mai stăm de bă, ce, bă, doamne, iar caz, bă, Darusel, gata, fiți atenți, ce înseamnă, Darusel, lasă-l, bă, putem să începem și noi concursul de construit, că asta așteaptă toată lumea, deci fiți atenți, Darusel, mă, puteți să fiți și voi puțin atenți, gata, ați încetat orice activitate în afară de, să fiți atenți, ok, deci fiți atenți, acum, prima construcție o să faceți într-un minut, a doua construcție în 5 minute, faceți ceea ce vă doriți voi, mă, Darusel, adorim pe aici, bă, Darusel, gata, da, zi mai repede, hai.
dacă zic așa nu se mai înțelege nimic, Darusele, bă, hai că am plecat. Bă, fii atent, Darusele, trebuie să te luți pentru un premiu de 64 de serviete pline cu bani, Darusele. Ce părere ai? Ok, hai, star cronometru, dă-i! Bă, lăsați puțin, stai, că n-am dat star la cronometru. Veniți în... Alice, vină înapoi, Alice, ce fai, mă, trișezi cumva, veniți aici. Alice, oprește ăsta, n-ai cum să trișezi aici, fiți atenți, veniți aici la ușă, stați amândoi la ușă, o să stau la jumate și voi trebuie să-mi închideți ușa, Ana, fiți atenți, stai în partea ta, tu stai în partea ta și în trei, fiți atenți, bă, nu închideți mă de acum, că o să dau drumul la cronometru în 3, 2, 1 și cronometru a început, un minut aveți la dispoziție fiecare, o să intru acum la Darusele, bă, Darusele, te-ai gândit așa ce vrei să construiești? Așa. Bine, gata, că așa din ce face Darusele aici, ok, mamă, câte chestii face aici, 8, 9, 10, bă, Darusele, ai un minut, mă, ce, mamă, nu știu ce face acolo, bă, gata, nu mai vorbi, Darusele, că vreau să vorbesc eu cu oamenii, Darusele, gata, deci fiți atenți, ia să vedem ce face Alice, mă, Alice, ce faci tu aici, că mai aveți 38 de secunde, ce faci Alice, ai tu timp să faci, ce vrei tu să faci aici? 38 numai? 33, 32, 33, și l-a zis că trece timpul repede, e primul minut, hai repede. 30 secunde, așa de rapid! Păi, Darusele, normal că așa de rapid, mă, ce faci mă aici, Darusele, faci trambulină, ce faci tu aici, mamă, Darusele, ia, iar folosește Darusele, hecuri de alea, mă, în fine, nu lăsăm pe Darusele să folosească alea, haideți să vedem acum că mai aveți 15 secunde, Darusele, nu știu cât stai tu acolo, că mai mult stai, dar, haideți să vedem ce o să facă Darusele aici, ce o să facă Alice, scrieți acolo în comentarii, voi după ce vedeți construcțiile astea, cine a făcut cel mai frumos și 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și stop, gata, nu mai construiți, o să pierdă totul, nu o să mai câștige nimic, mă, Darusele, gata, oprește-te, pe bune, pentru, gata, așa, gata, fiți atenți, bă, Alice, de ce ai venit, mă, haideți că, hai, să Alice, pentru asta eu mi-am 5 secunde, ok? Bine, gata, mai 5 secunde, pentru că Alice a trișat, gata, Darusele, mai fă 5 secunde, Alice, nu te mai uita, fiți atenți, știți care e treaba la chestia aceasta, până termină, Darusele, ăsta, nu vreau, fix când se termină, așa, fiți atenți, când se termină cronometrul, pentru că vreau să fie mai amuzant, vreau să fie gata, să nu mai construiți absolut deloc, acum hai să zicem pe Darusele că iertăm, pentru că Alice a venit repede peste el și să nu o sancționăm mai rău pe Alice, dar, Alice, tot ai venit tu aici, ok? Ce părere ai tu de ce a făcut Darusele, vedem că a făcut o față zâmbitoare, vreau să spui tu părerea și după o să spun și eu. Rafale, ăsta e logo de la Discord! Ce logo de la Discord, mă, ăsta e o față zâmbitoare? E o față zâmbitoare, Darusele, exact, e simplu. Cum adică? Bă, păi așa mi se pare mie, că e o față zâmbitoare simplă, cum adică? Așa, fiți atenți, nu vreau să mai au nimic, deci Alice, tu ce notă-i dai, că după o să zic și o părerea mea și după o să vedem să trecem și la tine. Ce notă-i dai tu la construcția lui Darusele? Îi dau 6.5 din 1000. 6.5 din 1000? Mă, păi, Darusele, vezi că Alice, ce a făcut, mai pum, ce a făcut, mai mișto. Mă, stai, fiți atenți, Alice, vreau să spui înainte dacă tu ai terminat, că n-am văzut sincer dacă ai terminat. Vreau să spui dacă ai terminat, că nu știu dacă ai terminat sincer. Am terminat, deci fiți atenți, acum trecem. Stai că trebuie să dau și o notă, la Darusele. Vino înapoi, vino aici. Deci Darusele, hai că eu îți dau nota 7, că totuși ai făcut o construcție, ai terminat-o într-un timp bine. Ai mai tras puțin de timp, dar nu e nimic, pentru că Alice a venit la tine. Dar haideți să trecem acum. Scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați la construcția la Darusele. Doamne, ferește mă, Rafale, ce e asta? Bă, stați-mă puțin că eu vorbeam acolo, bă, dar ce e asta, Alice, pe bune, că nici eu nu știu, ce e asta, ea e făcut ca de un pătrat, ce e asta? E un radio, cum adică? Doamne, ce radio, parcă e monstru! Bă, ce radio ăsta? Bă, stai puțin, seamănă cumva cu radioul ăla din casă, tu ai făcut un radio din casă, mă, ce faci, mă, Darusele, iar pică asta pe jos, mă, să-și închină, Darusele, acum să pune în genunchi, ce faci, mă, Darusele, te pui în genunchi la construcția ei, că... Bă, da, uita, noi voi nu vedeți. Nu, că astea sunt alte culori, dar pare, dar nu, Alice, era mai dreptunghiular, adică tu l-ai făcut mai mic, nu știu, dar bine, se iartă, pentru că a fost de un minut, a fost o construcție de un minut, n-ați avut timp și acum vreau, Darusele, să-ți explic părerea, ce note dai la ce a făcut Alice și după să spun și eu și oamenii în comentarii. Pe fiartă meu, eu îi dau 4, nu 4 din mine. Bine, gata, am înțeles, tu îi dai nota 4, eu să-i dau nota, o să-i dau tot 7, la amândoi 7, deci și oamenii în comentarii, care a făcut mai frumos și da, bine. Fiți atenți, stai puțin, Darusele, că tu ai un avantaj pentru că Alice te-a dat 6 și ceva, nu mai știu exact, ți-am dat 7, tu ai dat 4 și acum oamenii trebuie să decidă pentru Alice dacă o să-i dea notă mai mare sau nu, dacă o să câștige ea sau tu. Ok, pa, pa!
Dar este la Lisa, acum o să înceapă doar rundă, runda de 5 minute. Unde o să aveți timp mai mult și o să puteți... Mă, ce fac, mă, dar Darusele, iar îmi faci poze, dau unde telefon. Uite, că am eu telefonul și îți fac și eu poze acum, Darusele. Fii atent. O să dau drumul la cronometru și vreau să-mi spun, Darusele, fii atent, Darusele. Vreau să-mi spui tu așa, închid ușa, închid ușa aici. Ce construiești tu? Ce ai tu de construit, Darusele? Ce construcție faci tu? Pe fiate de bărafale, eu să zic că o să fie ceva sas. Ce, mă? O să fie ceva sas. Lasă că o să vezi, nu, papa. Nu, n-am înțeles ceva, mă, Doamne, iar de Darusele cu talea. Alex, mamă, deși a plecat Alex, deși o să dau drumul la cronometru în 3, 2, 1, deja au început băieții cu... Deci băieții, practic, da, băiatul, dar nu fie și fetele, că eu nu o să... Eu, din păcate, nu concurez astăzi, dar dacă vrem să concurez și eu, scrieți acolo în comentarii și dați cât mai multe like să facem peste 200 la acel videoclip. Și cronometru a început, mai aveți 4 minute și 45 de secunde, eu o să stau aici să mă uit la fiecare dintre voi, să vedem, Malis, tu ce faci aici? Eu fac o surpriză, nu e chiar așa. Nu-i treaba ta! Așa, și ce surpriză asta? Mă, dar se, cum ne-auzi, mă, tu, dar se, de acolo, ia stai puțin, cum ne-auzi tu de acolo, dar se, mamă, ce faci mai aici? Mamă, bă, ăsta pare că faci un controller aici, ce faci, dar se, tu aici? Las cum să vezi tu, e perfect, e perfect! Scrieți voi acolo în comentarii, eu chiar nu știu ce o să facă, dar Darusele acolo a zis ceva, nu știu ce a zis, sincer, scrieți voi, poate știți voi mai bine, dar haideți să vedem și la Aliz, nici la Aliz, nu știu ce să construiască, dar abia aștept să văd rezultatul final la amândoi, pentru că eu nu mai am răbdare, sincer, chiar sunt curios să le dau și eu note, să le dau și voi să-și dea și ei între ei, și să vedem cine o să plece acasă cu marele premiu de 64 de serviete pline cu bani. Deci, tate, mai aveți 3 minute și 55 de secunde, Aliz, vreau să-mi spui ce faci tu aici, dacă te descurci, dar vreau să vă spun înainte de toate, Darusele, Aliz, vreau să vă spun că, mamă, ce face, bă, Alice, dar se le face Among Us cumva? Nu, de ce? Păi nu știu, că pare așa, în fine, nu te mai zic, deci fiți atenți, mă pun aici la jumate ca să vorbesc pentru amândoi. Trebuie să faceți în felul următor. La final, la când ajungem la ultima secundă, practic la 0-0, când e stop cronometru, vreau să nu mai construiesc nimic. Cine o să mai construiască un singur bloc, o să fie descalificat și nu glumesc. O să vă artă și oamenii în comentarii la note acolo și, da, v-am zis ca să știți. Ok, papa. Deci, dar, na, nici nu cred că te interesează, dar fii atent, Darusele, dacă mai pui un singur bloc sau dacă mai spargi, când se termină cronometru, mai aveți 3 minute și 12 secunde, ți-am zis, Darusele, nu mai poți să mai faci absolut nimic. Ali, mă, ce faci? Mă, da, ia ta și din gură, că mă nervezi. Mă, gata, mă, Darusele, tași de acolo și construiești tu acolo, Darusele, că după nu o să mai ai timp și, da, Darusele, chiar faceam un gaz, da, nu, în fine. Alex, vreau să-mi spui ce faci tu aici, iar faci pătrate, da, asta, ce faci tu aici, Alex? Bă, cum adică, bă, Rafaele, tu mi-ai zis că am făcut un pătrat, se vede foarte clar că este un card. A, ce card, mă, ce card, faci card, bine că mi-ai zis, mamă, ce card e, mă, ăsta, mamă. Deci, fii atent, mamă, Alice, mai 2 minute și 30 de secunde, nu știu ce faci tu aici, ce lucruri mai faci, ai făcut cardul și aici ce faci, ce e ăsta? Aici, păi, asta e o chiflă de burger, faci burger, păi, fac acolo, nu mai stau, dar, Alice, construiește, că mai 2 minute și 12 secunde aproape, 15, 17, 16, 15, 14, am zis 15, mai devreme, în fine, nu mai contează asta, dar, haideți că revenim când se termină asta, pentru că nu vreau să mai stăm așa mult să lungim, dar haideți vedem și ce mai face Darusele, mamă, deci Darusele chiar face Among Us. Dar uitați-vă cum arată așa cu gri, cu roșu. Chiar este interesant. Îi mai lăsăm aici, mai au 2 minute fix și eu zic că e ok, nu mai stau așa că durează prea mult. După o să revenim fix cum se termină cronometrul și haideți să vedem. Scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să termine și o să facă mult mai frumos. Darusele sau Alice? Darusele, mai sunt 30 de secunde. Nu știu ce faci tu acolo, că văd că încă n-ai terminat, Darusele. Alice, din câte am văzut, a terminat. Cred că a terminat. Alice, ai terminat? Terminat. Da, cum să nu termin? Mamă, cum arată Alice ăsta, mamă? Fii atentă, o să-ți dau eu nota, după, dar arată genial, sincer, chiar îmi place, dar Darusele, fii atent că mai ai 15 secunde, Darusele, 14, 13, 12, 11, hai repede, că nu mai ai timp, Darusele, Darusele, 5, 4, 3, 2, 1, și nu mai pune nimic, gata, Darusele. Stai, încă 3 secunde. Bine, mă, gata, hai, Darusele, te las așa, ți-am mai dat eu de la mine, Darusele, e ca să-l termin, că mai aveai foarte puțin. Mă, Darusele, vezi că chiar îmi place cum arată. Ai făcut așa și niște pantaloni, o chestie, mă. Unde ai plecat? Darusele, unde ești? Darusele. Aici, aici, fii atent. Darusele, stai puțin. Tu mă faci cumva chiar și eu ți-am mai dat timp în plus. Vrei să fii descalificat, pe bune? Așa ziceam și eu. Ești mai frumos și fii atent, bă, Rafale. Nu, n-am nevoie să aud asta, Darusele, de la tine. Să-mi zici că sunt deștept, că sunt șeful tău, dar nu frumos. Darusele, ce vrei să faci aici? Vrei? Nu, pleacă, Darusele. Nu te mai bag în seamă. Alex, nu te uita, Alex, uite, întoarce-te cu spatele. Hai să mergem, Darusele. Stai. Nu, că deja sunt cu nebunii. Fii atent, Darusele. Ia uite ce a făcut Alex aici. Ia uite. Ce e asta?
Doamne, ce urâte asta. Ce Alice, uite ce a făcut Alice. Alice, se puțin, dar să le vină cu aici. Alice, ai fost cumva la dar să ce ai făcut Alice? Alice, vrei să fii descalificată pentru asta? Ai un punct minus. Ai un punct minus. Rafael, în scuza mea, eu am fost pentru că am crezut că mergem la el. Nu, cum ai crezut când am zis clar că mergem la tine? Nu mă interesează, Alice, ai un punct. Ai un punct, ai un punct. Gata, nu. Haideți că nu se mai întâmplă nimic. Fiți atenți. Hai să trecem aici pentru că deja trebuie să dăm notele aici. Darusel, ce părere ai tu de ce a făcut Alice și vreau să-i spui lui Darusel ce ai făcut tu aici, Alice? Fii atent, Darusel, ăsta e un card. E un card. Doamne, ce urâtă-i cardul ăsta. Doamne, Alice, ești o fraieră. Bă, Darusel, gata, fii atent că nu e tot, ăsta. Uită-te în spate, ce ai aici, Darusel, o să-ți placă la nebunie și o să dai nota 10. Ce e asta, Alice? Ăsta e burger, ăsta e un burger mort. Cum a putut să-i face cea la burgerul meu? Pentru asta s-a dat 3. Ești obiesc, bă. Darusel, nu-ți place, mă, burgerul ăsta, bă, Darusel, îți bagi eu cum, adică uite cât de frumos arată, Darusel. Așa. Bă, ce ai Nu, Darusel, nu mai plânge, gata, te văd că plângi, Darusel, bă, Darusel, calmează-te că nu-mi place cum te aud așa vorbind, Darusel, calmează-te, nu-i mai face nimic pentru că lumea trebuie să dea notă, Darusel, la cum arată și în primul rând vreau să dai tu o notă sinceră la ambele construcții pe care le-a făcut ea. Ok, la asta e nota. Așa, asta, ce notă îi dai, Darusel, mai încet, gata, nu mai plânge, Darusel, nu mai plânge. La asta-i dau nota 2 și la asta-i dau nota, bă, Darusel, nu-ți bate joc pentru că notele astea trebuie să conteze, te contează, Darusel, notele astea, nu-ți bate joc, că dacă nu, o să fie nota 5, ok, nota 5, eu îi dau nota 8 și acum, haide să trecem la tine, Darusel, să vadă și Alice ce ai făcut tu, că ai făcut ceva, bă, eu chestie ok, n-am de ce să mănânc ce nu trebuie, eu chestie ok, Alice, ia uite. Ce ai făcut tu este cam sas. Am ajuns la nebunie aici, mă, Alice, mă, gata, Darusel, nu mai da pe alea, Darusel, fiți atent, Darusel, ai nevoie la baie, du-te la baie, fii atentă. Alice, ce note-i dai la, ce construcție a făcut Darusel aici, ce note-i dai la Among Us-ul ăsta de la făcut, caracterul ăsta? Păi, stai așa, tu mi-ai dat 5, nu, îi dau 4. Aolo, Darusel, vezi, Darusel, vezi, Darusel, de ce ți-am zis că tu trebuie să dai o notă reală, o notă corectă, mă, ce faci, mă, Darusel, iar, mă, bă, Darusel, fii cu minte, nu mai scoate sunete, ce faci tu aici? Pregătesc ca fiată, așa. Mă, ce mai faci? Mă, nu mai facem nimic, dar să nu mai construim, mai faci. Bă, nu, gata. Dar Alice, ce notă dai? Zici că dai notă, Alice, dă-i o notă reală și dar să vreau să dai și tu o notă reală la ce a construit ea. Hai, zi notă reală. Păi, dar zici și tu că mai întâi am fost la mine. Ok, eu îți dau nota 7 la burger și nota 4 la Am construcția aia să clasează, trebuie să fie ambele, dar trebuie să faci o medie între notele, adică o notă, doar o notă, nu două note, că alea sunt construcții făcute în 5 minute. Cum ar veni? Nota 6 la ambele, nota 6. Auzi, nota 6. Și tu, Alice, ce notă îi dai lui Darusel la ăsta, la Among Us-ului? Hai că îți dau 5.50. 5.50? Mamă, fii atent, Darusel. Eu o să-ți dau, bă, eu vă dau la amândoi nota 8 și nota 7 la prima aia. Eu o să fiu imparțial și vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii, să decidă cine a făcut mai frumos, cine a câștigat după voi, după părerea voastră. Vreau să scrieți neapărat pentru că câștigătorul o să facă data viitoare cu mine și aveți grijă. Cine o să câștige, o să piardă. Ce mai vrei, Darusel? Iar dispari sau ce? Alice, mamă, stăm aici toată dimineața, eu nu știu ce să fac, n-am nicio idee ce să fac, eu stau aici toată dimineața, toată ziua, cred că o să stau, n-am niciun chef de nimic, sincer, nu știu, tu ai vreo idee ce să facem noi astăzi, că eu nu știu nimic, n-am nicio idee, sincer. Ei, bă, Rafaele, dacă tot mă întreb, eu știu așa că tu te cunoști de mult timp cu Darusel, nu? Da, mă cunosc de mult timp cu Darusel, de ce, cum adică, păi da, nu ai zis că ești fana nebună, adică tu ne știi de când filmam noi prima oară, cum adică? Bă, Rafaele, dai, las-mă în pace cu asta. Atunci eu mă gândeam să faceți un test a prieteniei, să vedem cât de bine vă cunoașteți. Ce să facem? Cum adică să facem testul prieteniei? Cum adică să fac testul prieteniei? Păi și cu ce? Ne cunoaștem? Cum adică ce test? Adică ce înseamnă asta? Păi o să vedeți așa care se cunoaște mai bine pe celălalt, știi? A, și după să ne certăm. Tu vrei să ne faci să ne certăm, să ne batem, să ne despărțim aici, să nu mai fim, să nu mai stăm în aceeași casă, nu? Nu, bă, Rafaele, nu, ascultă-mă, că o să fie amuzant. Bine, o să fie amuzant. Și acum ce faci? Trebuie să mergem la Darusel. Nu, hai să mergem, hai să mergem, mamă, să vedem ce o să fie amuzant, ce o să zică, ce o să zică și Darusel. Sincer, chiar sunt curios. Mă, unde e ăsta? Că nu e aici. Darusel, unde e? Ia. Bă, ce faci? Bă, Darusel, ce ai adus aici? Bă, ursuleții! Bă, ursu, bă! Bă, tu ce gata să bă, ia mortu așa? Bă, ursuleții, bă! Nu, că ia sunt pune bune în casă, nu știu ce se întâmplă, sincer, bă, Darusel, bă, nu mai, bă, Darusel, dă-mă ăsta afară, mă, bă, cine ai adus mă aici, Darusel, scoate-mă animațiile astea de la escul, bă, Darusel, bă, deja mănâncă burger, am înțeles, ok. Bă, prietene, mă, bă,
O să-i prietenul meu până am ajuns în casă. Ia lasă-mă prietenul tău, gata, Gigel. Pă, Gigel, îi cheamă pe toată lumea. Bă, dar scoate-l de aici. Hai, Gigel, ieși afară. Te poftesc să ieși pe ușa așa. Ieși pe ușa așa. Foarte frumos, pentru că, dar să le avem un lucru de făcut. Pă, scoate-l, mă, dar să le pe ăsta. Hai, că deja ăsta se pune să uite, știi, în oglindă. Cred că mai facem nimic astăzi. Gata, Malis, uite, l-am adus pe Darusel aici. Spune și lui Darusel ce vrei tu să facem noi astăzi, ce vrei să fac eu cu Darusel, cum vrei tu să ne faci, să ne certăm, pe bune, adică Darusel, fii atent, ascultă aici ce vrea. Ce, ascultă puțin, doar ascultă ce idee are Alice. Fii atent, Darusel, deci Rafael a venit la mine și a spus să faceți testul prietenii, voi doi. Tu mi-ai spus, cum adică am spus eu, băi, Alice, vezi cum vorbești, că te scoatem acum din casă. Cum adică, că tu ai venit și mi-ai spus că bine, gata, nu contează, ai cum zici tu, ok, ai că am zis, ok, acum spune lui Darusel ce o să facem noi astăzi și trebuie să dăm drumul la chestia asta, mă, Darusel, lasă telefonul ăla că l-ai furat, am înțeles, Darusel, mă, ai furat și ce, Darusel? Ia meu. Da, Alice, ia-l tu. Bă, Darusel, fii atent, deci, astăzi voi să stați și eu o să răspundeți la întrebările care o să vi le pun eu. Așa, ok, gata, bă, ce, mă, da, Alice, tu nu vezi că lui Darusel nici nu-i pasă, tu nu vezi că, bă, doamne, așa, mă, fii atent, Darusel, uite-te, că am o carte în mână, ți-am dat și ție, ai și tu carte, ne-a dat Alice la amândoi o carte, vezi, Darusel, cartea aia, unde scrie Darusel pe ea, și fii atent, Darusel, tu, gata, Darusel, dă-ți aia jos de pe cap pentru, Femeie nebună, gata, stați-vă cu minți, hai să facem asta, că dacă nu întrece toată ziua și nu mai facem absolut nimic, sincer, haideți, fii atent, Darusel, deci avem astea și Alice o să ne pună niște întrebări sau ce ne pui tu, Alice? Da, o să vă pun întrebări și voi răspunde. Bine, hai să începem cu întrebările, spune-ne prima întrebare, chiar sunt curios câte întrebări ai, ce întrebări ai și chiar sunt curios ce pite ai tu așa, ce vrei să ne faci, sincer. Prima întrebare este, care este numele complet al celui Light? Mamă, ce se aude, mă, Alice, acolo, mă, tu ai cască în ureche, ce ai tu acolo, Alice, asculti muzică, ia scoate, mă, căștile alea din noi, nu mai asculta muzică, Alice, ce faci aici? Rafael, eu am vorbit cu oameni, ei acum îmi spun prin cască ce trebuie să zic. Așa, gata, bă, Rafael, că am dat volumul la cască mai încet. Deci, prima întrebare este, care este numele complet al celui Light? Mamă, numele complet, mamă, Darusel și mai cum, bă, oare cum îl cheamă pe Darusel, sincer, hai să scriem aici, dar, de fapt, nu zic, pentru că o să fie secret, Darusel, scriu aici secret și gata, nu zic, hai, fii atent, Darusel, și acum ce facem noi? Am pus întrebarea și ce facem acum? Zicem noi răspunsul sau îți dăm ție cărțile? Păi ați scris amândoi, Darusel? Da, eu am scris, am scris. Așa, bine, gata, acum o să începeți așa pe rând, de la Darusel la Rafael, spuneți răspunsurile. A, trebuie să spunem răspunsurile, pe nu să-mi ție cărțile, ok, hai că le spunem, bă, Darusel, piatră, frate, cărtie, Darusel, ok? Hai, Darusel, 3, 2, 1, 5. Fasecă. Bă, de ce ești, mă, ca mine, bă, Darusel, bă, stai că-mi sparge, mă, Darusel, trebuie să cumpărăm alt geam, hai să dăm acum, ce zici, farfecă, am zis și eu, farfecă, hai încă o dată, Darusel, bă, dă-te, mă, de acolo, Darusel, că eu stau acolo, n-ai voie, lasă, ai avut tu geam, ok, gata, m-am pus la jumate, hai, bă, Darusel, încă o dată, 3, 2, 1 și eu zic, farfecă. Pietra, atea, mă, tu! Bine, mă, Darusel, hai, lasă, zi tu primul, zi tu, Darusel, ce ai scris tu acolo, chiar sunt curios ce ai scris, sincer, ia zi tu răspunsul tău. Păi, dar tu nici ai scris, bă, dar să-i bă, tu-ți bașoc, mă, ai scris, mă, sau nu ai scris? Am scris, dar nu înțelege. Rafaele, Da, s-a scris, dar nu înțelege. Dar să ar trebui, chiar trebuie să mai trebuie până la școală, aș putea spune, sincer. Rafael, el a scris, dar nu înțelege. Da, a scris, dar nu înțelege, am înțeles, asta am zis și eu, gata. Stai, Rafael, el a scris, dar nu știe să citească. Păi, asta am zis și eu, nu, că nu, chiar sunt cu nebune, sincer, mă, hai, fii atent. Știu, Rafael gay. Bă, dar să mai bat mult joc, bă, dar să zici ce scrie. Nu, ia dă-mă să văd. Dă-i lui Alice, hai, dă-i lui Alice cartea ta. Dă-i lui Alice, să vedem ce citește tu, Alice, ce a scris acolo. Citește ce a scris. Sau dă-mi mie, Alice, dă-mi mie, că chiar sunt curios. Ce a scris, Alice? Ce? Dă-mi mie. Ia să vedem ce a scris. Ia. Mamă, du-te, mă, de aici, mă, Darusel, îți dai joc, mă, du-te, mă, de aici, bă, ești nesimțit, mă, Darusel, pe bune, gata, eu am scris, bă, da, și nu vede tu! Dar ce, nu, ia, cum, eu am scris, Darusel, 2012, eu tot-ți bajo, hai, mă, hai, următoarea întrebare, eu am scris, Darusel, 2012, deci, hai, Darusel, stai puțin, Darusel, tu ai pierdut, ai pierdut, așa, da, deci, Rafael a câștigat, iar tu ai pierdut, pentru că ți-ai bătut joc și n-ai scris corect. Nu, gata, Darusel, fii atent, tu trebuie să scrii corect, ok, nu trebuie să-ți mai bagi joc, Darusel, pentru că tu pierzi puncte. Nu, bine, gata. Vino înapoi, dar să-i scuze.
urcă! Urcă, așa, gata, dar să ridici, fii atent, gata, dar să ridici cu minte și scrie răspunsurile corecte de acum, da? Deci am un punct, Alice, trebuie să ținem minte scorul. Acum vreau să le spui a doua întrebare. Chiar sunt curios ce întrebare mai e pentru noi, dar o să le de data asta. Fă și tu corect, dar o să le că tu, bă, tu pierzi, nu e vina mea, e vina ta, tu pierzi, pe mine nu mă interesează, eu să câștig. Hai, zi, zi, Alice, zi, Alice. Bărbăria, deci, a doua întrebare este, care este ziua de naștere? Ce? Care este ce? Mă, te-ai întrerupt, Alice, mă, iar îți bagi muzică sau ce faci tu acolo? Nu mai știu să mai vorbim de muzică. Ziua de naștere. A cui, alu, Darusel? A, da. A, bă, dă-mă. Ce-l, Darusel, Rafael? Bă, Darusel, tu trebuie să scrii, dar, mamă, eu nu mai știu când a zis Darusel că e ziua lui. Bă, Darusel, când ai zis, bă, că e ziua ta, că eu nu mai știu. Ia stai, bă, din câte știu, mi-aduc eu aminte, parcă așa a zis, nu mai știu sigur, dar parcă așa. Darusel, eu am scris, nu mai știu sigur. Unde am făcut? Ce? Bă, Darusel, n-ai voie să te uiți la când am făcut videoclipul la Darusel, n-ai voie să te uiți când am făcut videoclipul la ziua mea. Bine, nu te uita, așa, 3, 2, 1, eu am scris, Darusel, ești gata, ai scris? Ia, ce-ai scris tu, Darusel? Așa. Hai, bă, Darusel, că Alice, cât timp îi mai dai pe bune acum, serios, adică testul prieteniei trebuie să fie cât mai rapid, ar trebui să știe. Hai, bă, Darusel, ești gata, eu sunt gata, bă, Darusel, hai, mă, gata, hai mai repede, gata, ai scris, gata? A scris. Bine, fii atent, Darusel, zi tu prima oară ce ai scris, dăm cartea să văd, că vreau eu să văd ce ai scris tu acolo. Alice, bă, ce fac? Eu. Bine, hai, citește tu, zi tu ce a scris acolo. Deci, 8 septembrie 1999. Bă, ce 8 septembrie, 9. Ai uitat că ai fost și la ziua mea, Darusel. Mi-ai făcut și cadou. Ai uitat, tu nu mai știi când mi-ai făcut cadouri. Păi, bă, Rafale, e că încă era 8, nu pe 9. Bă, Rafale, cred că avem ca așa. Scrie 9, am citit eu nasolul. Scrie 9 septembrie 1999. Bă, Darusel, bă, tu ai nebunit, bă, du-te de aici, că n-am zis, în primul rând, fii atent, Alice, eu am scris așa, am scris pentru Darusel 13 decembrie. Unde, bă, 13 decembrie, din 14 decembrie? Așa, așa, acum aici, deci nu mai da mine, Darusel, că mă mor, gata, bă, bune, nu mai da, bă, Darusel, știi ce, tu mi-ai scris, bine, nu, Darusel, ia stai puțin, tu ai văzut ce a încercat Alice să ne facă, să zică că tu ai scris greșit, ca de fapt, ia să ne facă să certăm. Acum, ceva. Nu, gata, Darusel, că după, știi ce se întâmplă, nu mai faci nimic, până la urmă. Bă, Rafael, îmi pare rău, dar tu ai pierdut punctul pentru că Darusel o știu, dar... Stai puțin, că a scris anul 1999, știu ziua și luna, da. Hai, trecem peste cu anul, că anul da, bine, hai, lasă, lăsăm, că nici eu n-am scris oricum anul, hai că se iartă, bravo, Darusel. Bă, dă-mi cartea! Ia cartea, gata, dar nu mai tipă la mine, bă, Darusel, că ți-o dau și eu frumos, Darusel, nu trebuie să ții la mine. Bă, Rafael, Darusel, acum avem următoarea... Următoarea ce? Că nu te aud. Următoarea ce? Ne las pe noi să zicem. Următoarea întrebare. Ok, următoarea întrebare. Care este următoarea întrebare? Te rog, spune-ne. Acum chiar suntem foarte curioși și la Darusel nu mai poate de fericire, sincer. Următoarea întrebare este: care este cea mai mare frică a celuilalt? Mamă, cum, bă, nici nu știu să vorbești cu Alica. Care este cea mai mare frică a celuilalt? Bă, mamă, Darusel deja s-a pus să scrie acolo în carte, Darusel nici nu mai vrea să mai vorbești, Darusel deja s-a pus try harder. Bă, ce faci, mă, Darusel, ești try harder? Ok, am înțeles, deci fii atent. Cea mai mare frică a celuilalt? Bă, nu știu care este cea mai mare frică a lui Darusel. Dar nu știu ce să scriu. Fiți atent ce scriu aici. Scriu aici ceva foarte, foarte șmecher să rămână, de fapt, nu vă zic. Așa. Înțelegeți voi, nu o să vedeți voi, adică voi o să vedeți după și da, chiar sunt. Bă, chiar asta cred că, sincer, scrieți și voi acolo în comentarii la fiecare întrebare la care credeți voi că e de fapt altceva în afară de ce am scris noi, sincer. Chiar sunt curios cum răspundeți voi, dacă ne cunoașteți pe noi, dacă nu ne cunoașteți. Ăsta este un test și pentru voi, dar și pentru noi. Bă, dar să le gata, mai scris că ești prea tryhard, nu mai vrei să mai vorbești. Hai, dă-i aia lui Alice, pentru că i-am scris aici și eu este o chestie foarte, foarte șmecher. Ia, ce scrie și a scris, care e cea mai mare frică a mea, Alice? Ia, spunem, chiar sunt curios ce zice Darusel. Este când lumea nu dă like și subscribe. Mamă, bă, Darusel, de unde știi, mă, că asta? Bă, chiar asta e, deci dacă nu dați like și subscribe, chiar ne supără. Da, like! Bă, dacă nu dai, dacă nu dai like, vin peste tine, mănânc! Ai înțeles? Bă, gata, bă, Darusel, bă, ce faci, mă, oprești lumina pe aici, lasă așa, Darusel, fii atent, gata, deci fii atent. Și știi ce am scris eu, Darusel? Bă, Darusel, bă, chiar ai dreptate, sincer, pot să-ți dau punct acolo, chiar îți dau punct. Eu am scris, Darusel, fii atent ce am scris, Darusel, ia citește tu aici, citește ce am scris acolo. Da, fără burgeria! Burger, bă, ce burgeria, mă, să rămâi fără burger. Alice, tu ce părere ai? Eu am scris că să rămână fără burger, Darusel, tu cum e? Stai, bă, ia. Bă,
Deci este adevărat, chiar acum Darusele este foarte fricos că nu. Deci pot să zic, bă, Darusele, fii atent, Darusele, am făcut amândoi câte un punct. Bă, dar nici nu mai știu câte puncte am. De fapt, scrieți-vă acolo în comentarii câte puncte am acumulat fiecare, nici nu mai știu să mai vorbesc. Hai să trecem la următoarea, că deja. Hai să trecem la următoarea, Darusele. Trecem la următoarea, o să scrie oamenii în comentarii câte puncte avem de fiecare. Ali, spune-ne. Bă, dăm cartea, așa. Următoarea întrebare este una mai importantă. Așa, care este? Fiți atenți, liniște. Dacă ar fi să salvați dintr-un incendiu pe mine, Alice, sau pe celălalt, în cazul tău, Rafael, pe Darusel, iar în cazul tău, Darusel, pe Rafael, pe cine ai salva? Mă, Darusel, ce vorbiște mă asta aici? Ai înțeles ceva? Fii atent ce a zis, dacă erai tu ăla și erai într-un accident. Nu, stai că am înțeles. Incendiu. Deci a scris, dacă i-ar fi într-un incendiu, sau tu, pe cine ai salva, ori pe tine, ori... Ce? Dacă tu ești burgerul ăsta și uite, ăsta sunt eu cu Alice. Și așa. Pe cine ai salva? Pe tine? Pe Alice sau pe Darusel? Bă, nu pe mine. Bă, eu trebuie să salvez pe unul dintre voi, nu să mă salvez pe mine. Deci ăsta din dreapta și... Bă, Darusele, hai să facem așa direct. Nu mai scriem acolo, Darusele. Eu o să zic, Darusele, că eu la asta, eu o să zic că te-aș salva pe tine, Darusele, pentru că tu ești prietenul meu. Alice... Și eu pe tine. O lăsăm pe Alice afară. Alice, stai puțin, stai puțin. Da. Vrei și tu? Bun, Rafael, Darusel, acum e timpul să alegeți un lucru pentru fiecare. Cum adică? Ce să alegem? Ce lucru? Ce să alegem? Păi, o să vedeți. Uite, de exemplu, prima întrebare. Ciocolată sau înghețată? Mamă, și asta trebuie să... Stai puțin, deja a zis Darusel. Deci, nu, oricum scriam înghețată, dar stai puțin, trebuie să zicem ce ne place nouă sau ce credem că îi place celuilalt. Ce credeți că îi place celuilalt? Ok, de Darusel a zis înghețată, eu asta voiam să zic oricum, dar Darusel a zis de mine. Ce crezi? Hai să zicem, Darusel, hai să zicem. La asta trebuie să zicem, nu mai scrie. Păi da, ți-am zis, deci zici că mie îmi place înghețata mai mult, Darusel, ok? Da. Păi, Darusel, ai greșit. Îmi place ciocolata mai mult. Da. Stai puțin, Darusel, bă, asta e părerea mea. Nu trebuie să te superi, Bă, oricum cred că avem egalitate de puncte. Deci stai liniștit, Darusel, gata, stai. Înghețata mai bună, nu? Da, pentru tine, da, Darusel, e mai bună înghețata. Bă, nu, gata, că și pentru mine, gata, și înghețata și pentru mine. Ok, hai să trecem la următoarea. Ce întrebare mai ai, Alice, că deja tu nu vezi cum face, Darusel, deja e să supără. Bă, Darusel, nu trebuie să ne certăm noi aici. Da de mine. Ce, am zis înghețată, îți place înghețată mai mult? Da. Păi da, după ce ești așa fericit, hai, Alice, următoarea. Liniște toată lumea când vorbesc. Mi s-a făcut frică. Bă, gata. Următoarea întrebare este, ce alegeți dintre pizza sau burger? Burger, normal, Darusel. Și eu pentru mine aleg tot burger. A, nu zice nimic, Darusel, ok, deci Darusel s-a apucat să mănânce burger. Hai, următoarea, Alice, următoarea, că deja mi s-a luat, sincer, nu știu, băi, câte mai ai, dar m-am cam plictisit așa puțin, sincer. Rafael, acum am o întrebare pentru Darusel, mai exact. Păi și de ce zici, Rafael, am o întrebare? Păi, Darusel, am o întrebare pentru tine, tu îți bagi de mine aici? Nu contează, trebuie să te simți și tu prezent. Așa, deci, Darusel, ce ai alege dintre Ion sau Rafael? Mamă, ia, Darusel, Ion, da, de ce le alege pe Ion? De ce, Darusel? Sunt curios. Ce, că te joci pe calculator cu el și nu te-ai întâlnit niciodată cu el în viața reală? Da, bă, Rafael, tu te duci. Atunci du-te și mută-te cu Ion în casă, Darusel. Ok, papa. Bă, stai puțin, Darusel. Nu, hai să mai continuăm, că n-am terminat jocul ăsta. Nu, ce fac? Ah, deja a plecat, Darusel, sincer. Bă, unde-i, bă? Hai, mă, Darusel, hai să continuăm. Hai, Alice, următoarea întrebare. Ce întrebare mai ai? Ia, spune-ne și nouă. Deci, fii atent, Rafael, acum am tot o întrebare pentru Darusel. Bă, și mie, bă, îți bajuc de mine. Hai, vă că îți place cam mult de Darusel, îți place. Ce vrei să insinuezi tu aici? Hei. Gata, spune. Așa, Darusel, ce alegi dintre Fortnite sau Roblox? Ia, dar Roblox, ok, acum aici pentru mine ceva, că eu parcă cred că aș pleca. Mă duc să mă joc pe calculator. Hei. Așa. Mai acum, întrebare? Rafael, am o întrebare pentru Darusel. Nu, pe bune, îți bagi la mine. Am plecat, gata, eu plec. Mă, gata, Alice. Nu, gata, glumeam. Hai, pune și eu întrebare, ia. Am o întrebare, deci, Darusele, am o întrebare pentru Rafael. Ok, zi. Cu cine nu ai mai vrea să filmezi dintre mine și Darusel? Stai puțin, cu cine nu ai mai... Bă, nu mai vreau altă întrebare înainte pentru toți, sincer, aș vrea o altă întrebare înainte, că o zic asta după. Nu, pe bune, hai să mai sunt puțin, că îmi place ăsta, sincer, nu, pe bune, vorbesc serios acum, Alice, chiar vorbesc serios. Rafaele, alegi. Alice,
Stai puțin. Deci nu vreau asta, vreau alta înainte și o să răspund după la asta, ok? Bine, Rafael. În sfârșit, mamă, ce-am șupat. Rafael, am întrebare pentru Darusel. Glumesc. Mai și pentru noi amândoi odată să zicem că nu știu. Întrebare pentru amândoi. Ce ați alege dintre munte sau plajă? Plajă. Nu trebuie să zic. Ok, plajă, amândoi, gata. Așa, și ce întrebare mai acum pentru mine? Acum, Rafael, am o întrebare pentru Darusel. Nu, pe bune, pentru mine. Stai puțin. Nu, ai pentru mine, Alex. Darusel, ai la final pentru Darusel. Ai uitat că ai Da. Ai pentru mine acum. Spune mie pe aia ce voi tu să-mi spui mai devreme. Ce mi-ai spus tu mai devreme? Că mi-ai spus mai devreme, am zis că e rândul meu. Răspunde, hai. Ok, pe da, stai, ce mi-ai spus? Că nu mai știu. Hai că nu mai știu dacă e, dar nu mai vreau eu să răspund. Da, zi. Deci, întrebarea este, dacă ar fi să alegi cu cine să nu mai filmezi, pe cine alege dintre mine sau Darusel? Fără supărare. Și ce cauți cu sabia aia în mână? Că nu înțeleg. Tu ce crezi că te aleg pe tine să nu mai filmezi cu tine? O lustream. Ok, bagă un foc așa. Fii atentă. Bă, știi ce am zice? Eu pe Darusel îl cunosc de mai mult timp, ok? Eu cu Darusel suntem prieteni. Tu ești fană, ne-ai devenit așa puțin prietenă, dar cum să las pe Darusel pe bune? Adică, bă, să-mi bat eu joc de Darusel. Bă, nu. Mă, Alex, tu crezi că scapi așa ușor de mine? Bă, Alex, ai zis că fără supărare, pe bune, am ales Darusel pentru că îl cunosc mai de mult. Tu n-ai fi ales așa pentru altcineva dacă îl cunoșteai de mai de mult? Da, bine. Că ne întâlnim o dată la colț, stai liniștit. Bine, abia aștept să te dau afară din casă, sincer. Acum, dacă mai continui așa cu astea. Hei, liniște, am o întrebare pentru Darusel. Așa zic, mi-ai spus mai devreme că e pentru el, gata, nu mai amuzant, sincer. Darusel, acum e exact întrebarea care am pus-o eu. Pe care, bă, Darusel, asta nu știu, asta trebuie să o duci pe la școală, Darusel, pe bune. Hai, ce întrebare ai pentru el? Păi că am uitat întrebarea. Doamne, ai uitat întrebarea. Nu, deci fii atent. Mie mi-a zis Darusel, pe cine aș alege dintre... Adică, cum? Păi Darusel nu filmează. Bă, Darusel nu e... Darusel nu e YouTuber. Adică are cont de YouTube, dar nu prea e YouTuber, Darusel. Cum adică să nu filmeze? Ce întrebare vrei să-i spui tu, Darusel? Pe cine alege dintre mine sau tine sau ce vrei să-i spui? Da, exact asta vreau să-l întreb, Rafaele. Hai, răspunde. Ok, fii atent. Eu te aleg pe tine. Îl aleg pe Rafael. Păi normal, cum să nu mă aleagă pe mine? Ce faci, Alice? Unde te duci? Spun că dacă nu mai e el, am rămas... Uite-l pe Darusel. Nimeni nu se pune cu Darusel. Da, asta e adevărat. Mă, Alice, fii atentă. Ia uite ce am eu aici. Am o poțiune foarte, foarte șmecheră. Dar înainte de toate, înainte să zic ce este chestia aceasta, Alice. Bine, nu este nimic, dar o să zic eu ce vreau să-i facem, Darusel. Știi tu că Darusel de fiecare dată a învățat el magia aia să se facă invizibil și prea profită el de chestia asta, știi? Da, bă, Rafaele, am văzut și eu că face mult treaba asta, dar e enervant tare. Cum adică? Ei, cum adică, Darusel? Bă, ia-l fadu, că deja aș veni, Darusel. Mamă, păi cum mai putem să facem asta, Darusel? Bă, Darusel, ia arată-te, mă, unde ești, mă, tu, Darusel? Pă, bune, l-am adus cel mai serios. Ce cauți aici, Darusel? Unde ești, Darusel? Mamă, Darusel, gata, crezi că ești amuzant, gata, oprește-te, Darusel, toată lumea știe de treaba. Nu, că, mamă, nu știu ce să mai facem, sincer, că deja nu mai pot să mai fac absolut nimic. Bă, Alice, fii atentă, sper că a plecat Darusel, că dacă n-a plecat, nu, deci fii atent, dacă Darusel n-a plecat și încă stă pe aici ascuns cu asta, de invizibilitate nu e bine, fii atentă ce trebuie să facem noi acum. Deci, știi că Darusel mereu să facem invizibil, adică ai văzut și acum și vreau să-i facem ceva. Uite, vezi poțiunea asta, doar am eu în inventar, dar am cumpărat, dar am luat-o de la spital de aici, știi? Da, o văd, e foarte frumoasă. Deci fii atent, asta e ceva de sănătate, de astea, dar fii atentă. O să vreau să-i facem lui Darusel, vreau să-i facem o farsă, știi? El să face invizibil mereu și vreau să-i zicem că de fapt cu asta, vreau să-i zicem că asta e pentru sănătate și după ce dăm cu asta pe el, vreau să-i zicem, să zicem ceva de genul să reacționăm, bă, unde a dispărut Darusel, unde a dispărut, ce s-a întâmplat cu Darusel, ca să creadă că el e invizibil și să vedem ce o să fac el cât timp să crede invizibil, că el o să creadă că chiar este invizibil, cum am făcut noi cu, cum face el de obicei, știi? Și cu asta noi o să-l trolăm, o să vedem ce o să facă, ce vrea să ne facă, ce vrea să facă, așa el în general și o să-l vedem practic, o să-l vedem mereu, orice mișcare ai face, el o să creadă că nu face, că noi nu vedem și cam aia e, știi ce zic? Ai prins ideea? Da, știu ce zici, știu. Așa, și atent, acum hai să mergem la Darusel, să vedem dacă o să meargă treaba asta, să sperăm că o să meargă. Hai să vedem prima oară unde e. Cred că e la el în cameră. Hai să vedem. Bă, ce? Bă, Darusel, câte boxe mai ai, mă, fiecare zi ți-ai câte o boxă, că data trecută mai aveai o boxă, acum ai două. Darusel, ce faci aici cu boxele astea? Dai parte aici, pe cine invit? La 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 la. Bă, Darusel. Bă,
La 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 la. Nu, că deja l-am adus cel mai serios, dar se deja mai enervează. Bă, Alex, ce putem să-i facem, că deja e enervant, pe bune, sincer. Hai să-i dăm chestia de sănătate. Auzi, bă, Darusele, fiate, Darusele, avem o chestie pentru tine, Darusele, de la spital, ne-a dat-o doctor. Mă, ce sunt astea, Darusele, cutii, ce ți-ai pus aici în cutii? Bă, ce calmă cu cutiile astea, te duci cu ele, îmi pui mâncare pentru școală sau ce faci tu cu ele? Da! Ah, da, ok, deci fii atent, Darusele, astăzi eu cu Alex am pregătit o surpriză pentru că ești prietenul nostru, nu-i așa, Alex? E prietenul nostru foarte bun, nu-i așa? Da, da, e prietenul nostru cel mai bun. Așa, fii atent, Darusele, pentru că ești prietenul nostru, astăzi am pregătit o surpriză. Ești curios despre ce este vorba, să afli? Da! Așa, și fii atent, Darusele, gata, văd că ești prea curios, în fine, fii atent, Darusele, surpriza asta este de la spital, ne-a dat-o doctorul, pentru că știi că ai avut o problemă odată și ne-a zis că trebuie să-ți dăm o surpriză foarte, foarte bună, Darusele, pentru că o să dăm, uite, avem o poțiune aici, dăm cu asta și este pentru sănătate, Darusele, o să ai sănătate și noroc, Darusele, pe bune. Voi mă faci să mică, pa, bă, și bă, Darusele, bă, e nebunit, mă, că ai luat-o tranquila, bă, Darusele, gata, ho, stai puțin, Darusele, stai că știu eu cum să facem. Nu, stai puțin. Pentru asta, dacă nu vrea, lasă, cu folosim noi. O folosim noi, pentru noi nu-i mai dăm noi nimic. Cui dăm noi, unde ce la Rafael. Gata, termină tu, Darusele, nu mai țipa așa, că Alice vrea să vorbească cu mine, tu nu mai țipa, Darusele, că țipi prea rău și nu înțeleg nimic nici cu tine. Stai puțin să văd ce vrea să zic Alice, hai să vedem ce vrea să... Ce zi, Alice, gata, hai că nu mai vorbește, gata. Așa, Rafael, fii atent, tu doar uită-te la mine că vedem, să vezi cum îl fac să o ia. Bine, hai să vedem. Darusele, doctorul a zis că dacă tu nu iei pastila, nu mai poți să mănânci burgeri toată viața. Ce, Rafa, da, nu mai țipa, mă, Darusele, gata, am înțeles, gata, te-ai speriat, dar nu mai țipa așa, Darusele, mai încerc, îmi țipi în spa... Ma, uite, poți, Darusele, ok, deci mănânci burger, da, Darusele, dar trebuie să iei, vrei, deci chiar, mă, ce fac, mă, Darusele, gata, uite-te la mine, Darusele, ce fac, mă, ce, mă, câți burgeri mai scos, mă, și din sertare mai scos burgeri, fii atent, Darusele, vrei să-ți dăm asta acum, o vrei sau nu mai vrei? O vreau, să mănânc burger! Bă, bine, vrei să mănânci burger, dar nu mai țipa așa, Darusele, fii atent, Alice, gata, ești pregătită, la 3, deci Alice, fii atentă, vină încoace, Alice, tu să reacționezi ca și cum că noi nu știm, ok, hai, fii atentă, Darusele, fii atent, Alice a zis, hai mă, să-ți dau asta, că nu vrea, ea, că nu știu ce, acum, deci tu ai zis că vrei 100%, Darusele, da? Bravo, da, fii atentă, hai să zic că dacă nu dau, eu burgerul nu am, dar vreau să mănânc burger, bă, da, Darusele, da. Gata, nu mai mâncat burger, te nu înțeleg ce zici, ok, deci fii atent, 3, 2, 1, deci vrei, da? Vreau, Alice, 3, 2, 1, întoarce-te cu spatele, Alice, întoarce-te cu spatele, 3, 2, 1, ne-am întors și așa, cu aia am dat și, acum, 3, 2, 1, Darusele, ce? Iar îți folosești strada invisibilitate, bă, Darusele, unde? Nu, ce ai, bă, Rafa, ce ai? Cum adică, ce am, Darusele, bă, unde-i mă ăsta, bă, Alice, Darusele, uite, că a dat drumul la asta, mamă, Darusele, îți bagi de noi, măi, hai, mă, Darusele, ți-am dat și noi asta și tu îți bagi de noi, nu poți să zici tu, mulțumesc, ceva, Darusele, unde te ascunzi acum? Mulțumesc! Mă, stai puțin, bă, Darusele, bă, dar nu mai mâncat, bă, burger, Darusele, ți-am dat asta și acum deja mănânci burger, bă, dar unde ești, bă, Darusele, că te-a vorbești, tu să te aud așa, de unde vorbești tu, Darusele? Ești foarte fraier, bă! Bă, pleacă, bă, de ce te-ai tot lângă mine, bă, unde ești, bă, stai, bă, Alice, tu ai văzut că am dat în el cum ar veni și eu nu-l văd și am dat, Darusele, termină-te, bă, Darusele, mă, Alice, vină puțin, Alice, ce facem acum dacă Darusele chiar s-a transformat, bă, eu nu, bă, ce s-a întâmplat cu Darusele, bă, bune, bă, Darusele, tu ne faci mie, unde ești, bă, Darusele, Darusele, unde e, ia, stai în frigider, bă, Darusele, unde ești, Darusele, bă, dacă simt vizibil, bă, mamă, simt vizibil, bă, unde ești, bă, Darusele, simt vizibil, hai, bă, Darusele, unde ești, bă, Darusele, că, mamă, Darusele, nu mai pot, mamă, vine să mor, Darusele, Rafaele, ce tot ai? Alice, ce se întâmplă? Unde e Darusele? Nu știu nici eu, asta mă întreb, că i-am dat pastila aia și dintr-o dată... Eh, lasă-l, plecăm noi acasă, plecăm noi afară, ne ducem la mall, ne ducem pe la toate astea, că mie nu mi se pare normal, sincer, ce se întâmplă aici cu Darusele, e prea nesimțit, hai să-i furăm, așa, furăm motoreta, eu mă duc cu mașina, Alice! Da? Da, ce e, Rafael? De ce mergi așa de greu? Parcă ai greutate în spate. Nu știu, bă, Rafaele, dar hai să mergem undeva. Hai să mergem, fii atent, hai să mergem la diner, mamă, să facem aici, să comandăm foarte multe chestii, pentru că Darusele nu vine după noi, Darusele s-a făcut el invizibil, aie, nu mă interesează, el pierde, noi mergem, mâncăm foarte mulți bărgări.
Margarita. Federico, fii atent, Federico, ne auzi? Ia mă, eu stau pe aici, da, e tot aici, că de obicei, deci fii atent, Federico, așa, am venit cu Alice, vreau să ne dai 2 burgeri la fiecare lui Darius el, să nu-i faci nimic, pentru că Darius el n-a venit nicăieri, Darius el nu știu ce faci, mă, Alice, tu ce faci cu burgeria, de ce i-arunca la el? I-am aruncat că erau stricați. A, erau stricați și tu i-arunci la el, ok, am înțeles, bă, da, bă, Alice, unde-i Darius el? Alice, unde-i Darius el? Bă, Rafaele, bă, nu știu unde s-a dus, dar, că o ia prea în cap. Bă, da, nu, pe bune, sau o ia prea în serios, sincer, adică, a, ok, e bine că arată în serios, dar unde a plecat, că n-a venit, mă, ăsta, ia, stai puțin, mă, parcă văd ceva cu rusa, mă, unde Darius el? Mașinile. A furat mașina. Uite-te puțin ce le face. De ce l-a furat mașina? Ok. Unde s-a dus el cu mașina? Nu știu. Sincer, dar mie nu mi se pare normal. Bă, Alice, cum putem să-i facem noi așa? Că deja vezi că ne prencuiește-l pe noi. Adică, sincer. Bă, eu zic să mergem într-un loc în care el n-ar putea să... Alice, bă, de ce mergem cu motoreta asta singură? Bă, Alice, ce se întâmplă cu motoreta? Bă, și de ce nu mai e acolo? Și de ce nu mai e nici mașina mea? Bă, de unde a apărut mașina asta? Darusel? Darusel, unde ești? Darusel? Bă, ce mă? Bă, merge mașina singură. Bă, Rafaele, bă, tu vezi? Bă, Darusel, scoate-mă asta de invizibilitate, bă, Darusel, hai că urc la tine mașina, dar de ce am urcat eu la volan, Darusel? Pune-te tu la... Hai că... Așa, stai, așteaptă-mă, Darusel, așteaptă-mă, așa, bravo, Darusel, și ce faci tu cu asta de invizibilitate? E așa frumos să nu te vedem noi pe tine? Hai să mergem la mall, Darusel, hai să mergem la mall, am chef așa să mergem la mall. Hai. Dacă sunt invizibil, o să fur de la mor. Mă, Darusele, știi că te aud, nu? Cum adică să fur de la mor? Ești nesimțit, Darusele? Cum adică să fur de la mor? Ești nesimțit? Ce faci tu aici, Darusele? Bă, pe mine cine o să mă oprească dacă sunt invizibil? Cine o să te oprească pe tine dacă ești invizibil, Darusele? Bine, hai să vedem, cine o să te oprească? Chiar sunt curios, cine o să te oprească pe tine, Darusele? Hai să mergem acum la mor. Bă, dar ce mergi pe așa, bă, Darusele, ești invizibil, dar nu mergi cu spatele. Ce? Ai super puteri? Câte super puteri ai tu aici, Darusele? Lasă, stai, oprește aici că vreau să spun ceva, Darusele. Oprește aici, dar nu ești din mașină, Darusele, nu ești din mașină. Darusele, unde? Bă, de ce ești, bă, din mașină? Cum a pus pe mine la volan? Bă, Darusele, unde ai plecat, mă? Unde ești, bă, Darusele? Darusele. Stai, bă, alo, ia. Bă, nu mai dă mai mine. Bă, unde ești, mă? Ești pe aici, ești pe aici. Unde ești, Darusele? Ești pe aici. Mamă, te bat. Gata, fii atent, Darusele. Bă, Darusele, dar tu unde ești? Ai venit cu mine aici înăuntru? Că eu nu știu unde ai venit, Darusele. Unde? Bă, Rafa, dacă tot sunt eu invizibil așa, ia să furăm ea toaletă, mă, fără toată lata. Bă, Darusele, oprește-te, Darusele, gata, dar... Mamă, de ce ăsta chiar nu-și dă seama? Bă, Alice, ce faci? Bă, Alice, uite-te puțin, Alice, vină puțin, bă, Alice, vină repede aici, Alice, vină să văd, Alice, uite-te la mine, bă, ăsta nu-și dă seama. Bă, Alice, mă bagi în seama sau nu? Alice, vorbește, pe bune, la modul ce... Alice, vorbește! Hai, Alice, bagă-mă în seamă, bă, îl trolăm pe Darius sau nu mă trolezi pe mine? Tu ce faci aici? Glumeam și tu! Băi, așa, glumeam și tu, ok, bravo! Așa, bă, uite-te puțin la el, că a furat tot aici, Ce-l să crede șmecher, băi, că nu le vede? El chiar să crede invizibil. Ce? Bă, Rafaele, stai așa că numai noi îl ignorăm, practic, dar eu când am uitat... Nu-l ignorăm, cum adică noi nu-l vedem între ghilimele cum ar veni? Da, nu-l vedem, dar știi care-i chestia? Când am venit, am văzut niște polițiști undeva pe la intrare, dacă îl prinde copurat. Uite-te că e poliția acolo, bă, deci să nu-și dă seama. Ok, bă, hai să mergem, hai să mergem. Stai aici. Bă, dar ce mă bini? Hei, stai pe locul, unde crezi că fugi? Bă, dar cum adică, domnul, cu mine vorbiți? Da, cu tine vorbesc, cum adică? Chiar și așa, ia mă te l-am concentrat, stai, așa. Ce vorbește, numai bună ziua, stați puțin, voi chiar l-ați lăsat pe copilul ăla să plece de aici, chiar n-ați... Ați văzut ce a făcut? A furat tot rând acolo și voi l-a lăsat să plece? Ce polițiști sunteți voi, pe bune? Faceți-l să vină înapoi dacă nu o să intrați și voi drept complice? Cum adică să intrați și noi? Păi noi ce-am făcut? N-am făcut nimic, bă! Alice, ce-am făcut noi? Alice? Ia, Alice, lăsa puțin, vorbește cu mine, te rog, uite-te în ce ne bagă Darusel, poți să vorbești cu mine să nu mai ignor ce faci tu aici? Da, stai, Rafael, că am eu o idee, fii atent, domnul, vă rog să mă scuzați pe mine, eu sunt o fetiță mică, uitați-vă să ne vinovați. Stai puțin, domnul a spus, faceți-ne să vină înapoi, dacă nu o să intrați și voi drept complice, pentru că ne-a văzut pe noi aici și trebuie să-l facem noi să vină înapoi.
înapoi. Aici cine a zis altceva? Adică mie mi se pare normal ce a zis aici. Ei doi mă agresau. Ce? Da, nu, că e nebună, nu, că e nebună. Unde a plecat, mă? M-a lăsat singur. Doamne, ce se întâmplă aici, mă? Dar chiar și așa voi ce căutați după el? Păi uitați că acum sunt doar eu, sincer, deci fiți atenți. Stați tu puțin să vă spun ce s-a întâmplat. Eu am făcut în felul următor. Alice, vino înapoi. Termină-te, pe bune, l-am anunțat serios. Gata, Alice, așa faci, păi după intri tu la pușcărie, ce se întâmplă aici? Bine, gata. Alice, vino puțin, Alice, vino aici. Nu mai vrea să mă aud absolut nimic. Fii atentă. Oamenii ăștia au spus că ce căutăm noi aici. Acum trebuie să le dăm explicații. Ce le spunem noi acum? Că nu putem să zicem că i-am făcut o farsă să creadă așa, că nici nu o să ne creadă, o să zică că suntem nebuni și dacă o să creadă că e real, o să zică: "Dar ce a făcut asta ca de ce l-a lăsat să fure?" Adică, pe bune, asta o să zică și o să ne bage pe noi. Ce facem noi acum în momentul ăsta? Nu, bă, Rafaele, eu zic să-l suni, să-i spui să vină și zicem să vorbească cu el, că noi n-avem nicio treabă. Mamă, pe stai puțin că n-am telefonul. Ba da, l-am, ok. Stai că sun acum. 3 2 1, ia să vedem, băgăm numărul, dar 07, dar el ok. Hai să-l sunăm acum, să vedem dacă răspunde. Așteptăm acum să răspundă. Mai vorbim și noi așa, ce facem, mă, până dacă nu răspunde, pe bune. Ce vrei la mine? Bă, dar Rusele, ce faci, mă, unde ai plecat? M-am dus, bă, Rafale, gata, lasă-mă în pace. Bă, dar Rusele, vină, mă, înapoi, că oamenii ăștia au zis că le bagă pe toți trei la pușcărie, dar Rusele, ești nesimțit, cum să faci așa ceva? De ce ai fugit de aici? Da, bă, îmi pare, Rafale, îmi pare, dar na, papa. Ce vrei? Ce? Alice, mi-a închis. Ce facem noi acum? Bune că ți-a închis? Bă, bune că mi-a închis. Bă, Rafaele, bă, ăla e nesimțit. Lasă că mă duc eu și rezolv. Bă, cum să rezolv? Bă, ce faci, mă, aici? Bă, Alice, bă, du-te, bă, ce faci? Cum? Bă, stai puțin. Alo. Ia zi, bă, voi sunteți șmecheri, nu sunteți șmecheri. Ia, mă. Nu, acum la stați puțin. Să vedeți acum, pe bune, cum o să intre Alice la pușcărie, că da. Adică Alice crede ea că nu, pe bune că e fană nebună. Nu știu de la ce așteaptă ea, să vede că e copil mic, n-avem ce să-i facem, dar se lasă scăpat, cred că intrăm noi. Bine, sper să nu intru și eu, că dacă intru și eu, na, n-am ce să mai fac, dar sper că n-a intrat. Ce frate! Mă duc, uitați-vă puțin la Darsele, deci chiar. Bă, Darsele, poți să-ți revii și tu aici, Darsele, unde ești? Darsele, mai ești pe aici? Bă, Darsele, stai puțin, știi ce a făcut Alice? Adică nici nu vreau să mă mai duc acolo, să văd că după o să pățim și noi ceva, Darsele. Fii atent. Deci, tu n-ai fost invizibil, doar ți-am făcut o farsă eu cu Alice, ți-am făcut o farsă, pe bune. Și acum, da, te-au văzut, bă, unde, bă, Darsele, gata, mă, cu astea le tău, bă, ce? Și v-a răfăcat, nu mai suport. Aolo, bă, Darusele, uite-te unde am ajuns, Darusele. Am ajuns la poliție pentru că tu ai fugit, Darusele. Tu ai fugit și acum Alice e băgată la pușcărie. Pă bune, adică ce, ți se pare normal? Păi da, da, de ce crezi că a scăpat de ea, bă, Rafale! A scăpat de ea, bă, Rafale! Bine, bravo, a scăpat. Nu, n-am scăpat, că poate să iasă, Darusele, n-am scăpat, că nu s-a întâmplat. Acum mergem în vizită la ea, Darusele, trebuie să mergem în vizită la ea. Trebuie să mergem ușor, Darusele, și trebuie să ne cerem scuze. Adică, bă, mâine, nu știu ce fac. Uite. Bă, Alice. Să vorbesc cu voi. Voi sunteți ultimii nesimțiți și m-ați băgat în închisoare. Cum te-am băgat? Bă, Darusele, ce visează mă asta aici? Și cum te-a băgat noi în închisoare? E totul numai vina ta, că ți-a venit ție ideea asta să-l prankuim pe Darusel. Așa, și ce? Băi, mă, stai mai aici să vorbești cu noi, că nu te auzim. Mă, e ideea mea că ce, că să-l prankuim pe Darusel și ce? Ce e vina mea că ai intrat la pușcărie, că tu te-ai dus să-i omori pe ea? E vina ta pentru că tu ai vrut să-l prankuim pe Darusel și de unde s-a ajuns acum? Păi de ce? Eu ți-am zis, stai, Alice, nu te duci acolo, tu te-ai dus cu sabia pe oamenii ăia. Ți se pare normal, bă, Darusel, să se ducă cu sabia pe polițiști și așa? Când s-am zis să te duci? Tu mi-ai zis să mă duc atunci, când nu ți-a răspuns. Acum hai, lasă că nu asta e important. Scoateți-mă de aici. Cum să te scoatem noi de aici? Că n-avem cum să te scoatem. Aici rămâi, ce vrei să te scoatem? După să ne bage și pe noi. Băi, lasă, rămâi aici numai. Uite, Darusel, uite-te, bă, Darusel, uite, uite-te câtă fraieră e. Ea nici nu știe cum să stea. Stai puțin, Darusel. Ea nici nu știe că ea o să stea aici 2 zile și uite-te ce încearcă ea să facă acolo în spate. Bă, tu nu spargi. Uite-te ce încearcă să spargă asta. Bă, Alice, tu stai doar 2 zile aici. Vrei ca după să stai toată viața dacă spargi asta și te prinde poliția? Tu să nu mai spui nimic, ca eu am să scap de aici, da? Dar pune tu ăsta, pune tu gratile înapoi, pune tu gratile. Stai, nu, fii atent. Nu, dar nu, ia ce scrie aici? Ia ce? Cocina de porci. Uite. Dar unde e Alice? Unde a dispărut Alice? Stai că deschidem. Bă, unde a dispărut Alice? Bă, Darusel. Rafaele!
acolo să rămâi. Ce mi-a făcut? Bă, ce mi-a făcut? Darcel, dă drumul! Așa, fraierilor! Bine că poate vin polițiștii de sus, trebuie să fugim de aici! Fuga! Haideți să fugim, rapid! Hai! Nu, că eu chiar sunt cu nebunii, nu știu ce se întâmplă. Doamne ajută să nu se mai întâmple nimic rău, nu trebuie să mai facem o perioadă de timp prank-ului, dar să dați, ce credeți că nu o să-i facem? O să-i facem în continuare, dacă dați voi acolo cât mai multe like-uri și lăsați comentarii, să-mi spuneți acolo ce prank-uri vreți să-i mai facem lui Darusel. Și cam atât a fost, știți că tot eu îi fac prank-uri foarte multe fanei nebune și lui Darusel, dar totuși Alex este acasă astăzi pentru că Darusel nu știu unde este, din nou a plecat acasă, sper să se întoarcă, sper să nu stea ca dățile trecute, să fie el plecat, știți că a fost în Londra, nu știu unde a fost, în fine, nu mă interesează chestia asta, dar astăzi vreau să o răsplătesc pe Alex cu ceva și anume o să-i pun chestia asta pe cap, vedeți, eu nu văd nimic cu ea și cu chestia aceasta asta să-mi o dau jos că eu nu prea văd, adică da, v-ați prins, ok? O să-i pun chestia aceasta pe cap și după aceea am aici niște chestii foarte, foarte șmechere. După cum puteți vedea, mall, dealership și alte magazine. Aici avem o casă și un animal de companie. Asta o să rămână la final, deoarece astăzi orice atinge fana nebună Alice, o să-i cumpăr. Deci, cred că ați înțeles cât de cât, dar lasă că o să vedeți voi cât de tare o să fie, pentru că eu o să zic că acesta o să fie cel mai tare episod de până acum pentru Alice, pentru că nu o să mai trolez și o să fie bine pentru ea, dar pentru mine cred că o să mă coste cam mult. Dar haideți să facem și noi o faptă bună și dați acolo cât mai multe like-uri, scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem prank-uri sau fapte bune, ce vreți să mai facem ei și lui Darusel, dacă vreți să facem chestia asta și lui Darusel, că na, știți cum e treaba, acum trebuie să trecem la cheltuit. Acum, hai să mă duc eu repede la Alice, ca să-i spun toată chestia aceasta, dar am lăsat ușa deschisă aici când am fost la Darusel, nu era acasă Alice, ca de obicei, uitați-vă puțin, Alice, ce calma aici. Bine stă aici, ce frumos, ce frumos stă, am înțeles, ce bine stă, fii atent Alice, știi că de fiecare dată eu o să fac prank-uri, ca de obicei eu o să fac farse ție și lui Darusel, știi? Da, știu, e destul de nervant și te-aș ruga să încetezi, dar bine. Ok, știi că data trecută ai cam intrat în pușcărie, dar am scăpat noi, știi? Da, știu, mi-amintesc de acei purcei, să spunem așa. Așa, și e supărat pe mine cumva? M-ai supărat destul de mult atunci, dar acum mi-a trecut. Ei bine, dacă te-am supărat acum, vreau să nu mai fi supărată și fii atent cum o să facem. Am această chestie și vreau să te pui pe cap, fii atentă, vreau să te pui pe cap și să-mi spui dacă vezi ceva. Te rog, nu-mi spune că iară e o șapcă de vine rău. Nu mai e vreo șapcă de vine rău, ai încredere în mine. Bă, ce faci, mă? Bă, nu mai văd nimic. Bă, ce e asta? Asta nu o să țin permanență, nu o să țin permanență. Fii atentă ce vreau să facem acum. Am aici niște foi pe care am scris ceva. Eu o să vreau să pui alea, să spui aia pe cap și o să pun astea, una aici, una aici și una aici și tu vreau să alegi una din ele, pe care te duci random pe aia o alegi și acolo să te duci. De exemplu, pe una scrie mall, pe una scrie dealership, acolo unde te duci la mașini să-ți cumperi mașină, pe alta scrie alte magazine. Și mai avem la final niște surprize pe care încă nu vreau să ți le spun. O să fie o surpriză mare pentru tine, depinde ce alegi. Una mai mare, una probabil mare pentru tine, nu știu cum, depinde cum crezi tu cum o să fie, dar orice atingi tu astăzi, eu o să-ți cumpăr. Poți să crezi, Rafael, te iubesc atât de mult, nu vine să... Cum adică? Nu, ziceam și eu prietenesc, adică. Așa credeam și eu, că dacă nu, nu-ți mai cumpăra... Promit că n-am fost eu. Alice, ce ai făcut? Nu, promit. Ai luat-o pe urmele lui Darusel? Hai să trecem la treabă, hai. Ok, hai să trecem la treabă, nu mai pot să mai stau așa, că deja mi-era foarte, foarte urât, fii atent, ieși afară, închide ușile, că deja nu, lasă să se aerisească, le lăsăm așa deschise și le închidem noi. Când plecăm, păi, da, unde e mașina? Dar să l-a plecat cu mașina mea, uite-te puțin, își bate joc? Aparent, da, chiar au plecat, lasă, nu contează. Lasă că plecăm cu mașina, noi, ok, consumăm noi benzină, bine, ne consumă și el nouă, dar e, fii atentă. Vreau să spui aia pe cap, așa, deci ai înțeles regulile, ok, perfect. Și acum începe chestia cea mai tare, unde o să te trolez. Bine, glumeam, nu te trolez, pentru că astăzi, Alice, mă auzi, mă, cumva, sau vorbesc singur? Cam înfundat, dar nu contează, hai să începem. Cam înfundat, nu prea te aud, ți-ai pus aia pe cap și nu prea te auzi bine, în fine, nu mai contează asta, fii atentă. Stai puțin să pun eu astea, plasez una aici, una
una aici și una aici. Vreau să te deplasezi în față și bă, stai puțin că vin lângă tine. Vine lângă tine. Bă, stai mă, intri mașina. Stai puțin unde vin în față. Deci mă vezi pe mine aici, da? Fii atentă. Nu te văd. Băi, nu, că mă auzi, adică nu mă vezi. Da, ai dreptate, chiar nu mă vezi. Tu ai trei opțiuni. Te duci mai în stânga, te duci mai în dreapta sau mergi direct pe mijloc. Ceea ce alegi tu, acolo mergem prima oară și ți-am zis cele trei variante. Acum alege. Unde te duci? Mă, te duci în dreapta, mă, unde te duci? Bă, ce ales? Scrie mol aici, scrie mol. Mă, stai puțin, Alice. Tu cumva trebuie să te uiți pe sub mască? Ți-am zis să te uiți pe sub mască? De unde ai văzut că aveai masca pusă? Acum ce faci acum? Nu trebuie să trișești, dacă trișești nu-ți mai cumpăr nimic. Bine, gata, îmi pare rău, dar uite, așa, scrie mol. Așa, păi da, scrie mol, că am văzut că ai trișat, adică pe bune, adică stai să te uiți pe sub mască, ce mai înseamnă asta? Ok, deci mergem la mol prima oară, după avem dealership și după avem alte magazine, dar o să vedem și cum le luăm în ordinea cealaltă. Acum mergem la... Alice? A fost un accident pe aici cumva? Alice? Ce s-a auzit? Cred că a fost un accident. De Doamne să nu pățească nimeni nimica. Hai să plecăm noi. Mă, de unde s-a auzit mai Alice? Mă, dar nu e nimic când, bă, Alice, nu. Bă, Alice, chiar am auzit amândoi, nu? Eu cred că ai tu vedenii. Hai noi să mergem la cheltuit. Da, mergem la cheltuit. Acum abia aștept. Ha, urați-mi succes. Alice, uite, am ajuns la mol. Vreau să spui aia pe cap, pentru că o să mergem la un magazin random când o să fii cu asta pe cap. Deci fii atentă. Mergi în față și, adică mergi unde vrei tu. Ai grijă. Zic eu, dacă e vreo problemă să nu mergi pe undeva, ok, mergi așa, bă, te duci drept în față, ok, du-te așa, bravo. Vreau să văd unde sunt, stai puțin, stop, că intri în pus, bă, stai, de fapt, stai, mergi în față, că e bine, mergi în față, gata, că știu unde sunt, stai pe aici. Mă, de unde știi unde ești, bă, iar te uiți, mă, te mai uita în jos, Alice, ți-am zis, nu m-am uitat în jos, dacă mi-ai zis de piscină, gata. Alice, ce s-aude? Bă, e prea mare gălăgie aici. Bă, Alice, unde am ajuns, bă, ce cu mulul ăsta? Bă, e prea gălăgios astăzi. Nu știu, probabil e multă lume, nu știu ce se întâmplă. Da, e multă lume, dar să sperăm că nu se mai aude, că dacă se aude așa. Mă, Alice, nu te duci. Alice, vină înapoi. Stai puțin, vină după mine. Dar de ce? Am o surpriză după tine. Eu știu coborul ăsta. Asta e coborul de la calculatoare. Nu, am eu o surpriză pentru tine. Vreau eu să-ți arăt altceva înainte. Sau hai, bine, hai. Nu, vino. Vine după mine. Alice, stai puțin. Mergi mai în față, dar nu te uita în jos, Alice, nu te mai uita în jos. Uite-te în sus, ridică privirea așa. Mergi, mai. Stai puțin. Mamă, ești la limită, Alice, fii atentă. Am ajuns în locul secret, în locul cel mai șmecher, în locul ăsta, Alice. Ți-am pregătit o surpriză. Tu trebuie să mergi ori în stânga, ori în dreapta, ori în față. Ceea ce alegi, toate sunt bune. Deci, n-ai nicio variantă. Eu zic să te duci. Du-te în față. Mergi în față, mai mergi. Bă, Rafaele, bă, m-ai băgat cumva în piscină? De ce așa de ud aici? Mă, Alice, cum adică eu? Mă, Alice, gata, nu mai dau cu apa, gata. Da, te-am băgat în piscină, am făcut mișto de tine. Dar ce trebuie să miști tu de apa aia să s-au după tine? Rafael, păi știi, m-ai băgat în piscină și eu știu că aici e o fântână. Hai să mi-o cumperi, nu? Bă, stai puțin, asta nu e de cumpărat, n-avem cum să o luăm de aici. Alice, tu vezi cumva prin aia cum te-ai ridicat pe aici? De unde știi tu? Mă asculți? De unde știi tu? Rafaele, bă, eu știu molul ăsta ca poate. Nu contează, eu mă iau după timp. Ce-ai făcut? Ai început să vorbești acum ca și cum ca să... Da, te-am auzit oricum. Hai, Rafaele, gata. Hai să mergem, vine după mine, vine după vocea mea, pentru că știu unde ai fost tu, știu unde ai fost, mă, dar nu mai dau, mă, mine, atunci nu-ți mai cumpăr nimic dacă dai mine, ce se întâmplă așa? Dar eu mă folosesc de simț, dacă tu te bagi în calea mea, nu-i problema mea. Ok, gata, ai ajuns aici, fii atentă, ești pe covor, da, ești pe raionul, unde sunt laptopuri și calculatoare, și mai sunt niște console, dar nu zic, fii atentă, vreau să, bă, stai puțin, stai pe loc, vreau să spun ceva, unde vrei să mergi, stânga, dreapta sau în față? Păi, bă, Rafaele, eu nu mai țin minte exact cum era molul aici, Asta vreau să zic eu, când a furat el alea pe aici, când se credea el invizibil, că l-am turat noi atunci, dar nu mai contează asta, acum este totul diferit, vreau să spun, chiar este totul diferit, de fapt, astea nu știu dacă sunt diferite, în fine, e totul diferit, ok. Bă, Rafaele, cred că o să mă duc cum am ales și hârtia aia în dreapta. În dreapta, așa, te-ai dus aici la jumate. Ce e aici? Ce e asta? Se simte? Asta e cumva calculator sau laptop?
laptop, dar Rafaele, unde ești? Nu, stai puțin că m-a sunat, dar Rafaele, trebuie să plecăm acasă urgent, Mamă, asta m-a pus la cheltuiala, trebuie să-i cumpăr calculatorul acum, n-am ce să-i fac. Hai, mă duc înapoi. Alice, unde ești? Alice? Aici, hai mă, Rafaele, ia și dă-ți masca jos, ia uite ce avem. Nu pot să cred, e calculator și fix galben, așa, o culoare mai de fetițe. Da, culoare mai de... care mă, că e, totul e cu albastru, e cu galben și cu negru. Ei, nu pot să fac asta. Ce scoate, mă, ce scoate? Alice, ia alarma, Alice, fuci, nu avem voie să mai cumpărăm, fuci, Alice, ia alarma. Vino înapoi, nu că n-avem voie, da, avem voie. Nici așa nu pot să oprim, crezi că i-am pus-o departe. Mă, Alice, uite, chiar alarma din nou, Alice, vino. Gata, mă, Alice, dai prins, băgam eu aia, așa, hai, îți cumpăr calculatorul ăsta, ok, bine, îți cumpăr calculatorul ăsta, dar după aceea, Alice, nu, ce faci? L-am luat în avans, du-te și plătește. Gata, bună ziua, deci, da, vrem să cumpărăm noi calculatorul ăla pentru fetița, și asta vreau să-l cumpărăm, ok, deci cât a zis, două serviete, mamă, bă, Alice, mă pui la cheltuială pe bune, hai, poftiți, hai să plecăm, Alice, dar aici, fii atentă, ce am de pregătit, Alice, te duc într-un loc, fii atentă, nu mai avem voie mol, ok? Mamă, pe bune, Rafael, da, bine, mă, hai să mergem, dacă tot ești așa drăguț, n-am ce să zic. Bă, cum adică, vezi cum vorbeai, bă, Alice, nu-ți mai cumpăr nimic, bă, pleacă, mă, Alice, n-ai de gând să te muși și tu, mamă, sper să aleagă asta, dar nu că trebuie să-i cumpăr eu, da, aia, dă că să mai stai cu noi în casă, sincer, dacă alege asta, o să-i cumpăr și o să fiu mai mulțumit și eu și Darusel, o să avem intimitate, o să fim noi singuri și o să avem mai mult spațiu. Fii atent, Alice, acum, în momentul de fapt, bă, da, tu ai venit cu motoreta? Unde e motocicleta? Cam abandonat-o, că și așa nu ne trebuia. A, abandonat, da, bine, era lui Darusel, ok, fii atentă. Acum, vreau să mergem la un magazin pe care îl știu eu, ok? Vino după mine, urcă, mergem la un magazin, aici foarte frumos, dar fii atentă, vreau să spui când o să zic eu acum, în momentul de față, fii atentă. De fapt, puneți acum aia, stai să văd, puneți apuca, așa. A, deci ți-ai pus, e perfect, fii atentă. Mergem aici, undeva pe aici, parcherea, haideți că bag și pe aici, mamă, dar am intrat de mai bine, nu intram, dar haideți că nu m-a văzut nimeni. Acum coboară, Alice, coboară, ușor, vino pe aici, drept în față. Alice, fii atentă, aici te oprești, da, te-ai oprit, da? Așa, bravo. Deci fii atentă. Acum, ai ceva în dreapta, ai ceva în față și drept în față te duci stânga-dreapta, deci fii atentă. În dreapta ai trei chestii, dar dacă te duci în dreapta tot alegi una, deci ar trebui să mai înaintezi. Fii atentă, vrei să te duci la chestiile din dreapta sau la chestiile din față, spune-mi. Eu cred că am să mă duc la chestiile din față. Deci fii atentă, mergi la chestiile din față și fii atentă. Ai în chestiile din față, o să zic așa, ai în chestiile din față puțin mai în stânga două chestii, puțin mai în stânga, dar mai spre dreapta, drept în față, cum ar veni, ai încă două chestii și ai mai multe așa, deci fii atentă. Zi-mi în ce parte vrei să te duci tu, în stânga, în dreapta sau drept în față? Am în față, așa. Ce, mă, Alice, stai puțin, că eu nu te aud de masca, ai mai zi o dată. Bă, pe doar Rafael, să urlu aici, dar nu te aud, zi-mi corect. Mă duc în față, am zis. Așa, dar nu-ți băga masca aia în gură, cum ar veni, ce pui pe mă, stai că e un om, dă-te înapoi, ne scuzați, mi-l cumperi, vreau să mi-l cumperi acum. Mă, cum să-ți cumpăr, mă, uite, vino mai aici, dă-te mai aproape, vino mai aproape de mine, mă, auzi, mă, nu te duc, Alice. Bă, ce e asta, bă? Mamă, ce s-a auzit? Alice, ce-ai cumpărat? Bă, ce-i asta? Tu ce mi-ai cumpărat? Dă-ți ăsta jos, Alice, dă-ți ăsta la jos, hai să te văd. Ia uite ce ai luat tu. Tu mi-ai cumpărat un WC-ul. Nu ți-am cumpărat un WC-ul, tu te-ai dus spre el. Da, bine, hai, măcar e din aur. Uite, l-am luat. Și vrei să-l cumperi și pe ăsta, ok, uite omul ăsta, te-ai atins de el, da, vrem să cumpărăm WC-ul la cât faci... Alice. Nu, că bă, ăsta n-avea aia mască. Vrei să nu mai facem nimic și gata, atât a fost pe ziua de azi? Nu. Atunci pune la loc aia, mă, Alice, fii atentă. Asta costă 3, bă, costă 3 serviete mai mult decât un calculator. Tu, pe bune, vrei să cumpărăm asta? Îmi pare rău, Rafael, că ți-am dat așa, dar tu mai adus aici și sunt o fată, așa că na. Gata, poftiți, luați asta, gata, vă mulțumesc, la revedere, poftiți, așa. Mă, Alice, pune mă aia înapoi, bă, ce faci mai aici? Bă, gata, nu mai concurăm nimic, Alice. Gata, hai să mergem. Ce zic eu să pună ce pune ea? Fii atent, Alice, acum te-am dus în unul din ultimele locuri, ok? Pentru că după o să te pun să alegi dintre două chestii, dacă să te duc într-un loc sau în alt loc. Dar fii atent, Alice, acum te-am adus într-un loc, nu vreau să spun unde, dar vină după mine să te duc înăuntru, ține-te așa și fii atentă. Stai pe loc. Vreau să-mi spui stânga, dreapta sau mai în stânga, cum ar veni. Puțin mai în stânga.
bă, păi, bă, Rafaele, ultima dată a mers la dreapta, așa că acum hai în stânga. În stânga? Ok, mergem în stânga, dar fii atentă. Bă, în stânga, stai că era asta. Mamă, ce scrie aici? Mașină de fete la vânzare? Ales, unde mergi? Da? Ales, n-ai voie aici, nu ai voie aici, nu. Fii atentă, stai puțin. Da, ce aici, stai puțin. A spus cum, auzi, bă, Alice, auzi că se închide, nu mai avem voie, se închide, să ieșim afară. Nu, Rafaele, vezi că eu n-am 2 ani. Hai, ce e aici, e iară un om sau ce? Da, e un om, te lovește. E o scară? Mă, stai puțin. Cu ce e asta? Alice? Aoleu, știi de ce te... Dă-ți masca jos, nu mai am nimic de zis. Nu pot să cred, Rafael, nu-mi vine. Ce nu-ți vine? Mașina de fete la vânzare e perfectă. Da, e perfectă și acum trebuie să-ți cumpăr o mașină. Păi, da, nu e vina mea, tu m-ai adus aici. Da, acum eu ți-am cu ideea aia, acum ia mașina aia, cum ți-am cumpărat și mașină și acum o să urmeze ore asta. Fii atent, Alice. Ai la mașina, ok? Bă, dar tu cum o iei așa? Bă, iar ai învățat magii de la Darusel? Păi da, Darusel mă învață pe mine toate trucurile, acum ia și plătește. Gata, plătesc, asta e 10, dar asta, doamne, nici nu mai am ce să vorbesc, gata, poftiți, luați aici toți banii, vă mulțumesc. Acum hai să mergem, Alice, și fii atentă, ultima chestie. Bravo. Alice, tu unde s-a auzit, Darusel? Tu l-ai auzit? Da, am auzit, dar nu știu de unde. Mă, Alice, păi da, că faceți voi magii, de unde să se audă oare, că te-am învățat Darusel magii, ok, fii atentă. Așa era. Da, așa era și magia. Ok, fii atentă. Am două chestii. Uite-te, fii atentă. Puneți aia la ochi. Ultimele chestii, Alice, pentru că acum orice se întâmplă ceva care te schimbă de tot, orice se schimbă ceva parțial, să zicem, dar fii atentă. Alege stânga sau dreapta. Du-te unde alegi tu, Alice, unde te duci stânga, tu? Stânga. Alice, stânga. Alice, stai puțin, Alice. Bă, da, unde s-aude Darusel? Spune și mie de unde s-aude Darusel. Stai că iau asta înapoi. Spune-mi de unde s-aude Darusel, Alice. Păi, bă, Rafael, eu cred că el iară cu invizibilitatea aia și ne spionează. Nu, tu ai plănuit cu el ceva. Nu, Rafael, eu mă jur că n-am plănuit. Ok, fii atent. Hai că pun aici o chestie foarte, foarte mișto pe care nu vreau să o alegi, pe bune, sau aș vrea într-un fel și aici mai pun o chestie cât de cât ok. Adică... Stânga. A, deci ai spus aia cu aia, deci înseamnă că aici ai. Nu. Ia să vedem ce e. Nu-ți dați masca. Îmi cumpere o casă? Nu pot să cred. Mă, stai puțin, tu ai cumva o căscuță cu Darusel sau ceva, nu știu, că nu înțeleg. Cum alegi tu toate chestiile astea bune? Rafael, tu nu l-ai auzit pe Darusel că el a ales stânga. Dar ce era stânga? Animal de companie. Nu contează. Hai să mergem să-mi cumperi casa, că deja știu care vreau. Du-te. Mă, de unde s-aude, mă, Darusel? Păi că nu, hai să mergem să-ți cumpăr casă. Ce casă vrei să-ți cumpăr, pe bune? Unde mergem acum? Rafaele, o să fie exact casa de lângă voi, să fim vecini apropiați. Cum adică? Care casa de lângă noi? Cum adică? La rulotă, nu? Sper că la rulotă. Păi normal că nu la rulotă. O să iau o casă scumpă. Aoleu, mamă, nu știu ce se întâmplă, sincer, dar da. Ok, am înțeles. Ok, gata. Bravo, mergem așa. De unde s-au demandat Darusel? Nu, eu am vedenii, cred că sincer, la modul cel mai serios, pe bune, hai să mergem acum și na, trebuie să mă pun la cheltuit, pe bune. A fost ultima chestie, că deja nu se mai poate, am cheltuit toți banii, pe bune. Că deja se vede. Deci tu vrei să-mi spui mie, Alice, că tu casa asta o dorești tu. Casa asta o vrei tu să o cumperi. Exact, Rafaele, cea mai scumpă casă de aproape de voi. Ok, Alice, ce să spun eu, că deja am făcut actele și e casa ta deja. Ok, gata, e casa ta, poți să te muți în ea, e foarte frumos. Poți să scrii aici că e casa ta, Alice. Intri frumos și hai să vedem ce e aici. Mamă, Alice, Alice, păi, uite, Alice, unde? Alice, aici unde? Sunt. Ți-ai pus mașina și iar îți muți. Ok, am înțeles, ok, deci asta este casa ta. Poți să faci tu ce vrei în ea, să ți-o modelezi, să ți-o construiești cum vrei tu, Alice. Aici trebuie să-ți pui calculator. Wow. Ai, dar trebuie să-ți-l muți cu ăla de la ai luat un sau nu-l mai vrei pe ăla? Ba da, îl vreau, dar îl păstrez și pe ăsta, pentru una. Păi da, și unde îl pui pe celălalt? Îl pui pe jos sau unde îl pui? Îl pui și eu pe aici, uite cât spațiu am. Cât spațiu ai? Ia să vedem ce casă. În fine, nu mă mai interesează, fii atent, Alice. Care e faza cu Darusel? Eu nu înțeleg de ce s-a auzit Darusel. Erai cu el pe telefon sau ce făceai? Că nu te înțeleg, pe bune, adică Darusel... Rafael, chiar vrei să spun adevărul? Ia spune adevărul. De fapt, înainte să vii tu
atunci eu am vorbit cu Darusel și am spus să plece până la bunicii lui, de fapt, și l-am înregistrat să spună câteva chestii. Cum adică? Și spune puțin, și cum auzea, cum zicea de casă și de chestiile astea? Este un aplicație, un robot în care dacă înregistrezi vocea, poți să spui după aia ce vrei tu. Inteligență artificială, am înțeles, Alice. Ok, acum poți să te crezi, pentru că suntem în 2023, există inteligență artificială, dar știi ce e mai inteligent să se îndeplinească? Ia zi, Rafaele, s-aud. Să se apese acum pe butonul de like și să dați acolo comentarii multe dacă vreți ca data viitoare să vedem cum o să-și modeleze Alice casa și să vină și Darusel, pentru că ai zis că Darusel, asta e inteligență artificială și Darusel chiar nu știe, adică o să aibă o surpriză. Bine că Darusel nu știe, el acum e la bunici. Ah, ok. E la bunici? Ok, am înțeles. Deci da, mi-a furat și mașina, e la bunici. Lasă, vedeți data viitoare, chiar sunt curios cum o să reacționeze Darusel și Alice. Gata, deci da, acum o să locuiesc singur în casă, să sperăm că nu o să ne mai stresez, n-ar trebui. Bine, ești aproape de noi, dar am înțeles. Hai pa, Alice, fă-ți aici treburile tale și... Alice? Mamă, bă, Rafaele, mă jur că n-am fost eu. Hai, pa! Parcă mă simt și eu puțin mai liber, mă simt mai liber, pentru că Alice s-a mutat în sfârșit la casa aia și nu mai stă cu mine și cu Darusel. Adică e perfect că nu mai stă cu mine și cu Darusel. Suntem și noi mai liniștiți, avem libertate aici, putem să stăm și noi acolo foarte, foarte frumos jos, pentru că știți că ne ocupa cam mult spațiu. Bă, ce faci, bă, Rafaele, bă, ce faci? Mă, ce faci, bă, Darusel, bă, de unde vii tu? Bă, stai puțin, Darusel, unde ai fost până acum? Că ieri unde ai fost, Darusel, că nu te înțeleg. Bă, Rafaele, fii atent, bă, a fost la bunica, bă, și m-am dus, bă, Rafaele. Uite, m-am dus așa, uite, bă, Rafaele, îți place cum arăt? Doamne, Darusele, bă, tu te-ai dus, bă, iar te-ai dus, bă, Darusele, mamă, cum arăți, bă, Darusele, nu-mi vine să cred așa ceva, stai puțin, Darusele. Bă, Darusele, de unde te-ai dus tu? De unde ai găsit tu frizerul ăsta? Pă, bune, adică tu de asta ai absentat atâta, n-ai fost ieri acasă? Da, bă, Rafaele, bă, da, bă, îți place, da, da, Darusele, da, ești așa, bă, da, iar ai găsit, bă, și bă, fii atent, Darusele, stai puțin, tu zici că ești frumos, ok? Dar de ce pori șapca aia în cap dacă zici că te-ai tuns că ești frumos, Darusele, de ce mai pori șapca în cap? Nu știu, bă, Rafaele, dar uite, îți place, ce ai zis, place? Ce să-mi, da, mă, da, îmi place, îmi place, să ies că-mi place, ok, așa, și tu, asta ai fost tu plecat tu toată ziua ieri? Da, yay! Tu n-ai observat nimic ciudat pe aici, nimic, gen, ce, n-ai observat nimic în casa asta, Darusele? Ba da, bă, Rafaele, bă, vino. Așa, ce ai observat, mă, mai zic, din ce ai observat, Darusele? Ce ai observat? Bă, ce, bă, ce, bă, de unde apar, bă, elefanți ăștia, bă, Darusele, ce? Bă, Rafaele, da, chiar, bă, Rafaele, ce caută ăștia, ce, bă, Rafaele, că te întrebam eu, i-a cumpărat Alice? Nu, bă, Alice nici nu mai stă cu noi în casă, Darusele, asta voiam să zic. A, da, chiar, bă, Rafaele, uite că asta nu ești numai aici, bă, Rafaele, unde e Alice, unde e Alice? Cum adică unde e Alice? Tu nu știi, Darusele, unde e Alice? Pe normal că nu știi, Darusele, unde e Alice, pentru că tu n-ai fost plecat, ai fost plecat de acasă, Darusele, tu de ce nu spui? Bă, Darusele, spune și mie de ce pleci de acasă fără să ne anunci și pe noi, Darusele. Bă, bă, Rafaele, fii atent, bă, te vreau să-ți fac o surpriză și da, bă, Rafaele, cum adică? Bă, eu plec, eu sunt bus, ok? Eu sunt bus, bă, Rafaele. Ce ești, mă, tu, mă, ce, mă, ce, mă, mă, ce ești, mă, tu, bă, Darusele, stai mai puțin, stai puțin, cum adică? Ai plecat, că ce? Că ce surpriză să-mi faci? Uite, bă, că m-am dus, uite, sunt acum. Ah, că te-ai dus, că da, acum ești tu, Darusele, ai basca, t-ai dat, Darusele, te-a ciupit, așa, ok. Așa, hai. Bă, Darusele, ți-am mai spus de atâtea ori, Darusele, și atunci, când ai răcit tu, Darusele, sper că n-ai răcit din nou, ți-am spus să nu mai tușești pe mine. Tu acum ce ai făcut, Darusele? Ha, da, bine, Alice, așa. Mă, la ce Alice, mă, dar unde, stai puțin, unde mergi tu la Alice? Unde mergi tu la Alice? Ia spune și mie, știi tu cumva unde e Alice? Ia stai așa. E acolo, nu e acolo la spital, nu? Spital, nu? Mă, dar Darusele, nu e la niciun spital. Uite, nu mai e masa aici, nu mai are nimic, nu mai e niciun ursuleț. După cum poți vedea aici, nu mai sunt ursuleții ei, Darusele, pentru că Alice s-a mutat de la noi din casă, Darusele. Bă, ce bine, bă, că s-a mutat, bă, foarte fericit, bă, da, dau, da, ești foarte fericit, dar poți să nu mai clipi așa, mă întâlnesc că ești fericit, Darusele, dar nu trebuie să clipi așa de fericire, Darusele, vorbește și tu mai încerc că mă dor urechile, Darusele. Bă, dar unde s-a mutat, bă, azi, unde s-a mutat? Bă, Darusele, să nu mai țipi, ok, o să zic acum, Darusele, dar dacă nu mai țipi, fii atent, știi unde s-a mutat, mă, Alice? Bă, dar tu ai zis că ai scăpat de ea, ok, tu chiar crezi că ai scăpat de ea? Da! Nu, n-ai scăpat, Darusele, pentru că Alice, știi unde s-a mutat, Alice? Alice s-a mutat, uite, Darusele, ești puțin afară, fii atent, uite de puțin, vezi tu casa aia galbenă acolo, Darusele, bă, deschide-mă ușile, bă, Darusele, nu mai știi să mai deschizi ușile, mă, așa, vezi tu casa aia galbenă de acolo din stânga noastră? Da, de ce? Și ce crezi tu că s-a întâmplat acolo? A cui crezi tu că e casa aia? Alunea Ion! Da, Alunea Ion, nu, e Alunea Alice, Darusele, Alice s-a mutat în casa aia, Darusele, tocmai s-a mutat Alice în casa aia. Mă duc sword! Bă, nu am nicio casă, bă, Darusele, stai puțin, așteaptă-mă, uite de la mine, Darusele, fii atent, știi cumva, cum, bă, dar tu nu întrebi și tu așa, bă, Alice, cum, oare cum și-a cumpărat Alice casa asta, fii atent, vreau să mergem acum la ea și să întreb tu tot procesul, cum s-a cumpărat casa, cum s-au întâmplat toate chestiile astea, ok? Bă, Rafa, fii atent, vreau să facem un prank, ok? Vreau să facem un prank! Ce prank să-i facem, Darusele, acum, bă, Darusele, nici nu și-a luat casa bine și nici n-ai
ai văzut? Mă, ce prank îi faci, mă, Darusele? Ia ce prank îi faci? Că fiatele noi o să furăm. Ha, ăla, bă, Darusele, nu-mi vine să cred că... Bă, uite, fiate, uite-te printre gard aici, Darusele, uite-te ce văd eu acolo, Darusele, uite-te, Darusele, uite-te ce văd eu acolo, că nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, ce urâte, bă, dar mai încet, bă, mai încet. Ce mai încet, mă, Darusele, mai încet ce? Bă, nu ne aude, mă, Darusele, bă, Darusele, vorbește puțin mai tare, Darusele, că eu nu te aud pe tine, adică ce vrei să spui? Hai, stai, păi și cum facem, Darusele, cum facem planul? A, ok, deci m-ai adus mie, nu-mi vine să cred că chiar fac asta cu Darusele, adică nu înțeleg, dar hai că-i fac pe plac lui Darusele. Darusele, cum facem? Ia spune-mi și mie. Deci, fiatele, mergem așa, tip-til, intrăm pe ușă. Așa. Și o speriem. O speriem, da, și cum o speriem, Darusele, ce zicem, cum facem? Sau te las pe tine, mai bine, fiatele, Darusele, hai să intrăm. Dar stai puțin, intră încet, că ai văzut că e acolo, uite-te puțin, ia că mă uit așa puțin. Bă, fiatele, Darusele, stai puțin, vorbește mai încet, fiatele, Darusele, vrei să stai eu la gara, stai eu aici și mă uit pe geam la ea și tu intri peste ea? Da, hai. Bine, intră, mamă, cum stau așa, mamă, uitați-vă puțin la ea, uitați-vă la Alice cum stă acolo, nu vine să cred ea că intră, dar stai puțin că mă uit în față. Bă, în sfârșit am scăpat de poliția, ajutor, poliția, alo, 1-1-2. Bă, ce facem acolo, bă, ce se întâmplă acolo, alo, da, 3-2-1 și... Poliția, 1-1-2, 1-1-2, mâinile sus, dar ceva, bă, Darusele, stai mă puțin, bă, Darusele, a plecat, bă, stai mă, că s-a speriat, nici n-a auzit că am zis, Darusele, alo, bă, Darusele, unde a plecat, Darusele, bă, Darusele, s-a plecat acasă, Darusele, ce se întâmplă, bă, Darusele, bă, Darusele, hai că a plecat acasă, stai puțin, Alice, Darusele, Alice, vino, Darusele, stai puțin, că sunt ce la noi, cred că sunt ce la noi, fiate, mă, s-a dus la noi acasă, cred că vrea să le spun, Alice, noi suntem, hai că am făcut ceva, deci Darusele mi-a zis, Darusel, unde a dispărut Darusel? Alice, stai pe loc, stai mă, Alice, uite-te cine sunt, uite-te puțin la mine. Ești pe Verița Rafael? Eu sunt Rafael, da, sunt Rafael, cum adică? Tu nu mai știi cum arăt? Bata, păi da, m-ați speriat, bă, cum adică să-mi faceți mie așa prank? Abia m-am mutat aici și voi deja începeți cu prostiile voastre? Păi da, nu e vina mea, adică Darusel a venit cu ideea asta, dar nu știu unde a plecat Darusel, că a plecat Darusel, nu știu unde s-a dus, sincer, dar fii atent. Darusel? El e Darusel, nu? Așa, bă, Darusele, bă, ce m-ai speriat. Bă, Alice, tu nu vezi ceva la Darusel diferit? Nu ți se pare ceva diferit la Darusel? O schimbare de loc, așa puțin? Bă, Darusele, dar ce-ai făcut, mă? Ți-ai băgat capul în WC-ul? Nu, de ce ești rea? Și mama a plecat. Bă, nu pleca, bă, Darusel. Alice, bă, iar dispare. Bă, dar nu vine să... Bă, Darusel, mă enervează. Bă, Darusel, hai mă, gata, că nu ești amusat. Pleacă de la casa mea. Stai puțin, că... Alice, stai puțin. Cum adică? Eu ți-am cumpărat casa și așa faci, Darusel. Arată-te, Darusel, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Alice, numai dacă mai am 3 inimi și mor, ce se întâmplă aici? Nu se întâmplă nimic, dar vezi, poate sună aici la 112, că ești la mine pe proprietate și faci prostii. Stai puțin, sună la tine pe proprietate, ok? Și cine a cumpărat casa asta? Bă, ce cu porcul ăsta, mă, Darusel. Bă, Darusel, ce ai pus, mă, pe aici? Alice, Darusel l-a pus. Nu e nimic. Bă, Darusel. Rafaele, bă, știu eu de ce au pus asta, ca să ne arate că este un porc. Bine. Gata, mă, Darusele, nu-ți mai pune de invizibilitate. Ok, am înțeles, Darusele, ai știi tu magie, ok? Acum fii atent, Darusele. Alice vrea să ne prezinte foarte, foarte frumos cum și-a făcut ea aici în casă, cum a luat casa și toate chestiile astea, Darusele. Bă, dar stai, dar fiindcă nu mai tu cum ai cumpărat casa, zi? Cum ai cumpărat casa? Păi, Darusele, Rafael e cel mai bun prieten al meu și mă iubește mai mult decât pe tine și mi-a cumpărat el. Mă, cum adică, stai puțin, când a zis asta, că eu n-am zis asta, cum adică, am zis eu ce, n-am zis ceva. Rafaele, nu, spune adevărul la băiat, ce s-a întâmplat? Cum ai cumpărat tu casa asta? Nu zic astea. Bine, deci fii atent, Darusel. Practic, el mi-a zis că azi îmi cumpără absolut tot ce vreau eu. Lasă că zic eu. Deci fii atent, Darusel. Alice a zis că, bă, Rafaele, am văzut eu ceva pe internet și vreau să-mi cumpăr. Alo, dar ce ai venit la mine cu ideea? Cum adică? Eu am venit, bă, parcă tu ai venit. În fine, fii atent, Darusele, ce-am făcut o idee, Darusele, orice atinge Alice, trebuie să-i cumpăr, Darusele, și, na, a atins o casă și cam aia e, așa a devenit ea proprietara. Și ce mi-ai cumpărat? Mi-a cumpărat și mașină de asta, foarte șmecheră, așa. Da, i-a cumpărat și mașină, bă, dacă... Bă, mie nu-mi cumpări nimic, bă, nu-mi cumpări nimic, bă, du-te, bă, de aici!
zicea. Bă, mă, dar să iar ai dispărut, bă, dar să ai, mă, revină, mă, dar să le, că o să-ți cumpăr și ție, bă, dar să le, o să fac și cu tine challenge-ul ăsta, dar să le, ce să, așa, gata, fii atent, dar să le, acum, fel. Nu, alo, bă, deci fiți atenți, veniți după mine, că începem aici, așa, frumos, deci, aici avem garajul. Ok, garajul, așa, o mașină clasică, ok, nu e, nu e nimic special, așa, ce... Stai calm, așteaptă, ai răbdare, fii atent, Darusele. Acum Alice ne face o prezentare foarte frumoasă și noi trebuie să fim atenți, ok? Bă, Rafil, dar casa asta e deformată? Ce casă, mă, asta nu e casă, bă, Darusele, asta e o cămară, sau ce, ce? Mă, ce e asta? Mă, dar stai puțin, Darusele, bă, stai puțin, am zis că ne explică Alice acum, hai să vedem, Alice explică-ne. Da, deci, ascultați-mă, deci așa, aici e de baraua, uitați, nu vedeți, e de baraua. Bă, dar sărăcii ești! Păi da, Darusele, abia s-a mutat ieri, cum adică, ce, voi să aibă aici toate lucrurile, nu trebuie să aibă, fii atent, Alice, ok? Haideți mai departe, deci. Așa, aici veniți după mine, veniți după mine să vă arăt unde fac eu grătarul și o să vă put aici la voi, mamă, nu fac în ciudă. Mamă, grătarul aici și ne faci nouă grătar, ia pune-mă ceva pe foc. Bagă micu! No. Așa, mă, Alice, fii atentă, ok, ne-ai arătat asta, acum arată-ne și aici și mai arată-ne și în casă, că noi vrem să vedem în casă, adică... Hei, asta la final, nu deschide nimeni, haideți după mine. Cum, adică, de ce să nu deschide? De ce să nu deschide? Ce e aici? Pentru că e o surpriză, să vă arăt eu. Ok, surpriză, ok, și pe aici, bă, dar... Intră și noi, bă, stai puțin, pe unde intri, mă, Alice, intră și tu frumos prin față. Deci, Alice, pe aici! Mă, dar să ne prin față, mă, intrăm, mă, prin față, să intră și noi așa frumos, ok, deci intrăm pe aici prin față. Bă, da, ăștia se blochează, am înțeles, deci iar sunt cu nebuni, ea vrea, ok, cred că ar fi mai bine, bă, poate să o mută și Darusel cu Alice, ar fi foarte bine, sincer, Doamne ajută să se întâmple așa. Ok, bă, Darusel, așa, și mamă, cum și-a pus aici. Uitați, liniște toată lumea, deci avem aici niște flori, avem aici ăsta, uitați, masca mea de machiaj, așa. Alo, Alice, stai puțin, că vorbește la Darusel. Am dat cu capul de asta. Păi de-aia ți-ai învinuțit așa capul. Hai mai departe. Așa, avem aici setup-ul meu foarte frumos. Așa, da? Setup-ul tău foarte frumos, Darusele, pentru că are și calculator. A primit și calculator, ok. Și da, și mi-a cumpărat și tot el calculatorul, da. Așa, bun, mai departe avem aici sufrageria. Așa, ce asta? Mamă, cum arată aici? Bă, Darusele, ce fai, mă, pe aici? Mamă, bă, ce-i mă ăsta? Bă, de unde aveți telefon și toate astea pe aici? Pă, bune, de unde au apărut telefon? S-au apărut telefon peste tot. Ce faci, mă, Darusele? Bă, gata, mă, Darusele. Bă, elefantul, ce-i, el își vrea ce-i bici. Mă, Alice, fii atentă. Vorbiți și voi pe rând, pe bune, că eu nu înțeleg nimic și acum vreau, Alice, mă, așa, da, ai auzit, bun, deci avem aici sufrageria. Așa, prezintă-ne. Așa, da, aici avem masa unde o să mănânc, numai eu, sunt trei locuri, dar toate pentru mine. A, pe aici o să stau și eu și Darusele și cu tine și tu și cu tine, așa, și o să ne faci mâncare, ia trece acolo să ne faci mâncare, bă, Darusele, uite, mă, așa, mă, Alice, așa, prezintă-ne, ok, așa, ce mai ai de prezentat, așa, ai bucătăria aici foarte, foarte frumos. Vreau mâncare! Ai zis că vrei mâncare? Uite, mâncare! Mamă, mâncare! Dar să la fel, nici măcar nu e făcută. Păi asta vreau să zic eu acum, dar să, bă, dar să știi că nu e făcută mâncarea asta, da, își bate joc de tine, ia pune tu, dar să le pun. Ia, hai, o gătim! Nu, gata, că deja mi s-a luat pe bune, hai să ne prezinte aici, bă, dar să le, gata, lasă toate prostiile astea, să vedem, ia, mă, are mâncare aici, mamă, are mâncare numai toată nefăcută, ok, am înțeles, așa, Alice, prezintă-ne și nouă, ce mai ai tu pe aici, pe bune, că... Deci, atent, veniți pe aici și avem o baie foarte frumoasă. Mamă, dar tu n-ai cabină de duș aici? Băi, nu, că aia e sus, lasă, mă, era pe ele, bă! Mă, câte băi mai e, mă, bă, tu, băi, tu ești bogată, mă, ce casă ți-ai luat, mă, că tu ai 1000 de bă! Eu sunt multimilionară. Mă, stai puțin, bă, Darusele, te-ai blocat, ai blocat capul în veciu, ce faci aici? Bă, ce faci, bă, Darusele? Bă, stai, aaa, ce bine! Alice, acum vreau să ne prezinte acolo sus. Bă, Darusele, stai, mă, cu minte, bă, Darusele, ok, te-ai dus și la baie, ți-ai făcut nevoile, acum stai cu minte, Darusele, ce-i de ești așa nervos, Darusele, ce-i de ești așa activ? E cum adică, bă, Rafale, te cumperi case, calculator, mașină și mie nimic, bă, Rafale. Mamă, Darusele, bă, dar stai puțin, vorbești și tu mai clar, Darusele, că nu prea te înțeleg, gata, Darusele, nu trebuie să plângi că nu înțeleg ce vorbești, bă, Darusele, dacă am făcut un challenge, am făcut și cu tine atunci când ți-am spus da, Darusele, aici orice atingi, Darusele, ce, cum, ce, nu ți se pare normal așa, adică trebuie să fie jumate, să fie, ai fiță calitate. Ce? Bă, Rafael, nu-mi pasă, bă, Rafale, du-te, bă, Alice, te măriți cu mine. Doamne, bă, iar vii cu Darusele, bă, cu astea, bă, termină-te, mă, Darusele, bă, gata, mă, Darusele, hai să ne prezinte, Alice, frumos, hai să ne urcăm aici, foarte frumos, și prezinte-ne, așa. Avem un ursuleț. Da, clasic, ca de obicei, că chiar mă gândeam, bă, dar unde sunt ursuleții, că nu avea niciun ursuleț, din câte am văzut. Mamă, ia ce, Darusele, ce tablou are asta aici, mamă, cu plajă, cu castel, cu toate astea. Alo, poliția, da, vă rog frumos, da, vă rog frumos, veniți. Mă, Darusele, la,
care se lega, gata, mă lasă ursulețul. Aia așa, Alisai, lasă, gata, așa, bravo. Acum prezinte. Mamă, ce? Mamă, da, bă, da, ai și tu băile astea așa de mici, Alis, nu te-ai gândit să le faci puțin mai mari? La la la. Păi până cu ele, n-am nevoie de mai mult. La la la. La 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 la. Cum este capa aia? Mă, dar sele. A, gata, așa, ți-am oprit tapa. Haideți, mai departe. Tu n-ai baia acasă, ce faci aici? Stai, știi, du. A, stai, dar sele, stai puțin că da, te-ai tuns tu, dar sele, te-ai tuns și acum tu n-ai practic da, freza făcută, cum ar veni. Ok, fii atent că ai păr pe așa. Mamă, ce Alice, da, ce aici? Am aici un pat, am aici de depozitare cu sertare și un ursuleț. Mă, stai puțin, văd că ai un setup acolo în spate. Cum vrei să intri la setup dacă ai ursulețul ăsta aici? Cum vrei să ai ursul ăsta mare? Aia nu se pare mai bine, ok, așa și stă sit-up, ok, am înțeles. Bagi oane, dă-i așa, hai, dă-i. Bine, băi, am câștigat, ce fraș, unde se ia, bă, lăgăm înapoi, așa. Mă, dar răsile, bă, dar răsile, pe bune, gata, mă, stai puțin, mă, stai, eu nu mai înțeleg nimic, bă, eu sunt derutat de tot, eu nu mai pot, nu știu, sunt obosit, mă simt așa, eu nu înțeleg absolut nimic. Mă, stați, mă, cu minți, pe bune, stați cu minți, ok, ai pus asta înapoi, mă, cu cine te, cu cine vorbeai tu acolo, dar răsile, că Ion nu e aici, cum îl aveai tu pe Ion de la ea de acasă? A, bă, nu știu. Da, normal că nu știi, dar răsile, bă, dar nu mai pleca, bă, dar răsile, că nu te aud, nu mai închide ușa, că nu te aud. Stai puțin, dar răsile, stai puțin pe loc. Alice, ok, ne-ai prezentat-o toată casa, dar fii atentă, că ai ratat ceva. Ai spus că ne-ai prezentat ceva la final, mai știi ce ai spus că ne-ai prezentat? Da. Stați, e ceva foarte important, veniți după mine. Gata, merge, mai să vedem ce e mai aia, mă, dar răsile, bă, dar răsile, vii, mă, bă, ce faci, dar răsile. Bă, Rafa, fii atent, hai, fură, hai. Bă, vorbește mai tare, mă, nu fârmă nimic, bă, dar răsile, gata. Bă, gata, dar răsile, hai să ne prezinte frumos fata asta aici, că să ne prezinte și noi, că și-a luat casă, și-a făcut casă, hai să mergem să vedem și noi pe aici. Mamă, deci deja mă enervează, dar răsile, sincer, bă, eu n-am niciun chef astăzi, deja sunt foarte obosit, chiar vreau să plec repede acasă, mobil. Ce faci, Alice? Bă, păi, Barafele, eu fac bine, vreau să vă prezint aici. Așa, și prezintă-ne, da, am venit, ok, așa, gata. Deci, fiți atenți, înainte vreau să vă spun că aici e frizeria lui Darcel. Ce frizer? Mă, ce frizer? Bă, ce mă cu loc, bă? Ia, tăte, mamă, veciu, ia! A, bă, ce bunii, ia, e magie, ia! Mamă, bă, ce sunt astea pe aici? Ce se întâmplă, mă? De ce sunt ovleși pe aici peste tot? Keep out, stai departe, mă, ce se întâmplă? Mă, de ce, mă, uitați-vă puțin la asta. Mă, de ce sare bolul ăsta în aer? Mă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, unde am ajuns, mă? Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, îmi faci iar, dar se nu-mi preg, nu-mi vine să cred, mă. Hai, mă, bă, bune, hai, mă, că mă duc acum repede la el. Mamă, ce ăsta, mă, e Steve? Mamă, de ce se mișcă toate lucrurile pe aici? Nu înțeleg ce se întâmplă. Mă, ce zi e asta? Eu nu înțeleg, lasă că ies acum, pa... Mă, ce sunt cu... Bă, Darusel, bă, ce se întâmplă? De ce sunt atâția cre... Bă, ce... Hai, bă, Darusel, iar îmi faci prank-uri din astea? Ce înseamnă asta? Mă, ce e aici, Darusel? Ce ai făcut? Ai umplut toată casa numai cu de-astea? Ce ai pătit? Ce ai făcut aici, Darusel? Ce prank-ul ăsta? Bă, Rafael, te-am prank-ul, uite, bă, uite, bă, cu Rafael, gă, uite, așa, că bă, mă port îl cheamă Rafael G. Bă, Darusele, dar dă și tu aia jos de pe cap că nu prea te aud, Darusele, nu prea înțeleg ce vrei. Bă, ce ți-ai făcut? Darusele, ce-ai pățit? Cum adică, bă, Rafael, uite, îți place, bă, cum arăt? Uite, bă, de Halloween, mi-am dat cu pumnite, așa e, mi-am dat, ups. Mă, ce-ai făcut, mă, stai, nu mai tipa așa, Darusele, că nu înțeleg ce vorbești, nu înțeleg, vorbește mai încet, Darusele, vorbește mai clar, că nu te înțeleg. Ce-ai făcut, mă, de Halloween? Ce Halloween, mă, ce e la Halloween? De cum adică, bă, Rafael, tu nu știi? Bă, de Halloween, uite, mi-am dat cu pumnul în dinte și mi l-a scos ca să mă consumez așa de Halloween, să te sperii. De ce să mă sperii, mă, ce e la Halloween, Darusele? De ce te... Mă, Darusele, cum să-ți dai cu pumnul în dinte ca să ce... Stai puțin, Darusele, tu ai zis că te-ai costumat pentru Halloween, ți-ai dat cu pumnul în dinte, să-ți rup dintele, să-ți curgă sânge special pentru Halloween ca să te costumezi tu așa? Da, bă, Rafale! Doamne, bă, nu vine să cred, bă, Darusele, tu te lovești pe tine singur, Darusele, ca să te costumezi. Nu puteai să-ți faci... Bă, lasă-mă porcul ăsta! Darusele, nu puteai tu mai simplu să faci un machiaj ceva, să-ți dai ceva cu pictură, cu ceva, Darusele, decât să te lovești pe tine? Nu, ok, pa! Da, clasic. Ca de fiecare dată, Darusele, să faci invizibil. Ok, Darusele, bă, revină-mă, Darusele, că chiar sunt curios ce ai făcut tu aici. Mă, ce la Halloween? Hai, fii atent, ce ai făcut aici? De ce ai umplut toată casa? Mă, ce ai făcut aici? Darusele, tu nu vezi, bă, Darusele, ai mai ștergi tu praful pe aici, că uite, ai numai pânze de pe aia în gen. Darusele, fii atent, nu, că știu, eu știu ce e la Halloween, știu ce e la Halloween, Darusele, dar chiar sunt curios ce ai făcut tu aici, mă, Darusele, și cum ne costumăm, ce vrei să facem tu, chiar vrei să sărbătorim chestia asta? Da, bă, tata, uite, bă, fete, nu aici chestia, ia, uite, mamă, câte bomboane pe aici, ce sunt astea, ia, mamă, m-am costumat, gata, asta e costumat, ți-am ia foarte frumos. Ce? Fii atent, așteptă-mă aici, că mă duc să mă schimb, ok? Mă duc să mă schimb. Mă, nu te mai schimba, mă, Darusele, bă, puneți mai aia pe cap și atât, bă, ce te costumi, mă, Darusele. Nu, stai puțin, Darusele, stai puțin, că am ceva să spun. Sau hai, mă, lasă, du-te, Darusele, du-te acolo, că fii atent, Darusele, du-te, hai să vă, mamă, ce mai făcut, mă, Darusele, pe aici? Deci astăzi ne construim de Halloween, chiar sunt curios,
vreau să mergem și la Alice, chiar sunt curios dacă ea s-a costumat. Sincer, dacă ea sărbătorește chestia asta, că mamă, ce a făcut mă Darusel aici? Mă, ce sunt cu zombii ăștia? Mamă, câte chestii a făcut Darusel pe aici, nu-mi vine să cred. Mi-e și frică de ăștia, apar așa real, sincer, dar se vede că nu sunt real. Dar mamă, ce au aici toate chestiile astea de genul super super frumos. Păi, interesant, e interesant. Ia să vedem ce mai e pe aici, mai mai pus ceva. Mamă, uitați-vă puțin pe aici câte chestii a făcut. Așa, bun, a făcut toate chestiile astea, mă, ce sunt aici cu crucile astea? Aici sunt mormântați ce? Și mă, aici sunt mormântați cei care nu dau like și subscribe și comentariu la video. Mamă, chiar adevărat chestia aceasta. Cine nu dă like și subscribe și comentariu, chiar este foarte, foarte urât, pentru că de ce vă mai uitați la video? Adică dacă mă susțineți pe mine și pe Darusele și pe toată lumea. Bă, Rafael, unde uiți? Ce faci, bă, Rafaele? Mă, ce e asta, Darusele? Pe bă, Rafaele, eu sunt conte Dracula. Ce? Eu suntem mânânc. Mă, ce contele Dracula, mă, Darusele? Contele Dracula, bă, tu ești vrăjitoare, Darusele, ce conte Dracula ești tu? Ești vrăjitor, bă! Îți vrei vrăjitor, da, mă, îți vrei, mamă, să-i lași. Bă, Darusele, bă, iar ai învățat, mamă, ce câte măgei ai învățat, mă, Darusele, ți-a dat și de asta vrăjitor. Da, uitați-vă puțin, mă, Darusele, deci, Darusele, tu vezi ce faci că distrugi toate astea? Hai, lasă că nu mai contează. Darusele, fii atentă, vreau să spun ceva, Darusele, vreau să mergem acum la Alice, să-i vedem ce face Alice, bă, Darusele, vrei să hai să colindăm pe Alice, ce spui? Hai, gata, fiantă-mi, ia asta și hai! Mă, ce-mi dai, mă, mie, bă, eu am șapcă, bă, ce-mi dai, mă, du-te, mă, hai, de aici! Hai, bă, te-aștept! Da, eu nu mai înțeleg nimic, sincer, ce se întâmplă aici, mergem să colindăm acum, să vedem ce face Alice, sincer, chiar sunt curios și să o speriem, poate o speriem, bă, Darusele, vreau să fac și eu niște prank-uri, vreau să-i spun niște să le spun niște povești horror, vreau să-i fac un prank super, super tare, Darusele, vreau să facem mai multe chestii, dar lasă, vedeți voi ce urmează, că avem o seară lungă de petrecut. Ia, bă, Darusele, mamă, tu vezi ce s-a făcut, mă, Alice, pe aici, uite-te câte chestii și-a făcut. Așa. Mă, ce, mă, Darusele, bă, ai nebunit de tot, bă, Darusele, fii atent, hai să o colindăm, hai să o colindăm, bă, Darusele, știi? Bă, stai. La, așa. Bă, Rafaele, fentene, eu nu mi-ai zis ce faci, ok? Ce bai, mă, exersezi vocea, nici nu știi să vorbești, ok? Exersează vocea, dar rugă, ok, am înțeles, gata. Darusel, și am capul, chel și Rafaele. Gata. Bă, Darusele, dar tu știi colind, eu nu știu niciun colind, te las pe tine să cânti, Darusele, ok? Hai. Colindă, bă, Darusele, colindă, nici tu nu știi că, bă, am zis... Bă, da, să vină, vină, hai! Bă, ce s-au de, bă, de ce vreți? Alice, fente, Alice, stai, așa, ne dați pe mine, dați pasule, bă, Darusele, ce-ai pătut la tinte? Bă, gata, terminați, deci, Darusele, bă, Darusele, ai zis că știi colind, mă, tu zbași, mă, ai zis că știi colind, cum mai colindă noi acum, Darusele? Bă, Rafa, uite, ne dați, fasole, lucrurile. Și ne-a dat Darusele la bătate. În final, lasă că mănânc și eu. Gata, că n-au nimic. Gata, nu mai vorbiți unii peste alții. Terminați, vorbiți părând. Că aici ce facem aici? Ok, Halloween-ul, dar nu trebuie să mă speriați pe mine în halul ăsta. Gata, Alice. A, mersi, mi-ai dat de asta. Iau înapoi, că nu mai am nevoie. În final, că mănânc așa. Gata, nu mai vreau nimic. Acum, mă, Alice, ce te... Hala, frat! Mă, Darusele, bă, stai puțin. Alice, vină-mă înapoi. Bă, unde pleacă? Bă, asta... Darusele, uite-te puțin la aia, uite-te. Babușca! Bă, veniți acum după mine, se pare și eu ce-am făcut pe aici. Iar dă cu capul, mă, e o tradiție la Darusele să dea cu capul de vaza asta de aici, de ghivici. Hei, ce ai făcut pe aici? Păi, dar n-ai făcut mai nimic pe aici, Alice, ce ai făcut aici? Ai pus niște chestii așa pe sus, atât, ia să vedem, măcar pe afară, ce ai făcut ceva? Ce, mamă, fii atent, mamă, ce și-a făcut aici, și-a făcut, ia uite vrăjitoare, Darusele, ia uite vrăjitoare. Rafael, stați așa, dacă mai spuneți așa că n-am făcut nimic, vedeți că vă pierb aici. Da, bine, ne este foarte frică, în fine, Alice, hai să mergem la noi, fii atent, bă, Alice, fii atent, hai să mergem, Darusele, vină, bă, Darusele, iar te-ai dus, mă, la toaletă, ia, ce faci ăsta, ia să vedem, ia, aici tu, n-are geamuri pe aici, ia să mă uit. Alice, poți să-mi spui și mie care e faza cu toaleta asta ta magică? Adică pentru ce o faci? Să o dispară așa, Darusele, într-o dată, nu? Păi da, de aia o fac. Da, uitați-vă puțin. Hocus pocus, mari mocus! Fii atent, Rafaele, deci mie mi-a venit o idee că dacă tot e Halloween-ul, să-i facem o farsă lui Darusele. Păi asta voiam și eu să-i fac o farsă, dar ce farsă să facem? Ai vreo idee ceva să-i facem? Adică... Păi da, bă, fii atent, o să inventez tu ceva ca să-l fac să creadă că el are o clonă și de fapt mă costumez eu în el și apar în spatele lui. Mă, păi cum te costumezi tu în el? Cum poți să faci tu treaba asta? Ai tu costum deja de Darusele? Ei, Rafaele, eu sunt vrăjitoare. Tu chiar nu ai încredere în mine? Da, ești vrăjitoare. Ok, păi și fii atentă. Și cum facem? Fii atentă. Am eu o idee. Trebuie să mergem. Vino mai aici, mă, unde pleci, mă, că după vine ăla. Ia, e tot acolo la toaletă, nu știu ce faci, dar fii atentă. Vreau să mergem la noi acasă și să-l ducem pe Darusele în baie la el acolo. Știi unde avem noi baia foarte frumos acolo? La el. Păi da, am și o baie. Păi nu, face mai frumos la noi. Adică e mai realistic cum ar veni, adică parcă pare mai
mai așa, mai cum ar veni real, știi? Să te fierb acolo? Mă, Alice, facem la mine, ce nu înțelegi? Atunci bine, mai facem remix și gata. Bine, ești atentă. Mergem acolo la baie și să-i spunem o chestie ca și cum să pun acolo în fața oglinzii să strige numele lui, că dacă strigă el numele de nu știu câte ori, că e o legendă, că nu știu ce, inventăm noi niște povești, bla bla bla, dar fii atentă, ai fii atentă. Nu mai știu nimic acum, hai să mergem la alarmă, dar tot ce facem acolo, tot acolo în veciu, stă, bă, dar prins drag, mă dar să le. Așa, ce bine lui. Bă, dar să le fii atent, am o chestie pentru tine super super tare ce am văzut pe internet și vreau, sunt curios dacă merge, dar să le o să-ți placă super super mult, dar stai puțin, mă, unde e Malis și cauți aici, de ce intra la Darusele? Rafael, te rog, lasă-mă puțin că vorbesc aici la telefon. A, vorbești la telefon, bine, nu știu cu cine vorbești, Alice, la telefon, dar în fine, bă, dar să le fii atent, am o chestie super super tare, vreau să îmi spui dacă tu vrei să afli. Da, bă, da, vreau. Deci fii atent, Darusele, intră repede, deschide ușa aici, intră pe aici, Darusele, mă, dar nu știu ce ai pus tu acolo, Darusele, că ne împiedicăm de aici, să încerci, fii atent, te pui în fața oglinzii aici, așa perfect, parcă știi, bă, Darusele. Mamă, ce frumos sunt, bă, dar sunt foarte frumos, uite, da, așa. Da, e foarte frumos, dar Darusele, cu machiajul ăsta, adică care nu e machiaj, că l-ai făcut real cum ar veni, stai puțin, nu mai da, fii atent, Darusele. Am văzut ceva până că dacă strigi, Darusele, în noaptea de Halloween, dacă strigi numele tău, adică Darusele 2012, dă vreo 3 ori, mă, Darusele, nu-ți mai pune asta de invizibilitate, gata, că deja știu chestia asta, Darusele, gata, nu mai am amuzant, sincer. Dacă strigi numele tău de 3 ori în oglindă, Darusele, o să ți se întâmple ceva super, super șmecher și o să apară ceva, cum ar veni, o să apari... Okay, tu... dar sunt 2014, dar sunt 2014, dar sunt 2014! Bă, așa te cheamă pe tine? Nu, Adis, stai. Bă, dar fiindcă dacă zici dar sunt 2012 de 3 ori, după ce fac? Dacă zici dar sunt 2012 de 3 ori, dar să le după te pui așa frumos, închizi ochii, te pui și cu capul în pământ ca să nu te uiți, dar să le. Ca dacă nu funcționează, dar să le și trebuie să mă stai mă oprești asta. Deci fii atent, dar să le după ce spui de 3 ori numele tău, după dar să le și că de Halloween o să ți apară clona ta în spate, cum ar veni, adică o să apar tu. Hai, dar sunt 2012, dar sunt 2012, dar sunt 2012. Acum uite-te în jos așa perfect. Ia stai puțin, stai așa. Hai, Alex, hai, intră repede. Așa, fii atent, Darusele, simți ceva, o prezență așa pe aici, prin spatele tău? Bă, Rafale, da, că tu mi-ești foarte urât, că te-ai mișit. Bă, vorbește-o frumos, fii atent, Darusele, după, în câteva secunde, Darusele, vreau să te ridici și să te uiți în oglindă, să-mi spui dacă ți-a apărut ceva în spate, dacă vezi ceva în oglindă, Darusele. Ok. Bă, Darusele, stai puțin, că am o chestie de făcut. Alice, vino repede afară. Mă, Alice, ce faci, mă, că nu te-ai costumat? Du-te înapoi, costumează-te. Vezi că nu ți-a mers efectul. Pune-te acolo, intră repede. Hai, bă, Alice, ești gata, mă, ai terminat, cât mai durează? Rafael, uite. Mă, deci chiar arăți ca el, mă, dar nu arăți cu sângele, dar arăți ca Darusele normal, în fine, e ok, pentru că... Rafael, până acum nu știa nimeni că el așa dat sau ce-a făcut el cu dintele lui. Păi da, asta e adevărat, dar fii atent, o să zic ca și cum că eu nu știu care e mai Darusele, că tu ești Darusele, că nu știu ce, dar fii atent, după o să zicem că ești tu, dar fii atent, ai răbdare că vreau să văd ce faci ăsta, sper să stea așa, mă, bă, Darusele, fii atent, mă, ce faci, mă, Rafael, bă, apă, mă, repede, bă, Rafael, mai repede. Păi trebuie să faci din nou, Darusele, spune numele tău de 3 ori, pentru că tu, Darusele, știi ce ai făcut acum, a diferit efectul, trebuie să faci, fii atent, Darusele, trebuie să spui numele tău. Stai puțin, deci fii atent, Darusele, tu trebuie să spui numele tău de 3 ori, trebuie să spui numele de 3 ori acolo, Darusele 2012, iar după aceea o să te apară cum să ieși eu ceva în spate și să vedem dacă merge de Halloween, că cică așa se întâmplă, Darusele. Hai, tată, să te ieși în jos, da? Să te ieși în jos, să nu mai ridici privirea. Darusele 2012, fă mă ca lumea, că dacă așa nu o să meargă, ridică-te și zi corect, Darusele, Darusele 2012 la toate trei, Darusele. Darusele 2012. Așa, și acum uite-te în jos, Darusele, nu te uita așa, bravo. Hai, Alice, vino repede. Așa, deci fii atent, Darusele. Acum, să-mi spui dacă vezi ce, dacă simți așa o prezență în spatele tău. Bă, Rafale, da, parcă simți așa ceva, o mână, bă, Rafale, e mâna ta, bă, nu, fii atent, o să vreau să ridici capul, să te uiți în oglindă, Darusele, să-mi spui dacă vezi ceva. Ia, bă, Rafale, am așa. Bă, s-a speriat ăsta, Alice, s-a speriat ăsta de moarte, bă, nu-mi vine să cred așa ceva, asta s-a speriat, bă, dar nu știu, bă, Darusele, unde ai plecat, bă, Darusele, revină, bă, Darusele, unde ești, mă, ai, că a plecat de tot ăsta, bă, Alice, uite de puțin, de unde a apărut zombiul ăsta, Alice, bă, Alice, ăsta a plecat acum, ce ne face, mă, că nu-mi vine să cred așa ceva, bă, bune, ce mai facem acum? Rafael, să te uiți în spate, te rog. De ce să mă uit în spate, ca să ce... Bă, nu mă cheamă Rafa și sunt fraier. Bă, zombie, uitați-vă pe bune ce face Darusele. Deci Darusele se consumează mine, ok, am înțeles. Deci aduce tot zombie, nu știu ce se întâmplă aici. Chiar este cel mai... Mă, Darusele, știu că ești tu. A, ești Alice, ce faci, Alice? Da, de unde știi că sunt eu? Pentru că Darusele s-a consumat în mine. Mă, Darusele, dar nu mai pune atât. Bă, chiar că puteți să faceți mie prank. Mă, ce zici, mă, Alice, tu înțelegi ceva din ce zice Darusele?
Păi chiar da, nene, stai puțin, Marius, dar nici tu nu vorbești, mă, Bă, dar stați așa, care-i Darusel și care-i Rafael? Bă, Rafael, stai cu minte, Bă, Rafael, să-ți fie cine? Hai, bă, ăsta, da, Darusel, bă, Darusel, să-ți fie rușine, hai, fă-te înapoi, Rafael, ăsta, Darusel, hai, mai repede. Da, nu, că am ajuns cu nebunii pe aici, mă, Darusel, ce și tu mai devreme cât am făcut? Da, am ajuns cu nebunii, bă, acum, da, acum, Darusel, face mișto, da, mine, mă. Rafael, face mișto de mine, bă. Da, mai mă imită acum, dar să-l mai imită. Bă, gata, mă, dar să-l mai imită. Bă, nu mai pot, bă. Bă, dar să-l mai lasă-mă, bă, pace, că mă duc să mă joc Minecraft. Hai, pa. Aola, pe bune, nu mai supăr, pe bune. Chiar, bă, dar să-l chiar e nesimțit, sincer. Mă, Alice, tu unde ești, mă, Alice? Unde ai plecat, Alice? Dar să-l, Alice, v-am adus aici în pădure. Mă, Alice, uite-te, mă, la mine. Fiți atenți, v-am adus în pădure pentru că tot este Halloween-ul și mă gândeam să facem o chestie foarte interesantă ca Alice tu să ne spui o poveste horror, pentru că tu nu ne-ai spus niciodată, eu cu Darusel am mai fost aici, am spus povești horror și totuși e Halloween-ul, trebuie să ne sperăm, e tematică foarte frumoasă și eu zic că ar fi ok, ai tu ceva să spui, să ne spui și nouă poveste. Deja știu, hai bă, să mă asculti, tu să nu comentezi. Hai, să începem. Dar să uite de puțin la ea, s-a băgat în apă. Hai, și în apă. Ii, ce faină în apă. Pleacă bă de aici, că-mi puți apa. Da, deci eu am zis să venim aici să spunem povești horror și voi ce faci? Mă, Ali, spune-te aici, stai aici la jumate, stai aici pe ăsta, să te auzim și noi frumos și eu stau aici frumos și noi te ascultăm acum, să ne spui tu poveste, dacă ai vreo poveste. Așa, bine, deci, fiți atent. Bă, tu lasă-mă aici, că aici stau mai bine. Amândoi, știi? Da. Era seara de Halloween, pe data de... Bă, Darusele, cât e azi? S-a sumat pe telefon. În 31 octombrie, așa. Da, deci era data de 31 octombrie. Așa. Trei copii se plimbau pe o alee întunecată. Erau doi băieți și o fată. Alice, Rafael și Darusel. Alice, spune o poveste reală. Păi da, o poveste reală spun eu. Da. Asta e reală, spui despre noi, ce poveste reală e asta? Nu, că sunt alți băieți, nu e. Da. Dar să-l tăi, ăsta a zis doi băieți și o fată, sunt alți băieți. Păi da, bă, Rafale, sunt alți Sunt alți copii. Mama, stai puțin, nu, că vă spun eu poveste, că dar să-l nici nu-i atent, dar să-l nici nu-l interesează și nici eu nu vreau să fiu atent. Da, nu-i niciun, bă, Rafale, numai din casa abia am mers să la Brawl Stars. Lasă-mă-n pace, așa, ce bine. Dar să-le, suntem de Halloween, ce faci tu aici? Mă joc Brawl Stars, de ce? S-a făcut update de Halloween? Da. A, și tu te joci, mă, dar să-le, Alice, spui și tu o poveste ca lumea sau îți bagi joc de noi? Păi da, cum ai zis, nu era ca lumea? Este o poveste despre câțiva copii și o vrăjitoare într-o casă foarte mare. Așa, spune-ne. Mă, dar să-le, lasă-mă telefonul, mă, dar să-le, mă, dar să-le, poți să fii atent, te rog puțin? Ok, hai, zi! Așa, deci, în seara de 31 noiembrie, octombrie, da? Așa, am înțeles, nu mă mai interesează asta, ok, spune. Da, de Halloween, vrăjitoarea au vrut să-i servească copiii cu niște dulciuri foarte bune, numai că lor nu le plăcea și le-a zis că își urăsc mama pentru că ei nu-i hrănesc cum vor ei. Mă, ce-a zis mă asta, dar să le bas, poți să... Dar eu, băi! Să nu râzi, bă, la povestea mea, că o să fie fricoșător. Așteaptă că i-a fost percana. Alex, vreau să te întreb ceva. E o poveste reală sau nu e? Da, e o poveste reală. Spune-ne mai repede, că deja am expus aceleași detalii de 1000 de ori, că era 31 octombrie, că, bă, asta nu ne interesează. Vreau să auzim povestea. Da, bine, gata, hai că trec, dar nu mă mai întrerupe, ai înțeles? Bine. Așa. Copiii au vrut să facă o revoltă contra vrăjitoarei și vrăjitoarea s-a enervat, așa că a luat mătura, i-a urcat pe tot și i-a legat de ea și i-a băgat într-un ceaun. Acolo i-a fiert până când nu puteau nici măcar să țipe. Și în sfârșit. Ce bușe! Darusele, ți se pare ție că ăsta e Halloween, tu vezi ce își bate asta joc, asta cred că asta e poveste. Bă, astea sunt povești, dar dormi copii, mă. Uite, la aia dormi pe Darusele, bravo, Alice. A, deci Darusele e un copil, bine. Mă, ok, haide să ne sperești și noi, ca lumea, dacă n-am putut să ne speriem cu poveștile astea, pentru că Alice nu știe să spună povești, Darusele, era mai bine când spuneam noi povești. În fine, fiți atenți, dacă e să ne speriem cu adevărat, vreau să ne jucăm fații ascunsele aici în pădure. Ce părere aveți? Da, vreau, dar eu nu vreau să număr, ai înțeles că eu mă oftic când număr. Ne punem toți, dar asta o să rămâne în un următor videoclip, Darusel și Alice, pentru că trebuie să dăm foarte multe like-uri și comentarii ca să apară. Bă, dacă nu dai like-ul, să te mănânc, pa! Da, deci ați auzit foarte bine, mâine apare următorul videoclip în care ne jucăm fața ascunsele aici și o să fie super, super tare, o să ne sperem, adică eu nu vreau să vă sperii, dar ați înțeles și voi, da, am înțeles, gata. Ok, pa!
acum, dacă Alex n-ai fost în stare să ne spui o poveste foarte, foarte înfricoșătoare, acum noi trebuie să ne jucăm foarte ascunselea și fii atentă, pentru că nu ne-ai spus o poveste înfricoșătoare, Alex, te pedepsim. Așa anume, dar să-l spune tu că cred că știu la ce mă refer. O să ne jucăm, haideți! Yeah! Bă, nu, asta mă, că asta mai vorbit, dar să l-am vorbit de asta când ești în fața ascunselea, trebuie să-i spui că ea o să se pună prima oară, pentru că n-a fost să ne spui o poveste. Da. Hai, bine. Păi da, nu mai în pădure aici, că, pentru că aici este înfricoșător. Dacă tu n-ai fost în stare să ne spui o poveste înfricoșătoare, acum ne ascundem pe aici prin pădure și fii atentă. Vreau să te pui la copacul acesta fix aici, să numere aici și să stai fix așa, fix așa în partea asta și am să o idee mai bună. A, ce idee ai? Dar să le pui tu te și bate joc de noi asta, a plecat de la concurs. Alice, nu mă poți stai așa și ui! Da, deși eu chiar sunt cu nebuni, pleacă unde, nu știu ce se întâmplă, sincer, dar ne jucăm foarte ascunse și să sperăm că ne mai jucăm, că dacă nu văd că am rămas singur aici în pădure, mă joc singur aici, poate sunt niște urși ceva să mă joc și eu cu ei, că prieten nu mai am din păcate. Așa, Alice, fii atent, aici numere așa foarte, foarte frumos, numere acolo până la 100, până la 100, dar să le noi avem timp să ne ascundem, bă, dar să le vină după mine, vină după mine, fii atent, că am o idee. Bă, Alice, slăbănu-o ca roade asta. Bă, gata, mă, dar să le cu asta, nu mai tip așa, fii atent, așa, Alice, spune-te acolo, nu te uita, fii atent, dar să le, bă, unde te duci, mă, bă, dar să le, unde te duci, mă, aveam o idee, vrei să spun sau vrei să pleci tu de nebun așa? Zi. Dar nu mai tip așa, bă, dar să le, fii atent, vreau să folosim, știi că avem măturile alea, avem măturile după noi, vreau să le folosim să ne urcăm în copac, ce părere ai? Ce faci acolo? Alice, ce cauți? Vii să ne ascunzi, ce faci aici? Am zis să te pui. Pentru asta te pui și următoarea rundă, nu ne interesează. Te pui de două ori, gata. Dacă mai faci o dată te pui în continuu. Păi eu mă duc să mă omor atunci. Așa, mă, Alice, fii atent, te pui foarte, foarte frumos și nu te mai uiți. Noi nu o să ne cerem acum să ne ascundem, pentru că dacă te mai uiți o dată te pui de trei ori, nu de două ori. Deci tu te pui de două ori, nu mă interesează. Dar Alice, se pare corect, nu e așa? Da, bravo, stai, mă, Alice, Fiandru, stai aici. Bă, să mai respire, bă, dar să le lasă, bă, ce... gata. Gata, bă, dar să le, hai să folosim astea, bă, vrei să le folosim sau nu vrei să le folosim? Adică eu mă duc, nu mai trebuie să la tine, eu plec, dar să le, gata. Mă, ce... 10. A, 5-10, deci am început la 5-10, mă, Alice, nu mai tipa așa de tare că te auzi. Aia, mă, începu, doamna! Bă, dar să le, unde ești, bă, dar să le, unde ești, bă, că eu nu știu să controlez asta, ajutor, bă, dar să le, nu știu să controlez. Bă, nu știu să controlez, dar să... Dar Darcel, ce-ai făcut? Bă, Darcel, ce-ai făcut? Bă, Darcel, bă, gata, mă, fie ce știi ceva, hai să nu le mai folosim. Mamă, ce amuzant e, Darcel, deci fii atent, stai de să mă pun, bă, uitați cerbul ăsta, mă, mie îmi despare asta, stați puțin, mamă, trebuie să mă controlez, că nu prea știu să controlez asta, dar, în fine, n-am auzit nimic, mă prefac că n-am auzit nimic din ce a făcut Darcel, că e cam fraier, așa de fel, dar haide să vedem pe unde să mă ascund și eu vreau să urc pe undeva pe aici, dar nu găsesc, mamă, deci eu nu știu să merg cu asta. Dar să le aibă că termina aia de numărat, bă, dar să le gata. Mamă, ce e aici? Să-ți puțin că am descoperit ceva. Mamă, mă, 71. Bă, nu, bă, dar să le tot spui aici țipă, mă, dar să le nu stai în partea cealaltă și țip. Bă, Rafael, fii între eu aici, mă ascund. Unde te ascunzi, mă? Aici, fii atent, bă, dar să le că am descoperit aici ceva. Mamă, ce, mă, asta, mă, e o casă aici, mamă. Sper că nu e nimeni, ia să mă uit pe aici, mamă. Deci chiar e un fricoșător așa de Halloween, uite să nu, bă, dar să le, uite-te puțin la casa asta, nu ți se pare ca un fricoșător? Bă, da, bă, fii între, hai să furăm. Bă, ce să furăm, dar să le că nu e nimic, tu nu vezi că e părăsită casa asta, e vai de mama. Ai, dar să le, hai să... Mamă, uite, bă, avem cartofi pe aici, ăștia putem să-i furăm, dar fiate... Bă, bă, Rafael, uite, bă! Bă, încetul, așa, uite, bă, Rafael! Ce? Nu e niciun calculator aici, bă, dar să le, te joci cu eu aici, bă, hai să ne ascundem, bă, dar să le, că termina aia de numărat, uite-te și mai și țipă, dar să le... Bă, 19, fina de gata, le-au cu mătura! Dar să le, tu ai auzit-o pe aia? Ascunde, bă, Rafael, ascunde! Bă, gata, hai să le ascunde, fii atent, că mă pun undeva pe aici, bă, după, fii atent, mor pe lianele astea, vreau să încerc să urc pe casă, urc așa frumos, dar nu cred că pot să ajung, n-ajung din păcate, dar mă duc pe aici, pe undeva, mamă, pe aici, nu, fiți atent, cred că aici o să stau, mamă, fix aici o să stau aici în copac, o să stau foarte, foarte bine și nimeni nu o să mă vadă bine, sper să nu mă vadă Alice aici, că eu zic că e un loc perfect, dar așteptăm aici, dar să le, unde ești, bă, dar să le, m-auzi? Da, bă, s-a ascuns! Unde te-ai ascuns, bă, dar să le, uite, vine în stânga de tot, dar să le, vină la ferma aia, dar să le... Nu pot. Dar să-l taci, caut ceva. Ce s-a auzit pe aici? Bă, sunteți aici? Bă, unde sunteți? Mamă, fiți atenți că a venit Alice, cred că el spune undeva pe aici, mamă, deci nu vine să cred așa ceva, mă, dar nu văd nimic, mă, nu văd pe Darcel, nu, că data viitoare trebuie să-i trolez la Hide and Seek, că nu se mai poate. Eu vreau și eu să văd ceva, nu prea văd nimic. Stați puțin că mă dau așa în jos, că parcă văd pe undeva pe aici, vreau să văd dacă e pe undeva pe aici, pe undeva. Hai să văd așa. Mamă, stați că mă vedeți, stați să fac. Mamă, uite să văd la ea cum e acolo. Mamă. Hei, acolo. Ești cumva o creatură? Hei. Rafa,
Rafael, am găsit. Alice, tu cumva trișezi, spune și mie drept. Tu cumva trișezi? Nu, Rafael, dar eu cred că Darisel trișează că s-a făcut invizibil în fața mea. Nu, stai puțin, s-a făcut invizibil. Nu mă interesează asta de Darisel că s-a făcut invizibil. Pe mine mă interesează un lucru. De ce te auzim așa de aproape de noi? Tu cumva ne urmărești că te auzi prea aproape, adică nu ai cum să țipi în halul ăsta și să te auzim din partea aia până aici. Dar eu urlu, nu știi că pot să urlu foarte tare, uite. Deja nu mai suport, adică bă, uitați-vă puțin la Darusel și la Alex. Alex trișează, Darusel trișează, toată lumea trișează, nimeni nu se joacă serios. Bă, Alex, Darusel, putem să ne ieși că cine e? Bă, Darusel, stai, Darusel, Darusel. Nu, că el, că eu, că el. Ok, am știu că e, bă, e Halloween-ul, gata, dar nu trebuie să, bă, putem să ne ieși că cine e, fața ascunsele acum trebuie, Darusel. Alex, vină mă înapoi. Așteptă! Ascundeți-vă voi, eu mă pun direct aici, nu mă mai pun altundeva, pentru că deja mi se pare, bă, bune, la modul cel mai serios. Deja eu nu mai suport, sincer, vreau să mă joc fața ascunsele acum aici. Hai, număr 1, 2, 3, 4, mamă, deci deja mă enervează copiii ăștia, stai puțin că trag așa puțin cu ochiul, să vă uitați puțin. Mamă, stai să nu mă vadă, să nu mă vadă. Ok, mergem așa foarte frumos pe aici. 1, 2, 3. Mă, ce cauți mă aici, dar să le te ascunzi? Bă, de ce du-ți la mine, bă? Unde mă uit la tine? Dacă ai venit la mine, normal că mă uit la tine. Unde vrei să mă uit, dar să le vrei să mă uit așa în aer? Mă pun aici la numărat și vreau să văd dacă îi găsesc. Păi, ăștia sper să nu mai trișeze, dar să le cu oalea și să nu mai trișeze nici, nu pentru că vreau să ne jucăm foarte, foarte frumos și să-i sperii și eu puțin acum că vreau să fiți atenți, Am o chestie pe aici. Mamă, deci de fapt nu mai am nimic, nu mai fac nimic. Aia e. 97, 98, 99, 100. Cine nu-i gata, le-au cu lopata și bine, să sperăm că o să fie ceva foarte, foarte bine, pentru că acum plec în căutare și să sperăm că nu mă mai trolați niciunul dintre voi care m-au zis că știu că sunteți unul pe aici prin apropiere. Mamă, de ce sunt asta aici? Mamă, e și mătura mea și lutar. A, stați, că da, da, că am lăsat eu cu Darusel aici. Când am urcat, ok, hai să mergem pe aici foarte, foarte frumos să vedem ce căutăm. Să-i găsi și pe ăștia, mă, dar pe unde s-or fi ascuns, mă, ăștia, pe bune? Mă, bă, ce cu mătura asta? Mă, asta e mătura lui Alice, că lui Darusel n-are cum să fie, a mea n-are cum să fie. Și unde e Alice, pe bune? Alice, ești cumva pe aici prin apropiere, cumva, și nu știu, ia, mă, să mă uit pe aici printre copaci, pe aici, pe undeva printre copaci, să mă uit așa, undeva urcată prin copac, pe aici, prin părțile astea, nu știu pe unde ar putea să fie, dar de fapt în copac n-ar trebui să fie, pentru că mătura a rămas jos, n-ar putea să fie prin copac, poate... Alice, da. Ce cauți acolo? Doamne. Ok, deci se pare că da, Alice, am scăpat, a murit cum ar veni, s-a dat bătut, a murit de tot, acum îl caut pe Darusel. Alice, nu mai am găsit-o cum ar veni, acum să-l caut pe Darusel. Ia-mă, unde fi mă ăsta? Am fi pe aici pe la campfire, pe aici, că poate să pune, da, nu e pe aici. Alice, să mă uit așa frumos prin părțile astea, da, eu nu știu ce se întâmplă. Ia, ce e ăsta? Ok, n-are nicio treabă cu ei. Ok, hai să văd ce. Mă, mi se pare mie să văd ceva acolo. Mă, ce? Bă, da, uitați-vă puțin, unde Darusel, că văd așa ceva aici. Uitați-vă puțin. Ce face mă ăsta în casă la oameni? Nu vine să cred așa ceva. Mă, ce facem ăsta? Ia să intru așa ușor. Darusel, în primul rând, ce cauți aici la oameni și în al doilea rând, de ce mi-a căzut o nicovală aproape în cap? Nu știu, bă, la fale, bă, dar și mie era să-mi cadă cap, bă, Mă, ce faci, mă, aici, Darusel, de unde ai tu, bă, acu' e casa asta, deci, Darusel, tu intri peste oameni în casă? Da, bă, la fale. Darusel, spune și mie, ce cauți aici? Bă, nu știu, bă, la fale. Bă, Darusel, am spus că ne ești când fapte ascunsele, ok? Tu ce cauți aici la oameni, de ce intră la oameni, intri pe calculator dacă vine omul ăsta acasă? E, bă, nu-mi pasă, bă, Rafale, că zic că sunt Darusel 2012. A, și te cunoaște, bă, tine, toată lumea din oraș, nu? Da. Păi la câte drăci faci, crezi și eu, Darusel, că te cunoaște toată lumea prin oraș. Bă, dar tu ce faci mai aici? Iar te joci cu cine te mai joci? Iar cu Icona, l-ai chemat și pe Icona aici? Da, bă, da. Bă, Darusel, via, stai puțin. Deci te-am găsit și pe tine, dar te-am găsit ultimul. Practic, ai știi că runda asta, n-am găsit-o, adică am găsit-o pe Alice, Darusel, dar știi ce a făcut Alice? Ce? Deci fii atent, nu știu cum mătura ei a rămas jos, că ea era într-un copac. Am văzut într-un copac, în vârful copacului. Și a încercat să sară, adică să sări din copac și a murit. Bă, e foarte bună povestea. Da, dar să-l ce cu asta aici? Eu pun ăsta așa. Bă, uite-te în spate, ți-am zis, uite-te în spate, ce... Ăsta e animalul meu, bă. Bă, ce faci, bă? Stai, mă, dar să-l nu mai tipă așa, mă, ce se întâmplă, mă, ce cu... Bă, dar să-l ia... Ce faci? Mă, asta e Alex. Mă, Alex. Stai puțin, dar să-l... Bine, m-ai prins. Te-am prins, Alex, ce faci? De ce ai sărit acolo din ăla? De ce ai sărit așa? Păi, am sărit că eram entuziasmată și am uitat că o să... Mi-e pierdut una din cele 9 vieți de pisici. Mamă, ce amuzant ești tu, Darusel, am uitat să râd, Darusel, bă, dar stai puțin, fii atent, Alice, vreau să te... Hai, Doamne, ce prost ești, Darusel, Alice, fii atent, stai puțin, vreau să te întreb ceva, Alice, cum de erai acolo sus și mătura era jos? Păi e simplu, m-a urcat cu mătura în copac și după aia m-am împins-o. De ce? Nu, am zis de ce, nu cu ce. Păi, mi s-a părut atunci că era ceva deștept. Ce era deștept? Ca să mă urcă în sus, nu? Bă, Rafa, fugi! Au venit ăștia acasă, au venit ăștia acasă, fugi!
mergi? Da, eu de ce să fug? Adică, bă, mune, au venit oameni. Da, stați puțin, să vă spun așa ceva. Bă, mune, vreau să vă spun. Mă, bă, lasă-mă. Nu-i cunosc, nu știu de unde sunt ei. Nu știu de unde sunt ei. Nu știu ce se întâmplă, dar vreau să vă spun că băiatul acela a văzut calculatorul ăla în casă. Se Fugi! Milor, domnilor, să știți că v-am aruncat bicicleta în lac. Hai să fugim? Stai, Alice, vino, Alice, stai! Vreau să vă întreb pe voi ceva, Voi credeți că eu sunt, adică pe bune, eu sunt într-o lume plină de nebune, adică uitați-vă puțin, dar să și la Alice, eu cred că aici chiar sunt într-o junglă, nu sunt în pădure, sunt direct în junglă. Scrieți voi acolo în comentarii dacă sunt la ce. Bă, dar oare unde suntem în junglă? Da, ce ziceam? Acum, Daresele, eu m-am pus, Alice a pus, este rândul tău să te pui aici să ne cauți, Daresele, ce frumos, pe bune, dar Daresele, vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb ceva, dar șapca ta unde e, pălăria? Aici! Da, așa, bravo, fii atent, Daresele, că suntem tot la Halloween, dar Daresele, trebuie să ții șapca, că așa e frumos, dar chiar și costumul, că uite că aveai costum, bă, Daresele, fii atent, pune-te aici și numără, Daresele, fii atent aici, Daresele, numără tot aici, așa. Ce fraier ești! Bă, cum adică, băiatu-te tu! A, păi de ce să mă duc eu? De ce sunt eu fraier, Daresele, dacă tu ai picat în capcană? Mă, cum să... Așa, fii atent, Alex, lasă, fii atentă, vină după mine, Alex, pentru că vreau să ne ascundem împreună, pentru că vreau să facem așa, farsă, să-i facem o farsă, dar să le și mă gândeam să ne ascundem undeva aici, ce părere ai? Oh, frumos, să-l spionăm. Ah, păi da, spionăm, fii atent, eu mă duc undeva pe aici și vreau să facem așa mișto de el, uite că îl văd acolo, uite, vină aici, să-mi spui dacă îl vezi, te dai așa puțin și îl vezi așa. El mă duce de aici. Mamă, ce facem ăla, bă, stai puțin, că ăla mi se pare că ăla trișează, mă, ăla, uite-te puțin la el, el, noi numărăm până la 100 și el numără până la 20, pă bune, adică nici până la 20. Rafael, fă puțin la liniște. Darusel, plimbă ursul. Bă, ce ai zis? Vino repede aici, Alice, vino repede, că ne vede, eu stau multe. O căsuță de apă. Ia, dar ce face? Uite de puțin la el, adică uitați-vă puțin la Darusel ce face. Darusel, ca de fiecare dată, n-am nicio idee ce treabă are Darusel pe bune, adică e cam ciudat. Iar să aruncă pe jos, mamă, deci Darusel. Alex, dar poți să-mi spui și mie, tu de ce faci ca Darusel? Adică uite-te la Darusel, cât de fraierie. Unu! Am căzut să... A, bă, de ce nu mai să fac flotări? Hai, flotări, hai! Unu! A, bă, nu poți să flotări! Alex, tu te uiți la el cum face flotările, la zice că faci flotări și el cade cu capul, să dă cu capul, gen cu fața de asfalt. Da, știi, cred că e ceva destul de inteligent, ar trebui să încerc și eu. Da, bă, asta vreau să te întreb, de ce, mă, tu ai luat din asta lui Darusel, ai nebunit și tu pe bune mai rău decât erai? Eu nu, dar vreau să-mi spui ceva, dar uită-te, te rog, în ochii mei, te uiți? Mă uit, unde mă uitam, altundeva. Zi-mi, îți place să te sperii? Ha, ce m-ai speriat, Alice? Da, păi am încercat și eu, știi, că na, nu o să facă chiar ca voi. Mă, dar ce faci ăla? Uite, stai cum a terminat. Hai, Rufus 1, 2 și 3, hai să contăm pe ăștia doi. Hai, vine. Hai, aport. Mă, ce face? Mă, ce-a luat? Bă, uite să... Alice, așa, mergi pe aici să nu ne vadă, Mă, ce... Hai, Miro! Bă, Alice, te-am văzut! Alice, unde-i, bă? Alo! Alice, lasă-mi pe mine, Alice! Alice, te-am prins! Alice, vino! Am prins-o pe Alice, pe mine nu m-am văzut, trebuie să fug repede de aici! Alice, am prins, gata! Mamă, dar rău, dar să nu mai pot să mai vorbesc pe bune, am plecat de parte, dar asta, tipă, în continuu, nu știu, pe bune, ce are... Ce are mă ăla de țip așa, mă, stai puțin că mă rup aici prin lianele astea, mă duc tot așa pe aici, pe la casa asta, să vedem că, mamă, dar parcă, mă, ce sunt, mă, ăștia vin cumva după mine, man, el nu înțeleg ce se întâmplă, pe bune, bă, dar chiar, bă, eu vreau și eu să ne șcăm foarte, foarte frumos, foarte ascunsă, dar să le a găsit el niște câini, i-a luat să-i pună pe Alice și Alice a murit, acum, nu știu ce s-a întâmplat, sincer, dar, mă, ce sunt, doamne, nu, pe mie deja mi s-a luat, sincer, adică, nu știu, eu stau pe aici, dar să nu mă caută, nu face nimic, dar să-l face flotări, găsește câini, nu știu ce face, sincer, vreau să ne șcăm și noi odată în viață. Să pe bune, să zici că în față ascunsele, dar sunt cu tare să nu prea se poate, sincer. Adică după cum se vede. O să ne găsesc. Și dacă te găsesc, o să te mănânc, o să te dau la câini. Plimbă ursul, dar se el plimbă ursul, plimbă ursul. Da, bă, bune, fiat, muscul să mergi mult să caut. Alice, vino repede, nu te-a prins. Vezi că vine, stai ascuns, ascunde-te, pleacă, lasă-mă aici, lasă-mă pe mine aici. Pleacă, așa, fugi. Alice, ce faci, Alice? Stai, nu, dar se lasă, bă. Da, clasic, dar Alice, dar se, am și o întrebare pentru voi. Putem să ne șcăm și noi fața cum se la o rundă cum trebuie, corect sau nu putem?
Da, spune-mi una, da, putem, văd ce putem. Am o întrebare, de unde ai făcut roz de câine? Și unde ai găsit tu? Pe Pofia 3, i-am găsit acolo, bă, și am dat oaseute și am mâncat. Așa, și acum ce faci tu cu ei? Vrei să ne omori pe noi cu... Nu, fetele, fetele, haia! Și... Darcel, spune-mi, te rog, că ăștia... Mamă, sper să moară și Darcel. Alice, vină puțin, că am ceva să spun. Bă, ce fac? Darcel, spune-mi, te rog, că erau decorațiuni de Halloween, de jucărie. Da, bă! Așa că spune-mi, da, bă! Rafael, câinii ăia m-au mușcat. Sunt decorațiuni, cred, nu? Adică sunt... Da, bă, Rafael, uite! Sunt jucării de-alea inteligente, nu? Sper. Uite, vezi? Ce să fac astea? Îți decorațiuni, bă, Rafa, decorațiuni, uite! Oul lor, ia, pune să vezi! Da, decorațiuni, nu? Bă, Rafa! Am o întrebare, de unde ai făcut rost de ăștia, că sunt prea mișto, de unde ai făcut rost de ei? Bă, Rafa, le fientele! Darusel, de ce s-a uitat spre mine așa urât cu ochii aia roșii, Darusel? Rafa, fugi! Nu, dar mie, nu da mine, bă, stai puțin, Darusele, bă, spune și mie, de unde ai luat, cine ți-a dat, vrăjitoarea sau cine ți-a dat? Da, stai, bă, alu-i, bine așa, ia, atacați-l, atac! Wow, Darusele, mamă, ce amuzant, bă, gata, mă, terminează-mă cu ăsta după mine, Darusele, că mă și enervează, gata, potolește-l, te rog, Darusele. Mă, Darusele, ce aveai de spus, că mă tot bate și la cap să le spui ceva la oameni, ia spune-le tu acum. Fiantră, dacă voi vreți să știi cum să mă faceți invizibil ca mine, trebuie să dați like și subscribe, ok? Pa! Bu, să te mănânc, haia! Darusel, seara încă nu s-a terminat, încă este Halloween-ul la noi și trebuie să facem ceva ce noi facem de obicei, Darusele, și anume să facem un concurs de construit, dar, Darusele, trebuie să facem un concurs de construit de tematică Halloween. Dar fii atent, vreau să te întreb ceva, Darusele, vrei să afli ce vreau eu să te întreb? Da, bă, Rafale, zic că nu mă pupă, sunt prea obosit. Bă, Darusele, vreau să te întreb ceva, unde e Alice, mă, că Alice treia să fie, uite-te puțin, scrie aici Alice 2012 și Darusel 2012, Alice unde e, păpune, la modul cel mai serios, că Alice nu mai vine, ce face, ce, unde a plecat ea acum? Da, frate, nu știu, bă, Rafale, cred că am mâncat-o câinii. Da, cred că am mâncat-o câinii tăi, Darusele, că asta ai făcut tu, Darusele, dacă mai țineți minte, în fine, nu mă interesează asta, Darusele, fii atent. Astăzi facem tematică de Halloween concurs de construit și anume o să facem o singură rundă, Darusele, și dacă o să vină Alice între timp, Darusele, ar fi foarte bine pentru tine, pentru că tu o să concurezi cu ea și dacă concurezi cu ea, o să ai mai multe șanse, Darusele, să câștigi. Ok, hai, pa, du-te, rapid, du-te. Ok, gata, du-te, fii atent, Darusele, ți-am pus aici niște iteme, în fine, te uiți tu acolo foarte frumos, gata, deci ok, acum începe construcția. Astăzi o să facem concurs de construit și anume o să facem un concurs de construit foarte, foarte tare. Astăzi vom face un concurs de construit și cu tematică de Halloween. Și anume, cu tematica aceasta de Halloween o să fie foarte, foarte multe chestii. Adică avem foarte multe chestii. Putem să facem o biserică, un cimitir, niște chestii, un dovleac, mai multe chestii. Dar ceea ce vreau eu să fac, încă nu vă spun. Dar fiți atenți, haideți să vă arăt ce am pus eu aici în ăsta, pentru că vă dați seama cât ok. Deci da, vedeți, astea ar putea să fie un cimitir, niște chestii, dar vreau să fac mai mult de atât. Fiți atenți. După ce iau toate itemele de care o să am nevoie să construiesc, o să vă zic ce am în plan, pentru că o să fie o construcție foarte mișto și abia aștept rezultatul final, că dacă nu o să fie cum vreau eu, da. Dacă nu ești fraier. Da, Darusel, da, ai dreptate tu, Darusel, dar cum au zis-o, Darusel, întrebarea mea cum o, ia să intru să văd ce faci tu, a, te-ai apucat, mă, Darusel, ce faci tu aici? Pleacă! Gata, mi-am ales câteva din materialele pe care o să le folosesc la construirea unei biserici. Deci da, ați înțeles bine, o să fac o biserică și un cimitir. Vreau să fac așa pentru că e o tematică de Halloween. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă era o idee mai bună să fac altceva. Scrieți dacă aveați voi alte idei, ce idee aveați voi în cap și dacă puteți să o reproduceți, poate face și voi și trimiteți acolo pe Discord ce ați făcut voi de Halloween, dacă v-ați jucat Minecraft și a făcut așa. Da, scrieți acolo. Hai să dăm drumul la cele și Darusel în 3, 2, 1. O să înceapă. Bine, tu deja cred că ai început, Darusel, dar vreau să te întreb înainte de toate, Darusel, ce ai de gând tu să faci până vine Alice, dacă mai vine, să sperăm că mai vine, că dacă nu, n-avem ce să zicem. Bă, Rafale, eu doar vreau să zic că o să câștig. Da, ok, am înțeles, Darusel, o să câștigi. Nu, ok, lasă să rămână secret ceea ce vrei tu să faci acolo, pentru că eu acum, Darusel, o să dau drumul, nu o să zic, de fapt am zis ce o să fac, Darusel, o să fac o biserică, dar poate ți-am dat și ție o idee, sper să nu faci la fel, Darusel, că dacă faci la fel. Am început aici să fac așa frumos, arată cât de cât ok, îmi place cât de cât bine, nu prea îmi place aia de sus cum arată acolo crucea, dar poate o retușăm, vedem noi ce facem, cum o să arată într-un final și... Bă, ce faceți, ați început fără mine? Bă, Alice, bă, ce cauți mai aici? Bă, Alice, bă,
bă, Alice, vină puțin aici, Alice, că am să te întreb ceva, Alice. Coboară jos, nu te uita, aia, ai văzut, o să zici lui la aia, nu mă interesează, dar ce cauți tu acum, de ce să vin așa târziu, ce ai făcut până acum? Bă, Rafael, am vrut să mă machiez rapid și am văzut că a trecut timpul prea rapid și m-am pornit acum rapid. Da, mulțumim, Alice, dar să-l deja început, are nevoie de ajutorul tău, ia, du-te, poate-i supăra pe tine, că tu încă acum, nu acum, zici și du-te la el, ia, du-te așa, să vedem ce s-aude, du-te după el, du-te Ce facem? Bă, gata, bă, nu mai țipați acolo. Hai, deși tate, mamă, deci deja a venit Alice, e bine pentru Darusel, dar nu e bine pentru mine, pentru că eu să-l fie 2 versus 1, dar nu e nicio problemă. O să-i bat 100% și așa o să-mi fie mie ușor, pentru că aia nu o să se înțeleagă prea bine și o să se certe cel mai probabil acolo și o să facă ceva foarte nașpa. Dar haideți să vedem cum o să iasă totul acum, pentru că trebuie să stau aici. Nu știu dacă arată, dar cred că o să-l las așa, nu știu. Haideți că văd cum o să fac în continuare și după o să văd dacă o să-l las așa sau nu. Pot să spun că eu am terminat biserica, este gata, adică nu e gata toată, pentru că este gata doar pe interior, cam așa, pe exterior, pardon, pe interior o să facem chiar acum imediat și să vă arăt ce am făcut pe interior, că am făcut un singur lucru și anume să dau așa puțină lumină și am făcut aici un candelabru, eu zic arată genial. Alice, dar nu faci bine, Alice, dar nu faci bine, Alice, dar nu faci bine, repară! Bă, gata, mă, nu vă mai certați acolo, bă, dar e lucru în echipă, trebuie să comunicați între voi, foarte frumos, să vă certați, dar să nu știu ce tip, așa, dar fiți atent. Eu vreau să fac aici niște icoane, nu știu dacă ar merge, să vedem, o să vedem, o să fac foarte multe chestii, dar o să revenim imediat cu interiorul. Bă, dar voi ce faceți acolo, pe bune? Pe bă, Rafael, mi-am terminat, bă, și asta, bă, da, Alice, gata, îmi dau seama ce ați terminat, voi care vă certați, ok, deci o să fac aici biserica, o să termin interiorul, după o să mă apuc acolo de niște morminte, niște chestii de astea, cimitirul. Da, de ce? Bă, păi nu vezi, mă, ce păcate face Darusel, urlă așa la o fată lângă biserică, mă. Păi ia, e, să vină aici la biserică, vine la să se spovedească la părinte și cam aia, în fine, de... Deci eu acum o să fac biserica, o să termin, după o să fac un cimitir și vreau să mai fac mai multe chestii, o să fac și locul unde este clopotul, unde stă domnul care dă cu clopotul și mai multe chestii, dar încă nu vă zic, vedem. Ce mai vrei, Darusele? Mă lași pe mine să vorbesc? Felul care mă tratezi. Doamne, gata, Darusele, că trebuie să vii aici să te scap de toate păcatele, Darusele, la biserica asta, pe bune. Bine, o să vin. Gata, și am terminat și interior. După cum puteți vedea, am pus aici niște chestii ca să pară într-un fel că e de Halloween, așa, mă, dar ce să o demă, Darusele? Ce faci, mă, pe acolo, Darusele? Bă, ce cu zombiul ăsta aici? Cine l-a pus? Bă, te-ai speriat? Puțin, așa, în fine, nu mă interesează, Darusele, pentru că acum o să le arăt la lume ce am făcut eu, Darusele. Mamă, deci cam așa arată interiorul. Eu sunt mulțumit, sincer, am făcut așa, deci am improvizat niște chestii. Vedeți aici, astea, să zicem că sunt niște icoane ce am găsit și eu pe aici. Eu zic că chiar arată ca niște icoane, cât așa. Aici candelabru frumos cum a fost, am pus pe aici niște lelieci foarte, foarte frumos, pe aici scaune și toate astea. Și aici este altarul unde stă popa, cum ar veni părintele. Vedeți aici foarte, foarte frumos. Eu zic că arată foarte bine și nu aveam ce să mai fac altceva, sincer. Eu zic că arată foarte, foarte bine. Dați acolo o notă în comentarii. Chiar sunt curios la final de videoclip să scrieți nota voastră, adică cine credeți că a câștigat și de ce a câștigat. Adică eu dacă câștig, scrieți acolo de ce vă place mai mult a mea și scrieți și nota dacă e la ei la fel, las înțeles, în fine. Dar bă, dar voi ce faceți, mă, acolo? Că vă certați mai devreme, eu nu știu ce făceam, sincer. Bă, Rafaele, bă, noi sigur nu facem nimic, da, adică sigur n-ai de ce să te uiți pe geam. Bă, băi, da, nu o să mă uit la voi, pentru că oricum o să câștig eu, că de... Mă, ce ca... Darusel, ce căuta... Da, uitați-vă puțin la ea, cum trișează, de ce... Pentru asta, minus un punct, decide lumea în comentarii. Ai zis ceva, bă, Rafaele, ai zis ceva? Darusele, da. Dacă vă văd cumva ca să cu ceva ca mine, nu, gata, am plecat, duceți-vă înapoi. Mă, nu, te rog, că mi s-a dat toată. Bă, dar nu mai pune, mă, gata, Darusele, pe bune, gata. Da, deci vedeți ce au făcut aia, mi-a pus Darusele niște de-astea, au venit să se uite la mine, aia. Bă, dar nu mai veniți, mă, Alice, rămâi, mă, acolo, nu mai veniți, pe bune, pleacă, Alice. Nici nu te auzi, Alice, adică, mă mai luați și la mișto, ia să intru acum la voi, nu, să intru și eu, nu? Vrei să intru și eu la voi? Tu ai terminat? Nu, n-am terminat, de ce veniți la mine, că vrem să vedem, bă, plecăm, pe bune, nu, stai puțin, vreau să vă întreb ceva, voi nu vreți să vedeți acolo la final să fie foarte frumos, să vă surprindă finalul, cum ar veni să dați note frumos, bă, Darusel, du-te, așa, pa! Da, mulțumesc, Darusel, mai bine, o să vadă aici, o să fac eu, pentru că acum vreau să fac clopotul aici, în dreapta, tu poți să mă ocup aici de frumos și de cimitir și să vedem ce mai putem să mai facem, să sperăm că o să iasă totul bine, bă, eu sunt mulțumit, deja scrieți voi acolo în comentarii dacă
vă place ce am făcut eu și bă, chiar trebuie să ia, nu știu, scrieți vă acolo dacă chiar trebuie să le iau un punct sau de fapt nu le iau, mă, că până la urmă sunt dar eu și cu Alice, îi iert, n-am ce să le fac sincer, pe bune, adică la muncă mai serios, uitați, vă dar să era și ieșit, deja s-a ofticat. Am terminat de făcut și locul unde se cântă la clopot, bine se cântă, se bate la clopot, cum ar veni, urcăm pe aici foarte frumos, după cum puteți vedea din jur împrejur, am făcut chestiile astea pe aici, acum am făcut și acolo, ca și cum să se vadă că e de Halloween, așa că e puțin abandonat, dar nu prea e, în fine, nu mai contează, asta e de Halloween, până la urmă, și aici urcăm foarte, foarte frumos cărlele, urcă așa direct și aici sunt astea, cum ar veni, practic dăm aici, ding, 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 și fiți atent, mamă, stai să pun și aici, pe aici, cred că arată bine, eu zic că arată genial, sincer, adică chiar îmi place cum e și construcția, chiar nu mă așteptam să-mi iasă așa de bine, mă gândeam, bă, cred că o să-mi iasă ceva, dar nu chiar așa de bine, adică e ok, bă, eu chiar sunt mulțumit, sincer, pentru că nici nu stau foarte mult, că dacă aș sta toată ziua să fac asta, vă zic că ar ieși ceva super, super șmecher, dar nu trebuie să mă chinui cu ei, și acum trebuie să fac în felul următor, am făcut astea două, și acum vreau să fac cimitirul, foarte frumos, mai am cimitirul și cam atât o să fie, eu zic că o să iasă totul foarte, foarte bine, și abia aștept să se termine totul, pentru că deja sunt obosit, sincer, și chiar nu mai am răbdare să-i bat. Pot să spun că am terminat, o să mă întorc în următoarele secunde, dar nu înainte să vă zic să dați acolo pun butonul de like dacă încă n-ați dat like și lăsați acolo un comentariu care credeți că o să câștige, dacă o să câștig eu sau Dariusel și Alex, pentru că sunt în echipă, dar în 3, 2, 1, să vă arăt ce am făcut aici, uitați-vă puțin cum am făcut aici cimitirul, am pus niște zombi de ăștia pe aici să stea foarte frumos și aici am făcut cimitirul, vedeți, am pus foarte multe chestii pe aici, am pus poște așa, foarte, foarte multe chestii avem aici și asta cu mătura de vrăjitoare cu toate chestiile astea și am mai pus și pe aici niște ornamente cât de cât așa, am abuzat cum ar veni de ele, am pus așa, vedeți că am pus foarte multe pe aici, am pus și pe aici niște dovleci, toate chestiile astea și cam așa arată rezultatul final, nu arată foarte, foarte wow, dar eu zic că totuși o să fie mai frumos decât ce au făcut ei, o să revin la ei imediat, dar înainte toate, uitați că a venit și Dariusel în sfârșit, bine că a reintrat, am crezut că s-a dat bătut până la urmă, dar eu zic că o să arate cât de cât ok, eu zic că arată bine, am făcut asta, ok, puteam să fac mult mai frumos, dar bă, eu zic că nu trebuia să mă complic foarte, foarte mult, așa că am zis, bă, lăsăm așa, lăsăm așa, cum am ieșit aici, cum am făcut toate astea, foarte, foarte frumos, eu zic că arată genial, adică chiar sunt curios ce reacție o să aibă amândoi și să le prezint aici foarte frumos, să văd și ce au făcut ei, chiar sunt curios și acum, hai să nu mai dăm drumul la vorbă, nu mai vorbim foarte multe, pentru că vreau să revenim acum la ei, să vedem ce au făcut ei, prima oară vreau să merg la ei, dar știți cum fac ei de obicei, le zic să mergem la ei, o să vină la mine, dar aia, o să vedem cum o să iasă, Doamne ajută să fie mai bine la mine, dacă nu, aia, nu mă supăr, dar poate așa mai câștigă și ei din când în când, că de fiecare dată eu zic că eu am câștigat aproape. Haideți să mă duc acum să vedem ce facă. Mamă, bă, nu-mi vine să cred că să-l așteptăm aici, bă, de 10 ani. Alo, ce căutați? Mă vorbiți cumva pe mine, pe la spate și nu știu eu? Păi pe tine, dacă sunt de 10 ani pe tine. Nu, mai nu, dar să bă, pune alea înapoi, dar să le, că n-ai văzut la mine, pune asta înapoi aici, dar să le, fiți atenți, vreau să mergem, bă, stați că trebuie să pune și, în fine, hai mă, veniți la mine, că știu că asta, vrei să veniți prima oară la mine, chiar dacă ce am să mergi, bă, dar să, da, poți să nu mai pui, te rog, dar să le, poți să nu mai abuzezi, că dacă nu o să fii descalificat, pă bune, la mă, nu cel mai serios, dar să le, hai să-ți prezint aici, foarte frumos, că nu mai avem timp, dar să le, pă bune, lumea se așteaptă, vrea să vadă și ceasă cu voi, pentru că lumea a văzut la mine deja, dar să le. Ok, arată, arată, aici este cimitirul, da, după cum puteți vedea, este cimitirul și uitați-vă așa, ridicați-vă în sus, ridicați, bă, Dariusel, nu mai dați darea, ridicați-vă și uitați-vă de jur împrejur, Dariusel, mai bat mult joc, hai, uitați-vă din jur împrejur să vedeți cum am făcut aici, pentru că am făcut ceva foarte șmecher, acolo e clopotul, da, Dariusel. Cum adică așa de mare, pe ce vrei să fie? Păi trebuia să fie mai mică, nu mai minimalist. Vei ați făcut mic, ați făcut nașpa, ok, deci stai, Alice, nu intra, vină înapoi, Alice, nu intra, hai mă, Alice, vină înapoi, stai puțin, stai puțin. Haideți să vă bă, stați pe bune, la modul cel mai serios, stați să vă prezint foarte, foarte frumos, veniți după mine, aici am cimitir, ok? Aici ați văzut biserica, foarte frumos și aici este un clopot, ați văzut, nu mai trebuie să mai intrați neapărat înăuntru. Zombalei, acum, Alice, zombalei, Alice, atacă, zombalei! Dariusel, poți să te potolești, te rog? Dă-te bă, Rafa, sunt zombi! Gata, sunt zombi de ordonament, Dariusel, fii atent, haideți să intrați aici, pentru că aici este totul cel mai șmecher. Intrați înăuntru să vedeți cum am făcut interiorul, uitați-vă puțin aici. Alice, n-ai voie acolo, n-ai voie acolo, tu e altarul, acolo au voie doar bărbații, tu n-ai voie, doar Dariusel are voie acolo să intre în altar. Bă, Alice, poți mai... Femeie, pleacă, femeie, vă mulțumesc, vă... Auziți? Puteți, vă rog, să nu mai spargeți pe aici, să facem și noi foarte frumos, că deja mi s-a luat, vreau să facem frumos aici, să fie totul foarte bine. Rafael, stai, chiar ai adus doi copii la competiția asta și ai crezut că o să se întâmple ceva bine? Mă, Doamne, uitați-vă puțin la... Mă, Alice, gata, vină înapoi, fiți atenți, uitați-vă aici, biserică, ia puneți-vă, mă, să... Ia, dar să le... Da, ia, puneți așa, puneți-vă așa jos. Ok. Mă, stai puțin, dar să le, stai puțin, dar să le, parcă știam că tu ești preot, așa, ia, puneți-te tu, mă, dar să le. Hai, Alice, am venit la biserică, Doamne ajută.
sâmbătă facem trei cruci, așa ne închinăm și hai să vedem preotul. Ia spune-ne, preote. Bună ziua, băieți și fete. Eu sunt preotul vostru, dar sunt 2001, așa 2012 și vreau să vă spovedesc. Tu ești spovedit? Nu, tu ești spovedit. Tu ești spovedită. Tu rămâi cu mine, ok? Tu poți să pleci, doamnă frumoasă, hai. Tu rămâi cu mine, ok? Hai. Vino cu mine, vino cu mine. Mă, ce vrei, mă, dar să-l pot, dar vorbești și tu mai pe bune. Hai, părinte, ce doriți? Ia spune. Să te aud și eu mai calm, părinte, că ții alea în gură, n-au nimic. Bă, părinte, o să te spovedesc. Foarte amuzant, dar să le, mamă, bă, dar să le, bă, pe bune, doamne. Bă, Alice, mie mi se pare cam ciudat părintele ăsta, mă, ți-ai zis cum ți se pare, pe bune, adică mi se pare ciudat. Liniște în sală, fiate, nu o să faci Sfânta Părinte, Sfânta Părinte, cu Domnul, cu tine, cu Doamna, cu mine și mama ta, cu mine și tatăl tău, cu mine și tatăl lumea. Cel mai bun preot, abia s-aude, vorbește, dă zici că nu vorbește, ok, fiți atenți, hai să vă prezint aici, cum am făcut, acolo v-am mis altarul, aici sunt niște icoane foarte frumoase, ia pupă-mă icoana, dar să le. Unicoană. Astea sunt icoanele, pupă-le, pupă. Dar nu cred că Alex, fii atentă, știi că o să fii tu descalificată cu Darusele, o să vii să scadă la amândoi puncte. Bă, gata, Darusele, pe bune, nu mai sparge. Hai, mă, Darusele, că lumea vrea să vadă aici frumos, să vadă și alea. Nu, hai, lasă, dați o notă, că nu vreau să vă mai arăt, lumea a văzut. Nu mai arăt nimic, Darusele, cât de ce am arătat. Mă, gata, ți-am arătat, Darusele, ți-am arătat tot. Ok, gata, dați o notă, pe bune, gata, mi s-a luat pe bune. Vreau să văd ce a făcut și voi. Dați o notă, că acum o să dea oamenii nota finală, nota contează de la oameni, nu de la voi, că voi oricum o să dați note. Bine, bine, dar stai, Rafael, du-te la mai încolo să vorbim despre notă. Nu, așa. Hai, da, vorbim despre notă. Atent, băi, eu zic că merită 4. Da, Alex, ți se pare că vorbești încet acolo sau vorbești tare, că eu te-am auzit? Pleacă, dar cel Alex, puteți să dați și voi o notă foarte frumoasă? Atent, că eu am zis 4, el a zis 2, 4 cu 2 face 6. Da, 6, îi mai dați un punct, 7 din oficiu. Stai, nu, păi da, vine 6, împărți la 2, e 3. Gata, foarte amuzant sunteți voi. Oricum, oamenii o să decidă acolo în comentarii. Și acum o să mergem și la voi. Voi mi-ați distrus foarte multe chestii și oamenii o să vă dea o notă foarte mică, pentru că voi mi-ați distrus, ok? Acum intru la voi să vedem ce am ce. Să știi că 100% n-am copiat nimic. Da, eu sunt sigur că nu v-am sunat la mine mai devreme să vedeți ce fac eu, ok. Așa, și ce e aici? Ce a făcut aici? Marma armată de zombale? Ce e, mă, asta? Mamă, cât a făcut? Mamă, și ce e, mă, asta în spate? Cine l-a făcut? A făcut un nou construcție, altă construcție? Da, eu am făcut asta și el ăsta. Ok, hai. Bine, dar el a mai ajutat și la biserică. Vreau să văd prima oară ce a făcut Darusele. Ok, a făcut asta. Așa, intrăm pe aici foarte frumos. Mă, ce e, mă, asta aici, Darusele? Vrei să mă tai? Da, hai, intră! Mă, și ce biserică asta? Asta e biserică la tine, Darusele? La Dumnezeu cu sănătate. Da, nu mă bagă nimeni în seamă. Dar Rusel, poți să mă bagi pe mine în seamă să facem frumos aici, că oamenii vor să vadă concurs de construire, nu prostiile tale. Da, Rafale, vino. Dar Rusel, dar poți să nu mai țip, te rog, că deja ne-ai spart timpanele la toți. Alice, vreau să-mi prezinți tu ce ai făcut, că la Darusel am văzut, Darusel nici nu s-aude. Nu mă mai interesează, vreau să-mi prezinți tu aici foarte frumos. Am făcut aici un dovleac de ăsta tradițional cu niște plantuțe aici frumos. Ok, și aici un dovleac ce ai făcut? Mamă, da, stai așa, mamă, cât de tare. Ia, spune-mi povestea, ce ai făcut tu? Păi m-am gândit la mine vrăjitare și cu Halloween și a ieșit asta. Da, ok, bă, mie mi se pare chiar e drăguț. Ce ai făcut tu, dar să le vreau să-mi spui și tu povestea ta, ce ai construit tu, ia spune-mi. Păi, bă, Rafa, la mine da, și bă, Rafa, la... Alex, tu mai ai urechi pe bune, că țipă cam rău, dar să-l. Hai să zic, bă, Rafaele, că nu se aude. Păi, exact, asta ai am zis. Pe fiată, bă, Rafale, eu am făcut biserica mea, este biserica Dumnezeului nostru, ok? E părăsită, îmi pare că e părăsită, dar și creierul tău e părăsit, că ai creierul gol. Dar să nu înțeleg nimic ce vorbești, ok, deci cam atât a fost cu aceste episod, scrieți-vă acolo în comentarii. Ce mai vrei, mă, Darusele, că, Darusele, dacă vorbești și tu să te... Darusele, ok, te bag în seamă... Nu, stai puțin, te bag în seamă dacă vorbești tu mai clar, că eu n-am înțeles nimeni absolut nimic, Darusele, din ce ai vorbit tu, chiar nu s-a înțeles. Ok, fiată, am o stupisă pentru tine, am o surpriză, vino. Da, de surpriză, Darusele, este să dați voi acolo cât mai multe like-uri, să lăsați acolo comentarii multe, să scrieți cine a făcut mai frumos, cine a câștigat, ce vrei, Darusele. Bă, stai, Alice, vino, fiantele, vino, e ca tare, să facem surpriza. Surpriza? Da, uite, surpriza. Mamă, ce amuzant, e foarte amuzant, Darusele, pe bune, da, mamă, ce amuzant, Darusele. Scrieți-vă acolo în comentarii cine crezi că a câștigat, adică eu, 100%, uitați-vă la Darusele cum face, nu mai am nimic de zis, papa. Eu sunt Darusele și am câștigat. Doamne.
Mamă, în sfârșit am sărbătorit și eu Halloween-ul pentru prima oară. A fost un Halloween reușit. Chiar mi-a plăcut cu Darusel și cu Alice. A fost un Halloween super, super tare. Uitați-vă puțin la bolul ăsta cum sare aici super, super mult. Adică ca de fiecare dată. În fine, acum că tot a trecut cu Halloween-ul, bine, încă n-a trecut la noi, pentru că zicem și noi să mai sărbătorim. Așa văd că Darusel încă n-a scos astea de aici. Nu știu de ce nu le-a scos. Eu le-aș fi scos, dar pă, am zis dacă nu le-a scos Darusel, mai stau și eu cu șapca asta pe cap, cu pălăria asta pe cap. Și acum hai să mergem la Darusel să vedem ce face. Totuși că la modul ce mai... ce se întâmplă? Mă, ce are televizorul ăsta? Stai, mă, să-l opresc, mă. Ce are, mă, televizorul ăsta? Bă, ce sunt? Bă, de unde apar, mă, toate astea? Darusel, sper că nu faci o fa... Darusel, ce se întâmplă? Mă, de ce sânge pe jos aici? No, deci, nu, eu am zis că sunt... Mă, sper că e un vis totuși. La modul ce nu mai zic... Mă, de ce sânge peste tot? What? Ce se întâmplă aici? Ia, aici la baie ceva? Nu e nimic. Am crezut că s-a întâmplat ceva de la prank-ul ăla de el. Am făcut-o, Darusel, ok. Hai să mergem pe aici, mamă. Dar e, mamă, e sânge peste tot. Mă, ce e cu mormântul ăsta? De ce e mormântul? Darusel, mă, ce să... Bă, stai puțin. Mă, e un vis sau e real? Adică ce se întâmplă aici? Bă, ok, am înțeles, a fost Halloween-ul, dar acum toate treburile astea legate așa de Halloween, parcă se întâmplă ceva ciudat. Nu cred că ar putea să fie Darusel, pentru că astea nu le mai pune Darusel. A trecut Halloween. Darusel, ce faci? Ce? Cum adică, băiafale, cum adică, ce faci? Darusel, de unde ai tu costumul ăsta și de ce te-ai costumat astăzi? A trecut Halloween-ul, a fost aseară Darusel, Halloween-ul. Noi deja am trecut seara, Darusel. Eu nu sunt Darusel, eu nu sunt Darusel, eu sunt... Eu sunt Carusel, eu sunt fantoma lui, eu sunt mănânc! Da, fantoma lui Darusel, măcar așa arată și Darusel, mai bine, sincer, mai frumos, în fine, nu mai interesează. Bă, Darusel, fii atent, stai puțin. Mă, de ce m-ai speriat tu pe mine acum? Pentru ce? Ce înseamnă asta la tine? Mă, îți bagi joc de mine? Bă, Rafale, fii atent, tu acum ai pierdut o viață! Cum adică am pierdut viață? Ce viață am pierdut? Uite, mă, sunt aici, cum să-mi pierd viața? Bă, ai nebune, bă, Darusel. Mă, Darusel, bă, numai mă, Halloween a trecut, adică aseară trebuia să-mi faci practic. Bă, nu, Rafale, fii atent, bă, Rafale, mai ce când am făcut clipul atunci? Încearcă să nu te sperii și am avut 3 vieți? Da, mai știu când am făcut clipul ăla cu încearcă să nu te sperii. De ce? Vrei să facem din nou? Da, bă, Rafa, știu acum, ai pierdut o viață. Păi de ce să pierd, mă, deja, mă, Darusel? Eu nu știam de concurs. Cum adică să pierd? Vrei să pierd așa dintr-o dată, mă? Cum adică? Îți bagi joc de mine? Bă, Rafa, ce? Da, și acum vrei să mă sperii cum ar veni. Wow, Darusel, nu mai mi-a speriat atât asta. Da, fii atent, bă, Darusel, pentru bă, revin, bă, da, ok, am înțeles. Așa, bă, fii atent, Darusel, da, nu mai speriat, fii atent. Ok, am pierdut o viață, ok, că zici tu așa. Pentru efortul tău depus, Darusel, pentru că te-ai costumat așa, Darusel. Nu știu de unde ai făcut rost de costumul ăsta, da, mă rog. Ai făcut și astea pe aici? Bă, eu m-am speriat, ai făcut toate chestiile astea? Chiar m-am speriat. Pentru efortul tău, hai să zic că am o viață scoasă, bă, Darusel. Ok. Așa, și acum ce vrei să facem, Darusel? Adică vrei să ne speriem noi așa, noi singuri, ce mai înseamnă asta? Bă, Rafale, dar așteaptă aici, ok? Așteaptă aici. De ce să aștept? Mamă, deci Darusel vrea să facem ca data trecută, când l-am chemat eu la încearcă să nu te sperii. Bă, dar are o idee genială, pentru că e Halloween-ul și este o șea, o tematică foarte, foarte bună și eu zic că la asta e de Halloween. Încearcă să nu te sperii, ar fi super, super tare. Bă, da, Darusel, unde te-ai dus, mă? Darusel, bă, Darusel, unde ești, mă? Ești la baie, mă? Pe unde ești, mă, Darusel, că vrea să-l zice. A, nu e pe aici. Darusel, mă auzi, bă, Darusel. Ce faci, mă? Gata, bă, ce faci? Cum adică ce faci? Tu ce faci tu, Darusel? Când te-ai schimbat așa repede? Bă, Rafale, fii atent, am un baie și m-am schimbat, bă, Rafale. Ce? E așa de greu? Nu e greu, dar fii atent, Darusel, dar noi vrei să ne jucăm doar noi, nu vrei să o implicăm și pe Alice în asta, în treaba asta, că încearcă să nu te sperie, zic că ar fi mai frumos așa. Acum iar trebuie să mă schimb, bă, Darusel, iar să schimb, am înțeles, bă, dar ok, deci înseamnă că, bă, Darusel, stai puțin, deci dacă tu te schimbi acum, Darusel, mă auzi, bă, Darusel, vorbește cu mine acolo în baie, Darusel, mă auzi, Darusel, ce-ai posibil? Da, ce vrei? Așa, deci fii atent, dacă tu te schimbi, înseamnă că o sperii, nu ai ceva să-i spui, nu ai, gen, nu o sperii tu acum, nu? Da! Dar nu spune aia pe cap, Darusel, că chiar arăți cu o mică rodă, nu spune aia pe cap, că după strici tot, tu, deci fii atent, Darusel, bă, nu mai pune... Bă, da, are foarte frumos! Hai să mergem la Alice, bă, Darusel, fii atent, acum trebuie să-i facem o farsă, Darusel, hai, mă, du-ți mai dau asta de invizibilitate, că nu mă mai sperii pe mine acum. Ok, deci am rămas fără Darusel, că el nu știu ce face, și dă invizibilitate, toate alea, ce faci aici? Bă, ajuns, te așteptam, bă, ajuns odată? Păi da, Darusel, dacă îl dai invizibilitate, nu mai speri acasă, știi, deci fii atent, mă, dar ce faci să trebuie să faci? Am hack-uri, că m-am teleportat. Te-ai teleportat, dar ce farsă vrei să faci, Darusel? Că eu n-am cum să-i fac o farsă, că pe mine mă vede, adică, pe bune. Pe bă, Rafa, eu mă sperii că nu mă rate, bă, Rafa, ești așa de urât. Ce-mi zis, mă, nu te-au, Darusel, bă, Darusel, după ce că nu știi să vorbești, bă, Darusel, mai ai și tu pe eu să vorbești așa cu mine? Da, bă, Rafa, eu mă sperii că nu mă la tine, că ești foarte urât. Stai puțin, uite aici. Și ce farsă vrei să... Mamă, stai că ne vede, bă, Darusel, ce farsă vrei să faci? Nu știu, bă, Rafa, le fii antenă, vreau să o sperii. Și mă duc în spatele ei și să se sperie.
uite, bărafa, tu te-ai speriat de mine, ia și da, de mine. Vorbește, vorbește, dar să vorbește puțin mai încet că ne aude, vorbește mai încet că ne aude. Ok, și fiată, nu, fanii tăi o să se sperie de mine, că dacă nu dau like și subscribe, o să-i vândesc, ok? Da, okay. Da, vorbește puțin mai tare, dar să nici chiar așa, dar încet în fire, deci hai, du-te, du-te, și atent că stai aici la geam, deci, cred că pe aici era unde e mea. Bă, stai, ok, ok, a deschis, mamă, dar uitați-vă puțin aici la Alice, ok, ia frumos, așa să vedem. Bă, da, dar să-l ce face, bă, dar să-l unde ești, mă, dar să-l, bă, dar să-l unde e, mă, ăsta, mă, ce fac, stai, că intru și eu, intru și eu, mă, unde s-a dus, mă, dar să-l, mă, ok, ok, Alice! Bă, 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 Rafael, bă, ce-o fost aia, ce, unde, unde, bă, bă, ce-o fost aia? Nu, poliția, ajutor! Dar să-l... Bă, dar nu era blocul ăsta, dar să ai schimbat blocul. Bă, ce faci, bă, distrugi casa omului. Bă, dar scrie după joc, bă, mă, unde a plecat mai Alice, Alice, vină înapoi, Alice, vină înapoi. Vină înapoi, dar să le, mă, dar să le, dar să le s-a costumat el iar din nou. La el tot e Halloween-ul. Bă, e dar să el. Păi, da, da, bă, bă, dar de ce m-ați speriat? Ce aveți? Ce v-a apucat iară? Da. A trecut Halloween-ul, ce aveți? Asta e niciun dar să le, dar fii atentă ce a propus dar să le, dar să le zic eu sau zici tu? Tu, zici, tu zici, tu zici. Bine, eu zic, dar să le că așa mă înțelegești pe mine mai bine, dar să le că tu ai sângele ăla în fine, nu mai, nu mă interesează. Pentru că tu, dar să le, bă, dar să le, cum să spargi dintele special de Halloween, dar să le, adică ăsta e costumația, asta e costumația ta, du-te, mă, de aici, mă, dar să le, cum o să stai cu dintele la așa toată viața, în fine, nu mă interesează. Așa, fii atent, Alice, astăzi, nu știu, ai zis că ești fană nebună, da? Da, așa, ok. Bine, fană nebună, ok. Ai zis că ești o fană înrăită, înseamnă că, fii atentă, știi că am făcut eu cu Darusel videoclipul acela, încearcă să nu te sperii mai demult? Păi da, știu, ce-i cu el? Acum, Darusel, a venit la mine de dimineață, m-a speriat și pe mine, și mie mi-a făcut o farsă mult mai mare decât ți-a făcut ție, adică la mine a fost gândită, la tine a fost așa pe loc, în fine, nu mă interesează asta, dar fii atentă ce a făcut Darusel. A venit așa, m-a speriat, ok, și a zis, bă, Rafele, ai deja o viață pierdută și așa a zis și cu tine acum, adică noi avem o viață pierdută și el vrea să facem asta toată ziua. Să pierdută, mamă, bă, ce nasol, da, stați așa, că am eu o veste și mai nasoală, adică nasoală pentru mine și fericită pentru voi. Cum adică? Cum adică fericită pentru noi, adică te muți de lângă noi? Nu, de fapt, ascultă și o să vezi, deci am vorbit ieri cu proprietarul și a zis că dacă nu-i plătesc chiria, mă dă afară și eu n-am niciun ban, așa că a zis că am 2 zile să plec de aici. Dar ghiciți care-i vestea frumoasă pentru voi, mă mut iară cu voi. Ce? Nu! Ia banii și eu nu se mută cu lui. Dar să-l ușa, bă, bă, cu ușa, mă joc, ușa. Păi lasă-o deschisă, nu, gata. Deci fii atent, Alice, acum hai să-ți fac o prezentare. Să vezi cum a speriat pe mine, dar să vezi tu sângele ăsta pe aici. Ce-a făcut, bă, aici, ce-i cu sângele ăsta? Exact, uite-te puțin, vină puțin. Mergem așa foarte, foarte frumos. Deci fii atentă, în primul rând, hai să începem cu... Stai, mă, eu nu mă murdăresc așa, că eu, na. Da, ok, deci fii atentă, uite-te puțin. Ce, dacă tu ai fi fost în locul meu aici, ce ai fi văzut asta și nu l-ai fi văzut pe Darusel, nu l-ai fi văzut pe Darusel prin casă, ce ai fi crezut dacă vezi mormântul ăsta și sângele pe aici? Aș fi crezut că o să locuiesc singură și m-aș fi bucurat. Yay! Adică că ar fi urit Darusel. Ok, bă, ce faci, mă, te-ai blocat în pânza lui Darusel. Stai să scot asta. Hai, bă, dă-te mă mai așa, gata, vină după mine. Fii atent, Alice. Acum, hai, ca să-ți arăt ce s-a... Dar, uite ce... Da. Ce-a spus aici? Să pleci de acasă, bă, bune, la mâncă. Bă, vină, bă, ce-i asta, bă, Rafa, uite ce face aia. Da, wow, dar să le bdește. Dar să stai puțin, te-ai speriat cumva că am auzit așa un țip, dar să nu știu, adică, bă, bune, tu te-ai speriat. Bă, gata. Gata, bă, dar să le, că nu ne sperii cu asta, încearcă, bă, deci încearcă, dar să ne facă niște chestii, dar, bă, dar să le, fii atent. Hai să-i facem ceva de genul, hai, bă, am eu o idee de o farsă, să-i facem lui Alice, bă, bune, da. Alice, ce cauți la mine pe calculator? Uite, m-am băgat
uite așa aici, puțin că... Bine, stai, trebuie să revin, vine Rafael, stai, te rog să te duci la calculator și să-mi spui dacă mai ai vreun clip, cu tăcere. Atacerea, stai! Mama, bă, Rafael, bă, ce-am spus aia toate clipurile, bă, să le-a șters, mama! Alex, pe bune, adică ce mi-ai șters, că nu mi-ai șters nimic, hai, rămâi, joacă-te pe calculator, că nu mi-ai șters nimic, poți, te las, mă, Alex, te las, dar să le vină cam o idee, vină cam o idee, dar să le vină cam o idee. Gata, bă, dar să le fii atent ce o să facem, am o să te invizibilitate, îl ai și tu 100%, că tu l-ai mereu după tine și fii atent. Cum adică de unde l-am? Păi nu, eu l-am adus dar să le acasă, ai uitat? Am atat bă, Rafale, bă, da, ai adus cam multe, că am vreo 4 ăsta, am vreo 4. Da, ai vreo 4, dar să le, dar dacă mai țipi așa, dar să le o să ne aud Alex și nu o să mai facem nimic. Deci fii atent, fii atent, dar să le, deci știi că avem ăsta de invizibilitate, da? Putem să ne facem invizibil și fii atent, am eu o idee, știi că la noi, la mine acolo în cam... Nu, nu te faci acum, dar să, știi, fii atent, știi la mine în camera acolo când se află acel bol care tot sare așa în sus, mă știi? Da, de ce? Deci fii atent, cu bolul ăla, dar să le, astăzi vreau să-i facem o farsă. Dacă Alex tot e la noi în cameră, vreau să-i facem o farsă ca și cum sunt fantome. Și anume, noi intrăm cu ăsta de invizibilitate, să o speriem, deschidem ușa și o să stăm acolo. După o să facem în așa fel încât să se sperie, o să facem pe acolo, o să dai tu de televizor și de toate alea. Și după trebuie să facem în așa fel încât să vadă bolul ăla care sare, pentru că acolo s-ar speria. Eu zic că prima oară să creadă că o să fim noi cu ăsta de invizibilitate, că dar fi credată că prea abuzez dar să le. Și dacă nu abuzezi atât, dar să le poate puteți să ne sperii pe noi mai mult, dar în fine, nu mai contează asta. Deci ai înțeles ce aveam în plan? Da, doamna. Așa, doamna. Deci fii atent, dar să le. Acum hai să ne facem repede invizibil. Pam pam pam. Gata. Acum suntem invizibili, dar să. Se vede pălăria, bă, Rafa. Se vede pălăria. Stai să scop pălăria. Gata, gata. Bine că mi-ai zis, bă, dar să le, că dacă nu rămâneam așa și aia. Deci fii atent, acum hai să mergem. Bă, da, eu nu te văd pe tine, dar să le, în fine, numai. Bă, dar să le, fii atent. Pune, dar să le, vină repede. Vină înapoi. Vină înapoi, dar să le, vină înapoi. Deci fii atent. Puneți niște picioare așa, ceva în picioare. Puneți ceva în picioare, dar să le, ca să te văd așa, că nu știu de asta seamănă, nu cred că o să-și dea seama. Dar da. Deci dar să le plecat. Așa, gata, gata. Fii atent, intră repede aici. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, joacă-te cu astea, joacă-te cu astea pe aici, dar să le dai cu tele, dai cu ușa, eu dau cu tele. Bă, ce deschis mă ușa? Cineva? Da, bă, bă, ce se întâmplă, bă? Au, bă, ce se întâmplă? Cine m-a lovit? Bă, dar să le, ești chiar tu cu invizibilitatea ta. Mamă, bă, dar să le, ce amuzant ești. Știu că ești tu, mă, nu poți să mă sperii chiar așa de ușor. Ha, bă, nu te mai preface, ești odată cu aia de invizibilitate. Dar să le, alo? Haide, că nu mă sperii, mă, pe mine așa ușor. Mamă, deci am observat că Alex deja nu s-a speriat. Alex nu s-a speriat nici. Eu nu pot, n-am cum să vorbesc pentru că altfel m-ar auzi. Deci acolo trebuie să vorbească numai ea. Trebuie să o sperăm într-un fel, dar trebuie să vadă ea bolul ăla, mă, nu știu ce să facem. Că mă duc acum repede să vedem dacă într-un final o să vadă. Mă, stai că stau pe aici ușor ușor și să dau eu ceva pe aici, nu știu, ia să dau de ăsta. Alice, bă, dar Rafael nu e bă, l-am pierdut pe Rafael. Bune, bă, bă, ce se întâmplă, bă, ce e cu bolul ăla? Bă, dar Darisel, Darisel, se mișcă ăsta, Alice. Ce e cu bolul ăla, Darisel? Nu știu, bă, Rafael, ăsta, Alice, e teamnă sa, pa, pa. Bă, dar mi-e frică. Pa, pa. Mamă, deci Alice s-a speriat, mamă, s-a speriat. Alice, Alice, ce faci? Alice, te-ai speriat, Alice? Ce-ai făcut, te-ai speriat? Cum, Darisel, ai auzit că s-a speriat, da? Da, bă, era ușor de față. Alice, ai pierdut mai o viață, mai o viață. Acum nu ne interesează, Alice, ai pierdut mai o singură viață. Râdeți voi, da? Râdeți voi. Alice, nici măcar nu te auzi, pe bune. Adică râdeți voi, da, ce? Bă, Rafael, râzi tu acum cât râzi. Dar ia să te duci sus, că chiar mai enervat și ți-am șters toate clipurile. Ia să te duci, hai, te rog. Mă, stai cu... Cum adică mi-ai șters? Bă, cum mi-ai șters, mă, toate clipurile? Bă, Alice, deci dacă mi-ai făcut așa ceva... Rafael, stai. Te-am șters și toate live-urile cu Stumble Guys. Le-aș șters, bă, Rafale, uite-te că le-aș șters, bă. Alex, îți bași joc. Pe mine ai închis calculatorul acum, ce mai fac? Alex, spune-mi, te rog, că n-ai făcut. Alex, spune-mi, te rog, că n-ai făcut asta. Că dacă ai făcut asta, te muți din oraș. Dar, Alex, dacă ai făcut asta. Auzi, Rafael, cumva te-ai speriat? Cumva te-ai speriat? Da, bă, Rafael, te-ai speriat? Hai, mă, bine, gata, m-am speriat, mai am și o viață, bravo, mă, a fost bună asta, ce-i drept, a fost bună, practic, prima oară când mi-ai spus, da, acum, a fost bună, ok, a fost bună, în fine, nu mă interesează, bă, dar, asta înseamnă că eu cu Alex mai avem o singură viață, dar Darusel și are, Darusel are două vieți, Alex. Da. Asta înseamnă că ori trebuie să le eliminăm noi pe Darusel sau trebuie ca unul dintre noi să fie eliminat mai repede, dar nu vă mai țin nimic. Eu am plecat, pa. Mamă, deci nu-mi vine să cred, deci am rămas cu o singură viață, mamă, deci nu știu ce să fac acum. Alex, ce cauți așa după mine? Unde vii? Bă, Rafael, fii atent, că am o idee cum să-l sperem pe Darusel să fim toți egali. Cum adică? Ce idee? Uite-l puțin pe Darusel, adică e pe aici, te aude, e
Nu, nu, stai liniștit. Mai ții minte că am fost atunci până jos când m-ați speriat, da? Așa. Ia uite ce-am luat. E fura burgerii? Da. Dar Sel, Alice ți-a furat burgerii. Dar Sel, știu că ești pe aici pe lângă noi. Te-am auzit, dar te-am văzut, dar Sel. Dar Sel, uite că ești fix acolo, dar Sel. Dar Alice, dacă nu mai apă grina voi, Alice, dacă nu-mi dai burgerii înapoi. Păi ia uite ce am aici, dar Sel. Nu-mi dai burgerii înapoi. Da, ups, dacă nu-mi dai burgerii înapoi. Las că vezi tu, Alice, las că vezi tu. Alice, eu zic să, eu zic să dai. Alice, dă-mi, 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 dă-i burgeri, dă-i burgeri, dă-i burgeri, Alice, dă-i burgeri. Așa, așa. Nu, stai puțin, ți dau ție, Darusele, ți dau ție. Bă, dar fii atent, Darusele, hai că ți pun eu direct acolo în frigider, bă, Darusele, fii atent. Bă, Darusele, dacă bă, Darusele, dar tu nu mai ai niciun burger, adică ăsta era singurul burger pe care îl mai aveai? Bă, care mi-a furat burgerii, bă, ia zi. Nu s-a zice, dacă nu-mi dați burgerii, vă mor pe amândoi, ați înțeles? Stai singură, dă burgerii acum. Bă, Darusele, n-am furat nimic. Darusele, de ce zici așa la noi? Bă, sunt nervos, bă, dați burgerii acum, că sunt nervos. Darusele, și stai puțin, te speria cumva? Nu, bă, dar sunt nervos. O să vă dau 5 secunde. Dacă nu-mi dați burgerii, vă mor. Nu sunt la mine burgerii, să le vezi că poate ai pe aici, dar să le poate mai pe aici, bă. Poate mai pe aici prin ăștia, dar să le uite-te. Arată, ce uite că ai, gata, ai pune-i înapoi acolo. Păi dacă tu îi lași pe acolo, dar să îi bagi pe unde apuci că să îți pui ăsta full și după în fine. Alice, stai puțin. Alice, ce părere ai? S-a speriat sau nu s-a speriat? Păi eu sunt de părere că s-a cam speriat, așa, nu știu. Unde m-a speriat, bă, că sunt nervos. Asta ești nervos? Și asta e speriat. Și eu sunt nervos. Și dacă eu mai las burgerii, vă mor pe amândoi, înțeles? Dar să le și cum te sperii tu? Cum te sperii? Arată-ne și nouă cum te sperii. Nu, lasă. Păi nu, stai puțin, ai spus mai devreme, ăsta e genul că ești nervos și ăsta e că ești speriat. Dar nu ne-ai arătat cu... Ne-ai arătat doar nervos. Cum ești speriat, cum ești? Păi speriat este când țip și mă sperii și fug și acum n-am fugit. Acum vreau să vă atac. Așa că dacă îmi frage, vă atac. Dar Sel, ți-a furat calculatorul, uite de puțin. Darusel, Rafael, am o surpriză pentru voi. Vreau să-ți spun că te jucai prea mult cu Ion, așa că i-am dat bloc. Ce? Vine după mine ca să nu mai auzim pe ăsta. Bă, ăsta nu și-a dat seama că tu l-ai speriat, bă, Alice. Ăsta nu și-a dat seama că l-ai speriat și mai are și el o viață. Acum suntem la egalitate toți. Bă, tu ai văzut cum s-a speriat, bă, Emil? Am văzut, s-a urcat cu scaunul pe masă. Darusel, avem și noi o problemă, pe bune. Adică știm că stai cu invizibilitate și toate astea, Darusel. Dar vreau să spunem ceva, avem ceva să spunem, Darusel, e foarte important. Darusel, uite pizza, dacă te arăt să-ți dau pizza. Nu, fii atentă, hai să facem în altfel, Alice. Trebuie să-i luăm noi burgeri, să-i aruncăm la gunoi mai bine. Adică așa poate se arată și el aici acolo. Da, uite, ce frumos sunt. Adică, pe bune, ia uite. Deci, bună ziua, vreau să vă reșiți pentru că furați burgerii. Vă rog să veniți cu mine. Darusel. Veniți cu mine. Tu cumva te-ai speriat mai devreme? Eu nu glumesc. Veniți după mine, hai, după mine, doamna. Bă, gata, bă, Darusele, fii atent, Darusele, tu te-ai speriat, mai avem... Urcă, hai, urcă! Nu, că n-ai cu cine să înțelegi, bă, Darusele, hai că urc eu, așa, bravo, Alice, bravo. Darusele, stai puțin, Darusele, uite-te, bă, urcă! Bă, Darusele, fii atent, tu te-ai speriat, mai o viață, mai avem toți câte o viață, Darusele, cum să te sperii, mă, halul ăsta, bă, Darusele, că nu mai pot, bă, Darusele, cum să te urci, bă, cu scaunul pe masă și să pici așa în pânzele alea de la ai pus tu de pe anjun, Darusele, chiar așa de rău te-ai speriat pentru că i-a dat bloc lui Ion. Păi da, bravo, dar mă doare inima, bă, Rafa, chiar mă doare inima prea rău, bă, nu mă lea doctor, bă, nu mai pot, mă doare inima prea rău. Mă, stai puțin, Darusele, vorbește mai, Alice, stai puțin, că vrea să vorbească Darusele ceva cu mine. Bă, Darusele, spune că te ajut, ce vrei să vrei să faci? Păi, fii atent, bă, Rafa, vreau să zic că mă doare inima, că m-ai speriat și o să mergem la doctor și doctorul o să zic că sunt pe cale de moarte, ok? Ok. Bă, Darusele, dar tu chiar ești pe cale de moarte, că parcă vorbești așa, Darusele, deci tu, stai, mă, tu ai spus că vrei să ne ducem acum la doctor ca să îi facem o farsă lui Alice, ca și cum că te doare inima și că ești pe cale de moarte? Da, bă, hai să mergem, Alice, Alice, du-te puțin până acasă, o să venim noi la tine pentru că Darusele a păstit ceva, o să te aducem după, Darusele a păstit ceva, ok? Bă, la tine acasă, Alice, nu la noi. Da, bine, veniți voi să mă luați, bine, Alice, lasă, fii atent, hai să mergem acum, trebuie să vorbim cu doctor.
doctorul Darsile. Bă, deci fii atent, dacă asta merge, Darsile, știi ce înseamnă asta? Ce? Dacă Alexa să se sperie, înseamnă că o să piardă, pentru că este ultima viață pe care ea o are. Bine, este ultima viață la fiecare și trebuie să avem grijă de ea. Acum, Darsile, dacă se sperie, s-a terminat tot și am câștigat noi amândoi, practic, și cum ar veni, Alex, bă, trebuie să-i dăm o pedeapsă. Ce pedeapsă îi dăm? Eu zic să faceți ăla cu la parcul de distracții, bă, s-o dăm în apă. Păi, Darsile, nu mai știi că nu mai e scaunul? Păi eu aruncăm noi în apă, zicem că acolo este foarte frumos și o împingem noi, ok, hai. Da, aproape că am înțeles tot din ce a zis, dar să-i scrieți acolo în comentarii dacă ați înțeles ce a spus, în fine. Hai bă, Darsile, acum să mergem neapărat, trebuie să mergem aici la doctor să vorbim, Darsile, dacă o să meargă, bă, sper să sperăm că o să fie de acord, doctore, pentru că au mai fost de acord bine cu tine atunci data trecută când mi-ai mai făcut mie un prank, dar în fine, hai să mergem acum să vedem aici, uite că e cineva la rând, Darsile, hai, bună ziua, putem să stăm noi în față, ok, bună ziua, cu ce vă pot ajuta, fiți atenți, știți că, adică ne cunoaște, spune că suntem vecini de aici, de apropiere și băiatul acesta astăzi, ca să vă spun, știți că a fost Halloween-ul ieri, cum ar veni, și astăzi vreau să facem continuarea și, dar să-l poți să spui tu? Vreau să sperii pe o prietenă de-a mea, că zice că mă doare inima, că m-a speriat odată, m-a speriat și dacă tot m-a speriat, așa, gata, dar să le, că văd că încep să răcești, nu știu ce ai tu, dar să le scui pe aici oamenii, în fine. Deci fii atentă, vreau să vă spunem așa, astăzi vreau să ne ajutați, dacă puteți să ne ajutați cu efectuarea unui prank și anume, vrem să-i spunem ca și cum că băiatul acesta, dar să le, că este pe moarte unei prietene de-a noastre, să o chemăm aici la spital, o chem eu și dar să o să fie acolo la doctor dacă aveți loc sau ceva de genul, că chiar ne-ar ajuta, sincer. Da, vă pot ajuta să vorbesc cu doctorul despre asta? Perfect, dar să le, uite, ne ajută, vă mulțumim, deci, dar să nu spuneți nimic, ok, adică dacă altfel nu ne-ați ajutat, vă mulțumim, hai să putem să mergem acum, da, vă pot ajuta să vorbesc cu doctorul despre asta, duceți-vă chiar acum, ok, bă, dar să le, chiar crezi că e o idee bună să facem asta? Da, hai, bună ziua, doctor, ce face băiatul, bă, noi, de când nu l-am mai văzut nici fii antrenă, doctor, vreau să fac o farsă, nu, prietena mea. Stai puțin, dar să stai puțin, că a vorbit deja, stai puțin. Bună ziua, am înțeles că doriți să-i faceți o farsă prietenei voastre, ei bine, aveți noroc, fiindcă nu avem pacienți astăzi și vă putem ajuta. Ce doriți să fac mai exact? Dar să le spui tu, să spun eu. Tu zici. Ok, dar să le, nu mai fi așa entuziasmat, dar să le, am înțeles că o să sperii și pe asta și cred că o să fie ultima, dar să le, dar nu mai fi așa entuziasmat. Deci, uita, ce mă? Bă, ce? Alo, nena, alo! A, și-a revenit la normal. Ce se întâmplă, mă, dar să le? Bă, nu știu, bă, Rafaele. În fine, cred că da, v-ați costumat de Halloween. Da, am înțeles, sunt și dumneavoastră știți de Halloween, dar acum reveniți înapoi, stați normal costumat pentru ca să fie cât mai reală. Acum e mult mai perfect, că v-ați spus astea ca și cum se pare că Darsel chiar are ceva, ok. Ca să vă spunem în felul următor, Darsel pune-te tu deja de pe patul de spital. Bun, deci domnul doctor, astăzi vreau să vă facem în felul următor. Vreau să vă spunem că Darsel o să fie răcit, o să fie bolnav și o să fie pe cale de moarte. Asta este prank-ul pe care vrem să-l facem lui Alex, fana nebuna noastră, este o prietenă, dar asta care stă aici lângă noi. Eu o să vin cu ea și vreau să-i spuneți dumneavoastră, vreau să-i spuneți că chiar așa este, dar să le este pe moarte și nu mai are mult de trăit și na, să își a rămas bun de la el. Practic, din păcate, dar să el o să moare. Bine, nu mor, dar ai înțeles ideea. Ok. Gata, am ajuns acasă și acum chiar sunt curios cum o să decurgă, dacă o să meargă planul ăsta lui Darsel. Măi, e o idee chiar genială, sincer, să facă treaba asta, nu știu cum s-a gândit, dar hai să mergem acum, bă, mă, ce cauți aici, Alice? Bă, Rafaele, cum adică ce caut aici? Mi-a zis să vă aștept. Păi da, dar tu de unde ai făcut rost de scaunul ăsta? Adică, pe bune, mă aștepți aici, în fața ușii? Păi e bine că mă aștepți în fața ușii și n-ai făcut nimic altceva, dar de unde e scaunul ăsta? Cum adică, ți-am luat cardul și am mers și mi-am cumpărat un scaun. Ah, da, mi-ai luat cardul, bravo, Alice, ai cumpărat, da, ok, deci, bă, Alice, stai puțin, că nu mai e de glumit, bă, dă-te jos, că trebuie să mergem neapărat la spital. Fii atent, Alice, că nu se poate așa ceva. Vino repede, coboară jos, Alice, repede. Bine, gata, hai, ce? Am zis că trebuie să mergem la spital, nu poți să-ți dai seama ce s-a întâmplat? Pe ce s-a întâmplat, bă, cine? Și-o rup degetul, ce-a făcut? Nu, da, acum fii atent, stai puțin, ai, nu, Alice, de fapt, lasă, vezi acolo ce s-a întâmplat cu Darsel. Acum mergem aici frumos la el în cameră să vedem ce face. Vino, bă, pai, ok, bine, s-a dus pe acolo, ok, Darsel, Darsel, îi spui tu sau îi spune doctorul? Bă, Rafale, nu mă bubă, Rafale, mereu să zici tu, ok? Eu mă duc până la baie să vomit. Ok, Alice, tu vezi cât de rău, adică tu nu vezi cum vorbește, cât de supărat e, cât nu mai poate, tu nu vezi, adică să o ce și la baie să vomite. Tu chiar nu știi ce s-a întâmplat? Burtă, a stricat la burtă sau ce-au făcut, mă? Era bine dacă era asta, dar stai puțin, hai să spună doctorul, Alice, fii atentă. Bună ziua, domnișoară, din păcate venim cu vești proaste. Prietenul tău, Darsel, este pe cale de moarte, mi s-a spus că a fost speriat foarte rău de tine în această seară. Ce părere ai tu, Alice, că tu l-ai speriat? Bă, hai, încercați. Darsel, ce ai pățit? Alex? Bă, m-a vomitat, bă, mi-e rău, bă, Rafa, nu mai, bă, m-am mutat în
oglindă tot verdeț. Pupune, dar să-l ia loc, ia loc, dar să-l ia loc, ia loc, stai aici, stai aici, dar să-l ia loc, ușor, ușor, așa, gata, gata. Mă, Alice, ce, uite ce ai făcut, dar să-l ție. Gata, gata, nu mai plânge, dar să-l, nu mai plânge, stai cu minte acolo. Alice, uite ce ai făcut, dar să-l. Da, nu, bă, Rafaele, nu, că n-are, hai să vedem ce zici doctorul mai departe. Cum adică, cum adică n-are cum, Alex, tu l-ai speriat, așa, în fine, deci fii atentă. Singurul ajutor este să-i donezi inima ta chiar lui, dar din păcate tu vei muri, dar altfel, dacă nu faci asta, Alex, vei fi trimisă la închisoare toată viața, este alegerea ta. Dar nu, că n-are, domnul, pot să le iau puțin pe prietenul meu, vă rog că, da, haideți, haideți. Mama, cum să-l, pe mine, ce zi, Alice. Da, da, bă, sigur s-a întâmplat toate astea. Păi, tu nu vezi cum arată? Tu n-ai văzut cum s-a făcut și la fața, Alice? Cum adică sigur s-au întâmplat toate astea? Normal că s-a întâmplat așa. Sper că mai bine îmi poți sperea decât să se întâmple astea. Mă, Alice, normal că te sperem, pentru că dacă te sperem, Alice, adică tu nu... Bă, Alice, normal că te sperii, ce-i vrea să faci în asta, să râzi? Dar să el, ce cauți aici? Bă, n-a pus ceva, bă, Rafa, m-am dus. Alice? Bă, dar de ce eu, bă, de ce eu, fix eu din toți, de ce nu tu, de ce eu? Păi tu l-ai speriat, Alice, eu l-am speriat tare pe Darusel, nici măcar nu cred că l-am speriat pe Darusel, tu i-ai făcut numai prank-uri și mie jeru, Darusel, ai făcut atâtea prank-uri, Alice, să ți se pare normal ce ai făcut? Păi nu, dar nu, gata, eu plec de aici, că nu... Te-ai speriat! Alice, ce faci, Alice, te-ai speriat cumva, ai pierdut ultima ta viață? Asta e Darusel. Și noi te-am speriat, te-am făcut o farsă. Nu, n-a fost nimic adevărat. Am vorbit cu doctorii aici și te-ai speriat. Asta înseamnă că tu ai pierdut, nu? Da, bine. Bă, măcar nu e adevărat ceea ce e, a zis doctorul acolo. Da, Darusel, ia uite ce am aici. Ok, fii atent, așa. No, Alice, Bă, bine, dar să le, tu ești singur câștigător. Ai, papa. A trecut și Halloween-ul în sfârșit, dar se l-a scos toate decorațiunile pe care ele puseți pe aici prin casă, deoarece eram prea înghesuit, n-aveam loc să mă desfășor de la prin casă. Și anume, acum este foarte, foarte bine. Sunt și noi foarte liniștiți aici, foarte, foarte frumos e totul bine. Și acum, bă, e o zi liniștită și chiar nu știu ce să fac astăzi. Adică, sincer, mă uit așa pe geam pe aici, nu văd pe nimeni, e pustiu totul, dar este foarte frumos afară. Ar fi păcat să nu ies pe afară, dar haideți să mă pun și eu puțin la calculator, pentru că vreau să văd și eu pe aici, să mai uit puțin pe la statistici, pe la toate chestiile astea. Dar se? Ceva, Rafa, am uitat ceva. Mă, stai puțin, bă, dar tu, stai puțin. Cum adică am uitat ceva? Și înainte de toate, dar să tu mă spionai cumva aici? Nu, bă, Rafa, dar fii antenă, bă, Rafa. Deci mai știi când ai făcut clipul la Coales în care ai fost sclava ei? Ce sclava ei, mă, bă, dar eu sunt băiat. Cum adică sclava ei? Sclavul, poate. Da, mai știu când am făcut clipul ăla, de ce? Bă, Rafa, tu ești sclavul meu, nu, Alice, sclavul meu. Cum să fiu, mă, sclav, bă, dar să vezi cum vorbești, dar cum adică, mă, stai puțin. Înainte de toate, dar ce căutai aici? Tu erai, mă, spionai cumva, tu auzeai ce vorbeai, mă, vedeai pe aici tot. Nu, bă, Rafa, da, acum am venit, bă, Rafa, nu știu, bă, Rafa, dar fii antenă. Tu acum o să fii sclavul pentru 24 de ore, yeeey! A, tu vrei să fiu sclavul tău pentru 24 de ore, dar să le, pe bune, că ai văzut că i-am făcut asta lui Alice și acum ce să zici și tu, dar să le, să o copiezi pe Alice, hai să fii și tu la fel, nu? Dar să le, și dacă o să, ok, hai că accept, dar să le, accept, dar ce ai tu de făcut? Ce vrei tu să-mi faci tu mie, pe bune, adică am făcut cu Alice, dar cu tine ce aș putea să fac, dar să le, că cu tine, chiar din câte mi-aduc eu aminte, am zis treaba asta că n-aș vrea să fac cu tine, că ar fi cam nașpa, sincer, dar... Ok, în primul rând, tu și-am haine noi, cotea, am hainele rupt, ok? Tu și-am haine noi, ok? Atunci dacă tot, adun și burger și haine noi, ok? Mă, ce să-ți adumă burger și haine noi, bă, Darusel, dar stai mă puțin bine, gata, mamă. Deci Darusel mă pune să fiu sclavului pentru 24 de ore, ok, abia aștept, chiar sunt curios, ce să aibă el astfel de făcut, dar să sperăm că nu mă pune la chestii foarte, foarte nașpa, că ar fi foarte nașpa, adică pe bune, dar, bă, uitați-vă puțin la el, adică e foarte, foarte brău, așa, adică chiar și-a luat rolul, serios, nu știu de ce face așa, dar în fine, mi-a zis să-i aduc, ce mi-a zis, nu să-i aduc burger, mai să vedem pe aici. Dar n-are niciun burger, adică pe bune, ce burger să-i mai aduc dacă el n-are burger, că i-a mâncat pe tot. Și a zis ceva și de haine, parcă să-mi aduc eu aminte, ok, deci trebuie să iau hainele astea, cred că astea, că la cum arăta, adică nici nu i-am zis încă, dar stai că mă duc acum, să-i zic să mă iau puțin așa, să fac puțin mișto de hainele lui, pentru că, bă, arată prea comic, adică nu știu, dar să le s-a făcut fermier, ce s-a... Ah, ulo, bă, dar să le... Chiar așa? Da, bă, Rafa, ai
Ai adus hainele. Ți-am adus hainele, dar Râsele, dar stai puțin, că acum vreau să zic ceva. Bă, ce caută, bă, ce caută cu hainele astea rupte pe tine, bă, dar Râsele, tu-ți bagi joc, mă, iar te îmbraci de fermier, dar chiar, mă, n-ai mai fost la fermă, dar Râsele? A, da, bă, acum am venit, bă, acum am venit. A, ai venit de la fermă cu... A, păi, dar Râsele, păi stai, mă, puțin și omul ăla n-a mai zis nimic, că tu n-ai mai fost de foarte mult timp la el la fermă? Bă, da, bă, Rafa, dar am fost, dar tu nu știai când a fost. A, tu te duceai, practic, eu dormeam și tu te duceai, nu? Da. A, am înțeles, dar Râsele, uite, ți-am adus asta, dar Râsele, atâta mi-ai cerut, nu? Sper că atâta mi-ai cerut, dar Râsele, bă, da? Bă, da, burgeri, unde-s burgeri? Stai să mă schimb, stai să mă schimb. Bine, schimbă-te așa, mamă de mamă, așa adus aminte de burger, dar lasă, că pot să-i zic eu, mă, dar Râsele, ce burger, că n-ai niciun burger, dar... Paolo, să sperăm că o să fie o zi ok, pentru că cu Darusel nu știu la ce să mă aștept, numai la rău m-aș aștepta, dar na, aia e. Măcar ajutați-mă și pe mine acolo cu un like. Hai că deja stau de foarte mult timp după Darusel, mă pun și eu aici la calculator să văd ce mai e pe calculator, că Darusel dacă nu mai vine, adică pe bune, la mă ce mai... Nina, ce faci, mă? Ridică-te, mă, stai pe calculator, hai, mă, soldat, hai, fă, 10 genuflexuri, ai, 1, fă, ai, 2, 3, ai, 4, ai, fă, fă, genuflexuri, ai. Ce să, bă, Darusel, ce, bă, ce-și m-aș agita, Darusel, mai calm, ok, am înțeles, dar ce să fac, mă, să fac 10 genuflexuri, Darusel? Nu, 100, pentru că nu le faci, o să faci 100, ok, hai, fă 100, hai! Să fac 100 de genuflexuri, Darusel, pe și eu de ce să fac, Darusel, cine ești tu, ca să, cine, adică cine ești tu, Darusel, ca să zic așa la comanda ta, cine sunt, da, puteai să zici chestia aia că sunt sclavul tău pentru 24 de ore, nu s-a scos sabia, Darusel. Ok, hai, fă, hai, fă, sclavule! Hai, 1, 2, 3, 4, 5, aolo, bă, Darusel, nu mai pot, bă, 96, Darusel, 97. Ah, ăsta a dormit. Hai că plec de aici, foarte frumos, plec, ce frumos că Darusel a dormit. Am terminat asta, nu mai sunt sclavului pentru 24 de ore. E bine. Dacă dorme așa toată ziua, dacă a dormit, e totul perfect pentru mine. O să scap de treaba asta, pentru că este doar astăzi și nu mai are voi niciodată să fac. Nu, cred că s-a trezit. Stați puțin că mă duc acum sus la el. Mă da. Hai, Nina, ai făcut, hai, mai fă trei, hai. Mai fac 3, 1, 2, 3. Gata, că deja mă dor picioarele, Darusel, mi-ai făcut febră. Păi, bă, ce fac, Darusel? Bă, am făcut febră. Gata. Ce mai vrei? Acum ce vrei să mai fac, Darusel, am înțeles. Atât a fost pe toată ziua, te las să dormi? Nu, burger, ai adus burger. Da, Darusel, ce burger să-ți aduc dacă tu nu mai ai niciun burger? De unde vrei tu să-ți aduc burger? Ai, dacă tu nu mai... Păi nu mai ai burger în frigider, Darusel, ce să mai ai? Nu mai ai nimic, uite-te, foarte frumos, adică ce vrei să-ți aduc? A, păi Rafaela, atunci, du-te la Dan și adu-mi burger, ok? Du-te la, la Tyler. Mă, dar, bă, Darusel, dar de ce ești așa agitat asta? Mă, Darusel, am înțeles, vrei să-mi faci asta? Darusel, dar poți să fii și tu mai calm, adică nu trebuie să-ți iei rolul ăsta așa în serios, Darusel, ești capitan. Ce ești tu aici? Da, bă, Rafa, ok, hai. Du-te. Bine, du-te, gata, hai că mă duc la diner. Dar câți burger să-ți... Hai că nu, lasă, nu mă iau eu cât consider eu că trebuie să iau. 100! Hai că 100 dacă e. Da, mă, da, cine sunt eu? Ok, haideți că mă duc cu bicicleta asta, cu motoreta asta lui Darusel. Motocicleta, nu știe el. Mă duc așa foarte frumos. Și acum trebuie să-i cumpăr burger lui Darusel. Că Darusel vrea burger ca de fiecare dată. Adică clasic, n-am ce să fac. Dar hai, vin aici la restaurant frumos, la diner, la restaurantul lui preferat. Bă, da, Darusel ar putea să cumpere restaurantul ăsta, dar cântă mult. Eu nu înțeleg nici lui, da, oamenii ăștia restaurantul, că numai el cred că cumpără de aici, adică pe bune. Federico, fii atent, vreau și eu niște burger pentru Darusel, știi, ca de fiecare dată nici nu mai trebuie să mai explic. Când îți zic vreau burger, știi despre ce este vorba. Gata, mă, i-am luat 16 burger ca să se sature Darusel, că 16 burger eu zic că e suficient. Mă, ce ca... Ce job greu am, bă, nu se mai poate. Oare că nu se găsesc pe la apă, Darusel? A, bă, nu, ce faci, bă, domnul, grăzea, bună ziua. Salut, tu ești cumva agentul secret care îl căuta pe un băiat, Darusel, acum câteva săptămâni? Da, domnul, l-ați găsit sau nu? L-am găsit, unde să-l găsesc? Nu știți că a plecat atunci când a venit, cum adică? A, dar cum adică, a plecat de tot? A plecat de tot, nu s-a mai întors normal, l-a speriat la culme, adică, dar ce s-a întâmplat? Vreau să vezi că acum Darusel are 5 puncte de wanted. Ce are? Și dacă îl prindem, este căutat de foarte multă lume, de foarte mulți agenți. Cum adică este căutat? Păi ce mai făcut Darusel? Cum adică, de ce căutat Darusel de foarte mulți agenți? Și-a puțit. Păi v-am aflat tabloul lui Mona Lisa și acel tablou costă 10 miliarde. De euro. N-a furat niciun tablou Mona Lisa, mi-a arătat o pictură, a pictat el ceva și nu avea nicio treabă cu Mona Lisa, n-a furat nimic. Poftim, deci sunteți în raid cu el? Nu, atunci când ați venit dumneavoastră, putem să plecați, vă rog, că dacă nu chem poliția, că ce căutați aici pe proprietatea mea, n-aveți voie, pe bune, la modul cel mai serios, plecați de aici, de la mine, de acasă, că n-aveți voie, dacă nu plecați în secunda următoare, chem poliția, s-a înțeles? Ok, să aveți o zi bună. S-a scăpat foarte ușor, mă, ce se întâmplă, mă, deci a venit agentul secret după Darusel, nu știu, bune, ce s-a întâmplat? Mie mi se pare foarte, foarte... Mă, cine a intrat? Mă, sper că n-a intrat ăla după...
A, da, dacă îl găsiți pe Darul Ser, vă rog să mă sunați. Ăsta este numărul meu. 6942069. O, stai puțin. De ce ai intrat peste mine în casă, te întreb? Eu sunt agent și n-am îmi permit, ai înțeles? Ok, și o să, eu îmi permit acum să te dau afară și dacă mai vii o dată la mine la curte, la casa mea și intri și în casă, te... Ce faci? Rivka, pa! Da, foarte amuzant, mamă, deci ăsta mi se pare că nu e niciun agent, pe bune, adică ce agent ar fi așa ceva de gen, adică e un copil, mă, e un copil care face niște farfi, pe bune, da, trec cu Halloween, mă mir că n-a venit de Halloween, pe bune, la mână, cel mai serios, dacă venea de Halloween, cred că chiar, bă, ar fi fost ceva interesant să-l vedem și pe Darusel și pe Alice cu omul ăsta, ar fi fost foarte, foarte tare, dar acum, bă, dar chiar să mă duc repede la Darusel, bă, unde fi, mă, Darusel, că pe bune, adică trebuie să-i aduc burgeri ăștia și uita de el, mă, mă, unde Darusel? Darusel, Darusel, unde ești, bă, bă, Darusel, unde ești, mă, bă, Darusel, Darusel. Rafa, a plecat ăla, Ezi, a plecat ăla. Bă, vino repede înăuntru, bă, Darusele, spune-mi care este faza cu agentul ăla. Bă, dar seama, bă, că mă caut agentul ăla. Stai puțin, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, uite ce mi-a dat omul ăsta, mi-a dat numărul lui de telefon, mi-a trebuit să aici un contact, nu știu ce a făcut, bă, Darusele, dar spune și mie, bă, Darusele, fii atent, eu te-am apărat, i-am spus că tu, bă, dar tu chiar, bă, dar ce are omul ăla cu tine, că tu n-aveai nicio pictură, Mona Lisa, mi-ai arătat-o aici, bă, și n-aveai nicio treabă, adică era o pictură oarecare, ai făcut-o tu, a făcut-o cineva, habar n-am, adică ce treabă avea. Rafale, bă, atunci eu te-am zis, bă, Rafale, da, eu am furat pictura lui Mona Lisa. Ce-ai făcut, bă, tu chiar ai furat pictura lui Mona Lisa, bă, Darusele, dar tu, bă, stai puțin, Darusele, eu încă nu ți-am dat burgeri, de ce vorbești ca și cum ai mâncat burger, tu ai mai furat niște burgeri, ia burgeri, Darusele, ți-am luat 16 burgeri, bă, Darusele, 16 burgeri ți-am luat, Darusele, ca să te saturi, bă, bune, adică ce mă trebuie mai mult de atât. Ei, bă, mersi, bă, Rafale, dar fii atent, bă, Rafale, dacă tu vorbim de mâncare, hai, vino după mine. Să-mi cumpăr mâncare, ce mai vrei? Deci, fii atent, vreau să mergem la mall și vreau să-mi cumpăr de aici, ok? Uite, acolo ești lista mea cu ce vreau să cumpăr tu de la ce, mamă, okay? Lista de cumpărătură, pungă de chipsuri, un milkshake, un burger, o cutie de pizza. O, pe cutie de pizza, uite, ai pe aici, Darusele. Adică tu ai zis că vrei o cutie de pizza, uite, e și goală asta, dar aici e numai perfectă. Da, păi mai vreau una, bă, mai vreau una, că are pizza, vreau cutie cu pizza mea. Ai înțeles, băiați, ai înțeles? Da, Darusele, dar nu trebuie să mă duc la mall, Darusele, mă duc și eu la Peco, foarte frumos, de acolo, ți-au pizza, ți-au de la... Da, de fapt, da, pizza trebuie să-ți aduc la mall, am înțeles, Darusele, acum, domn comandant, șef, gata, acum, gata, s-a făcut totul, rămâneți aici. Mamă, deci nu vine să cred, Darusele, m-a dus să-i cumpăr, bă, dar nu, pe bune, adică eu nu mai cumpăr atâția burgeri, că deja i-am cumpărat burgeri, o să-i cumpăr doar chipsuri sau ce a zis el acolo, că vrea chipsuri, ce a zis el că vrea chipsuri, vezi că te aud, și... Barafale, dar vezi că te aud, Barafale, că las că vezi tu, deci dacă nu cumperi burger, las că o să vezi tu. Bine, Darusele, o să-ți cumpăr burger, hai mă, deja mă și enervează, pe bune, adică să mă duc tot cu asta lui, trebuie să mă duc repede să-i cumpăr, acum trebuie să mă duc direct acolo la Peco, pentru că de la Peco erau chipsuri și milkshake, de acolo pot să iau chipsuri și milkshake, dar aici de la Diner Park, bă, da, chiar, cred că și pizza era pe la Diner, din câte mi-aduc eu aminte, sau nici nu mai știu, nu cred că am comandat niciodată pizza de la Diner, dar o să mă duc să iau și de la Diner, o să iau de peste tot și să sperăm că nu o să fac, adică momentan este chiar totul foarte, foarte bine, adică nu am așteptări prea, adică am așteptări prea mari, dar sper să nu se întâmple nimic, momentan e lejer, dar știți cum e, în timp o să fie din ce în ce mai greu și, da, bună ziua, mă duc să cumpăr și eu ceva, da, aici, ok, ia să vedem, da, pe aici, uita, băi, doar o pungă de chipsuri aici, mamă, deci doar o pungă de chipsuri și pe aici nu e nimic. Milkshake, stai puțin, de ce doar o pungă de chipsuri și milkshake-uri aici, adică nu mai e absolut nimic, ok. Bună ziua, am cumpărat și eu o pungă aceasta de chipsuri, adică mi-o doare și milkshake-ul acesta, cât face, stai puțin că scrie acolo, da, stai puțin să mă uit pe aici, mamă, deci asta, o servietă ambele, ok, bă, dar totuși e cam mult, sincer, dar ok, am descoperit cât costă, vă dau, acum poftiți la revedere, stai puțin că mi-au scăpat banii pe jos, de fapt, știți ceva, v-am dat acolo pe aplicație, pa, haideți să vedem, nu le-am dat nimic, fug acum, le-am zis că le pe aplicație, dar nu le dau nimic, mă, păi cât să-i mai cumpăr și lui Darusel? Mamă, dar acum vrea și pizza, haideți că poate uite de pizza, nu o să-i mai aduc pizza, îi zic că nu a cumpărat, că nu mai era nicăieri, că nu mai era nimic, pentru că chiar sunt curios ce mai are Darusel să-mi aduc, adică ce vrea să-i mai fac astăzi, bă, totuși, adică chiar sunt curios, chiar dacă vrea el să facă rău și mai multe chestii, nu vreau să-i mai aduc atâta chestii, pentru că vreau să mă duc direct să-i aduc cutiile astea și după ce aduc pizza și, adică, mine, nu-i mai aduc pizza, în fine, să înțeleg care este ideea, hai să vedem ce mai are Darusel, să vedem ce face Darusel aici, dacă mai e pe aici, bă, dar Darusel ăsta iar pleacă, mă, nu-mi vine să cred așa ceva. Pă bune, bă, Darusel. Bine, bă, Darusel, nu-ți mai dau nimic, o să iau eu toate chipsurile și toate astea de aici. Adică mi-ar plăcut. Mă, ce s-aude, mă? Bă, cine bate, mă, la clopot acolo? Bă, ce se întâmplă, mă, Darusel? Mă, ce? Bună ziua! Ne dați, nu le dați?
Alo, cine ești? Eu sunt de la The Power Rangers. Ne dați să nu ne dați. Asta nu, nu-ți dau nimic. Ia pleacă de aici, pleacă de aici. Mă, copile, pleacă mă de aici. A trecut Halloween-ul, copile. Acum a fost acum 2 zile. Vii prea târziu, mă, dar ce mă aud așa de lânecou la tine? Dă-ți asta jos. Pleacă de aici, te rog. Pleacă de aici, te rog. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, bă, dar totuși e o zi foarte, foarte ciudată. Dar eu să-l habar n-am unde să o fi dus, pe bune. Adică el mi-a cerut toate astea și el pleacă de acasă. Nu știu ce se întâmplă, vin copii să colinde de Halloween, care Halloween a fost acum 2 zile. Și să face seara, nu să face noaptea ta, mă rog. În fine, haide să vedem, cine copilul? Cine, fetița? Mă prefac că n-am văzut nimic, că nu vreau să mai vină nimeni. Bă, ce faci, bă, băiatul, ce faci? Da? Da, ce mai adică, tu vii la mine așa, tu la mine și popești, bă, un salon, bă, needucatule. Nu vă înțeleg, la revedere, nu e Halloween-ul astăzi, papa, am treabă, papa, la revedere. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, nu mai oameni ciudați, bă, dar unde fi, mă, dar eu să vreau să vină, dar eu să cât mai repede acasă, că deja nu mai spor, lasă că mă pui și eu, mă, joc pe calculator. De fapt, bă, e ok, eu o să fiu, adică nu mai sunt sclavul lui pentru 24 de ore, adică el a uitat de treaba asta, mă pun pe aici, mă joc foarte, foarte frumos pe aici și e totul foarte bine, adică stau aici la calculator, ce e mai frumos dar de atât decât să stau eu la calculator, adică n-am nimic de făcut altceva, dar să nu mai dă pe acasă, pot să plec și eu liniștit pe aici, mă duc, mă joc pe aici, mă uit pe televizor aici foarte, foarte frumos. Bă, Rafale, ce faci? Bă, dar să unde ai fost, mă, până acum, că au venit tot felul de oameni pe aici, hai mă, apoi nu mai vrei chipsuri, nu mai vrei mici cu lemn, mănânc eu, dar să le... Da, am înțeles, ok, dar să ia, poftim asta, dar să le restul cutia de pizza, nu mai era, dar să le... Au venit, fii atent, au venit 2-3 persoane pe la mine, niște colindători, nu știu, dar ce se întâmplă, dar unde ai fost atâta timp? Am fost afară și m-am jucat volleyball. Ah, te-ai jucat volley, ok, bă, atunci nu mai faci nimic astăzi, nu, ok, acum pot să mă duc și eu liniște la mine. Bă, acum, fii cu mine, ok, hai cu mine, soldat, sclav, hai! Da, uitați-vă puțin, dar să le deci, deja, bă, dar e prea rău, sincer, adică faci astea, bă, dar momentan n-a făcut nimic rău, bă, dar să le ce mai e de pregătit, pe bune, adică nu mă aștept la nimic altceva. Urcă, hai, urcă! Gata, ce vrei să fac, mă, dar să le, bă, unde mă duci, bă, îmi zici și mie unde mergem, dar să le, a, nu mă lăsai pe mine un secund, ok, bine, conduci tu, dar să le, că e sclavul meu pentru 24 de ore, asta e tu, dar să le. Șeful conduce! Bine, șeful conduce, da, hai, mă, dar să le, ce căută la Alice? Ok, fiată, vreau să duci la Alice, uite, îți dau acum mainelu și vreau să o cer de soție. Mă, ce să fac, mă, cu zocer de că, bă, dar să le, tu ai nebunit? Nu, băi, bă, Rafael, te fac chestii mai nebune, tu ai ajutat pe bunica mea în căsătorie, bă, păi și e adevărat că mi-ai făcut tu treaba. Ok, hai, da, gata, dar să hai să facem din nou treaba asta și cum vrei să faci treaba asta, dar să le. Păi bă, Rafale, tu ce așa frumos la șici? Alice, te măriți cu mine. Și după vă pupa și tu o să mergi la închisoare. Bă, du-te mă de aici acum, bă, dar bă, doar îi zic, nu fac altceva. Bă, pleacă, dar să dacă nu mai fac nimic, bă, dar să bă, tu ai nebunit de tot. Nu, bă, Rafale, hai, du-te. Bă, du-te mă, de înțeles că dacă nu. Da, dar să le, am înțeles, dar poți să nu mai fii așa. Adică, bă, ți-i rolul prea în serios, dar să le. Adică, ok, am înțeles, facem ideea asta, bă, dar să le, dar nu trebuie să fii așa rău cu mine. Adică, îmi dai astea, eu le fac, dar nu trebuie. Alice, mamă, sper să nu fie acasă, mă. Alice, mamă, unde că nu e nicăieri, mamă. Deci nu e acasă, știți foarte bine. Dar să le. Ce, bă, Rafale, ce? Băi, fur mașina. Bă, vrea ce? Bă, ce? Bă, hai, urcă, bă, Rafa, urcă, fii atent, noi acum e fur mașina. Așa. Și tu zici că tu ai frat-o tot. O să zici că tu ai frat-o. Dar să le, nu mai pui să mai fac chestia aia? Ce? Da, e făcut lui Alice, e făcut? Da, i-am făcut, dar să-i am făcut. M-a dat afară din casă, n-ai văzut că am de-aia ieșit așa repede, dar să le, da, m-a dat afară din casă. Ok, o să întreb. Bine, întreabă, bă, dar să-i, bă, stai puțin. Acum o să dea vina pe, dar să le, ai furat o mașină, lasă că o duc eu înapoi, că tu o să dea vina pe mine, dar să le, o să dea vina pe mine că eu am furat mașina. Ce înseamnă asta? Păi, bă, Rafale, da, parcă ai scăra acasă, nu? Acum adică. Păi da, și ai furat mașina și după dă vina pe mine, că m-am văzut că am venit la ea. Ok, Rafale, acum vreau să vin cu mine, vreau să mergem la freezer, ok? Că vreau să mă tun, că ieri mi-a căzut ghilea, uite. Acum sunt iar el și na, hai. Acum hai, și ce vrei să fac? Vrei să te duc eu să te tun? Bine, mă, Darusele, ok. Acum trebuie să merg să-l tun pe Darusele foarte, foarte frumos și urcă, bă, mai, sclavule, hai, mai repede, sclavule, urcă. Mamă, bă, Darusele, unde mă duci, mă, aici, bă, pe munte, urcăm pe toate. Bă, Darusele, unde mă duci, mă, aici? Bă, Darusele, sunt urși. Bă, Darusele, unde m-ai adus aici? Bă, uite la frizer, bă, uite. Ăsta cum s-a dus, bă, spre ce cum s-a dus? Ia uite, bă, spre ce cum s-a dus? Da, s-a tuns, da, uite, nu mai poate de transpirație, dar să e, bă, Darusele, bă, tu, bă, unde te tunzi, bă, Darusele, cum să te tunzi, mă, aici, mă, tu nu vezi că să nu mai urci pe aici, Darusele, era să mă atace, Darusele, tu, da, uite, să puțin la Darusele, să bate cur și, bă, bune, mă, Darusele, ajută-mă, bă, Darusele, tu, du-te, bă, de prețul, hai, Rafa, urcă, mai repede, urcă,
gata, 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 mamă, cât sur sunt pe aici, mă, ce mai aici, măi, salut, 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 salut. Oho, Darusel, ai revenit în sfârșit, credeam că nu te mai întorci, vrei să te fac chiar chipeș, nu-i așa? Auzi, Darusele. Da, bă, da, nene, da, hai, așa am dau ăstea jos, așa, așa bă, bă, Rafa, pleacă de aici, pleacă, pleacă. Bine, gata, gata, plec, bă, bă, da, bă, ok, stai puțin, că nu, nu, nu e bine, bă, uitați-vă puțin, adică la modul cel mai serios, unde mă cheamă Darusel, de ce mă cheamă Darusel să merg cu el să se tund, adică, bă, 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 a fost o zi liniștită, mie mi-a plăcut totul până acum, adică n-a fost nimic așa rău ce să fac, adică nu mi-a făcut nimic rău, chiar mă așteptam să facă niște chestii mult mai, mult mai brele, adică mi se pare că Alice a făcut chestii mult mai brele, dar e ok, e ok și așa, adică eu mă mulțumesc cu ce s-a întâmplat până acum, acum trebuie să-l aștept pe Darusel pe aici, dar sunt urșii aia pe acolo, trebuie să stau ascuns pe aici, că dacă mă mai văd urșii aia, nu, încă, nu, nu, aolo, sper că termină totuși mai repede, că deja nu mai fac urmă, gata, bă, am terminat, bă, Rafa, ești gata, să vezi ea, 3, 2, 1 și... Ce terminăm, nici nu te-a făcut, Darusele. A, bă, stai, stai, așa, ia să fac o schemă, bam, și schemă, bam, gata, bă, Rafa, are frumos? Mă, Darusele, ce? Dar tu cum te tunzi? Adică, unde ai fost tu acum să te tunzi înapoi? Sau ce aveai, da. Ceva, bă, cap, ce aveai? Nu, bă, Rafale, nu știu, bă, Rafale, aveți o problemă cu ochii, na? Ia zi, bă, Rafale, arăt frumos? Da, dar Darusele, cel mai frumos arăt, de ce? Ok, bă, Rafale, și atent, bă, Rafale. Bă, dar parcă nu mai ești tuns ca data trecută, parcă ești tuns altfel, bă, Darusele. Păi da, bă, Rafale, vezi, bă, dar cum adică, bă, să ai plătit, Darusele, ai plătit cumva? Pleacă și plătește-l, sclavule, ai, du-te și plătește-l. De ce să plătești, mă, Darusele? Ai, e sclavul meu, bă, dacă nu plătești. Alo, bine, gata, 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 acum mă duc să plătesc, da, salut, salut, domn frizer, deci da, l-ai tuns pe Darusel foarte, foarte frumos aici, acum vă aduc eu banii să plătesc pentru el, cât face tunsarea lui Darusel, pe bune, adică, ce faci? Rafa, fugi, Rafa! Da, eu nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă aici, asta cred că e un vis, sincer, adică sper să fie un vis, că dacă nu e un vis, e ceva foarte, foarte nașpa, bă, Darusel? Bă, Rafa, îmi pare rău să-i, bă, Rafa, dar ăsta nu e un vis, de ce? Știi ce, ăsta nu e vis, că o să cazi! Adică nu e un vis! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.